George Simenon. Migret la New York. Capitolul 1. Vaporul trebuie să fie ajuns la controlul sanitar pe la 4 dimineața, iar cei mai mulți dintre pasageri dormeau. Câțiva se treziseră pe jumătate auzind vacarmul făcut de ancoră, dar foarte puțini dintre ei, deși își puseseră în gând să o facă, avuseseră curajul să urce pe punte ca să contemple luminile New Yorkului. Ultimele ore ale călătoriei fuseseră cele mai grele. Chiar și acum, în estuar, la câteva ancabluri de statuia libertății, o hulă puternică legăna nava. Ploua. Cădea o burniță rece, era o umiditate care imprenia totul, făcând să lucească balustradele și pereții metalici, iar punțile să devină întunecate și alunecoase. În momentul opririi motoarelor, mai gret își pusese par de siul gros peste pijama și urcase pe punte, unde câteva umbre umblau de colo-colo cu pași mari, în zigzag, și le vedeai când foarte sus deasupra ta, când foarte jos, de desubt, din cauza tangajului. În timp ce își fuma pipa, privise luminile, precum și alte ambarcațiuni care așteptau sosirea sanitarilor și vameșilor. Nu-l zărise pe Jean Maura trecuse prin fața cabinei sale, unde lumina nu era stinsă și fusese gata să bată la ușă. La ce bun, se întorsese în cabină ca să se bărbierească. Băuse, avea să-și amintească de asta, așa cum îți amintești de detalii fără importanță trăsese un gât din sticla de rachiu de drojdie pe care doamna Maigreti o strecurase în bagaje. Ce se întâmplase după aceea? era prima sa călătorie cu vaporul în America, la 56 de ani, și era foarte mirat că nu se simțea îmboldit de curiozitate, că rămânea insensibil în fața priveliști pitorești. Nava prindea viață. Auzea stewardzi trăgând bagajele pe coridoare și pasagerii sunând unul după altul. După ce termină cu bărbieritul, urcă din nou pe punte, și burnița sub formă de ceață începea să devină lăptoasă, iar luminile păleau în Manhattan, care îi apărea ca un fel de piramidă din beton. Sunteți supărat pe mine, domnule comisar? Tânărul Maura se apropiase de mai gret fără ca acesta să-i audă pașii. Era palid, dar, în dimineața aceea, pe punte, toți erau trași la fată și aveau ochii obosiți. Pentru ce? Știți bine! Eram prea nervos, prea încordat. Și atunci, când oamenii aceia m-au invitat să beau cu ei. Toți pasagerii băuseră prea mult. Era ultima seară. Barul urma să se închidă și mai ales americanii voiau să profite de ultimele băuturi franțuzești. Numai că Jean Maura abia avea 19 ani. Trecuse printr-o perioadă lungă de tensiune nervoasă și se îmbătase repede, se comportase dezagreabil, când plângând, când amenințând. În cele din urmă, pe la două dimineața, Maigret îl dusese la culcare. Fusese nevoit să-l ducă cu forța în cabina lui, unde băiatul protestase, se supărase pe el și îi strigase. Dacă sunteți vestitul comisar Maigret, asta nu înseamnă că puteți să vă purtați cu mine cum v purta cu un copil. Un singur om, Auziți, un singur om pe lume are dreptul să-mi dea ordine, tatăl meu. Acum se rușina de purtarea lui, îi era rău, iar mai greu se văzu obligat să-i alunge stingerea lă, punându-i mâna lui grea pe umăr. Asta, dragul meu, mi s-a întâmplat și mie înaintea ta. Am fost răutăcios, nedrept. Înțelegeți, mă gândeam tot timpul numai la tata. Sigur că da. Mă bucur foarte mult că voi ajunge la el, că știu că n-a pățit nimic rău. Mai își fuma pipa în ploaia măruntă și privea un vas cenușiu, pe care hula foarte puternică îl ridică și îl lăsa să cadă, executând manevre savante ca să acosteze în dreptul scării de bord. Niște ofițeri făceau adevărate acrobați ca să treacă la bordul pachebotului și dispăreau în compartimentul capitanului se deschideau calele. Cabestanele funcționau deja. Pe punte erau tot mai mulți pasageri, iar unii dintre ei, în ciuda luminii slabe, se întăpățânau să facă fotografii. Unii schimbau adrese, promițându-și să se revadă, să-și scrie. Alții, în saloane, completau declarațiile vamale. Angajații de la vamă plecară, vasul cenușiu se depărtă, apoi sosiră două vedete, cu angajații de la imigrație, polițiștii și sanitari. În același timp, în sala de mese era servit micul dejun. În ce moment îl pierduse mai gret din vedere pe Jean Maura? Asta i a fost cel mai greu să-și amintească mai târziu. Se duse să bea o ceașcă de cafea, apoi împărțise bacșișurile. Dăduse mâna cu oameni pe care abia dacă îi cunoscuse. După care așteptase la coadă în salonul de clasa întâi, unde un medic îi pipă izbrațul și se uitase la limba lui, în timp ce alți funcționari examinau actele. La un moment dat, pe punte s-a iscat o busculadă. Cineva îi spuse că erau jurnaliștii, care urcaseră la bord și fotografiau un ministru european și o vedetă de cinema. Un detaliu îi stârni amuzamentul. Unul dintre jurnaliști, care examina împreună cu comisarul de bord lista pasagerilor, zise, cel puțin așa îi se păruse, căci cunoștințele lui în materie de limbă engleză se limitau la cele dobândite în școală. Ia uite, are același nume ca faimosul comisar de la Poliția Judiciară. Unde era Maura în acel moment? Nava, trasă de două remorchere, înaintase spre Statuia Libertății pe care pasagerii o contemplau sprijiniți cu coatele de balustradă. Ambarcațiuni mici și maronii, înțesate de lume ca vagoanele de metrou, treceau tot timpul foarte aproape de navă, oameni de la periferie, care locuiau în Jersey City sau în Hoboken și mergeau astfel la serviciu. Vă rog să poftiți pe aici, domnule Maigret. Pachebotul era tras la cheiul companiei, French Line și pasagerii coborau în șir indian, preocupați să-și recupereze bagajele în holul de la vamă. Unde era Jean Maura? Îl căută. Apoi se văzu nevoit să coboare, pentru că fusese din nou chemat. Își zise că îl va găsi pe tânăr jos, cu bagajele amândurora în față, pentru că aveau aceleași inițiale. Atmosfera nu avea nimic dramatic, nici urmă de nervozitate. Mai gret pășa greoi, istovit de călătoria dificilă pe mare și de sentimentul că greșii se părăsindu-și casa de la meunțărloar. Era perfect conștient că nu acolo îi era locul. În astfel de momente, devenea de obicei nemulțumit, iar oroarea de gloată, de formalități, precum și faptul că înțelegea cu greu ce îi se spunea în engleză îi stricau din ce în ce mai mult dispoziția. Unde era Maura? Îl puneau să-și scoată cheile, pe care avea mânia să le caute la nesfârșit prin toate buzunarele, ca apoi să le găsească exact în locul unde trebuiau neapărat să fie. Nu avea nimic de declarat și totuși trebuia să despacheteze toate pachetele legate temeinic cu sfoară de doamna Maigret, care nu fusese niciodată obligată să treacă vamă. La sfârșit, îl zări pe comisarul de bord. Nu l-ați văzut pe tânărul Maura. În orice caz, nu mai e la bord. Nici aici nu-i. Vreți să întreb." Semăna cu un hol de gară, dar mai trepidant, cu hamali care te loveau cu valizele peste picioare. Maura era căutat peste tot. Trebuie să fi plecat, domnule Maigret. Probabil că a venit cineva să-l ia. Cine să fi venit să-l ia?" din moment ce nimeni nu fusese anunțat de sosirea lui. Era obligat să se țină după hamalul care înhățase bagajele. Nu cunoștea monedele mici pe care îi le dăduse barmanul și nu știa cât să dea bacșiș. Apoi se pomeni pur și simplu împins într-un taxi galben. Hotelul Saint Regis, repetă el de 4-5 ori, până se făcu înțeles. Ce prostie! nu ar fi trebuit să se lase impresionat de acel puști. Pentru că, la urma urmelor, era doar un puști. Iar Maigret se întreba acum dacă domnul Dhokelus era mai serios decât tânărul Maura. Ploua. Taxiul străbătea un cartier murdar, cu case atât de urâte încât îți provoca o senzație de greață. Asta era New Yorkul. Cu 10 zile, nu, cu exact 9 zile înainte, Maigret ședea încă la locul său obișnuit, în cafeneaua Cheval Blanc de la Meung. Și acolo ploua. Pe malurile loarei ploua la fel ca în America. Maigret juca belotă, pe la 5 seara. Oare nu era un funcționar la pensie? Nu se bucura din plin de acel loc retras și de casa pe care o amenajase cu atâta dragoste. O casă cum își dorise toată viața, una dintre acele case de tară unde miroase bine a fructe care se coc, a cosit, a ceară de parchet, fără a mai pune la socoteală tocana care fierbe înăbușit. Și, doamne, ce mai tocană știa să facă doamna Maigret? Din când în când, niște prostănaci îl întrebau, schițând un zâmbet care îl înfuria. Nu te încearcă prea tare nostalgia, Maigret, după ce ar fi fost nostalgic. După holurile mari și reci ca gheața de la poliția judiciară, după antetele care nu se mai sfârșau, după zilele și nopțile petrecute urmărind un ticălos oarecare. Da, era fericit, nu citea nici măcar faptul divers, nici relatarea crimelor din ziare. Iar când Lucas venea să-l viziteze, Lucas, care fusese, timp de 15 ani, inspectorul său preferat, era de la sine înțeles că nu trebuia să se facă nici cea mai mică aluzie la vechea lui îndeletnicire. Juca belotă. Anunța o terță cu atu. Exact în acel moment, chelnerul îi spusese că era chemat la telefon, iar el se ridicase cu cărțile în mână. Tu ești, mai gret. Era vocea soției sale, căci soția să nu se putuse niciodată obișnui să-i spună altfel decât pe numele de familie. E aici cineva care a venit de la Paris ca să-ți vorbească." Și se dusese, bineînțeles, în fața casei staționa o mașină model vechi, bine lustruită, cu un șofer în uniformă la volan. Maigret aruncase o privire în interior și avusese impresia că zărește un bătrân învelit cu un pled. Intrase. Doamna Maigret, ca totdeauna în astfel de cazuri, îl aștepta la ușă. Și îi șoptise, e un tânăr, l-am poftit în salon, în mașina de afară e un domn în vârstă, poate tatăl lui. I-am spus să-l roage să intre, dar mi-a răspuns că nu e nevoie. Și uita așa, jucând el liniștit cărți, se lăsa se prostește dus în America. Mereu aceeași placă de început, cu aceeași nervozitate, cu mâini crispate și priviri scurte cu coada ochiului. Cunosc majoritatea anchetelor dumneavoastră. Știu că sunteți singurul om care, și pe care, și trilili și tralala. Oamenii au în mod invariabil convingerea că drama pe care o trăiesc este cea mai nemaipomenită din lume. Sunt doar un tânăr oarecare. Poate că mă veți lua în râs. Și toți cred că vor fi luați peste picior, deoarece cazul lor este atât de deosebit, încât nimeni nu va putea să-l înțeleagă. Mă numesc Jean Maura. Sunt student la facultatea de drept. Tatăl meu este John Maura. Și ce dacă? Puștanul spusese asta ca și cum întreg universul ar fi trebuit să-l cunoască pe John Maura. John Maura, de la New York. Margaret Mormaiz, trăgând din pipă. Ziarele scriu deseori despre el. E un om foarte bogat, foarte cunoscut în America, scuzați-mă că vă spun asta, dar e necesar ca să puteți înțelege. Și continuase cu o poveste complicată. Iar mai gret căsca, pentru că nu-l interesa câtuși de puțin, gândindu se tot la belota lui, în timp ce își turnă mașina un păhărel de rachiu de drojdie. O auzea pe doamna mai gret agitându se prin bucătărie. Pisica se freca de picioarele lui. Îl zărea prin perdea pe bătrânul domn din mașină, care părea că moțăie. Știți, relația dintre tată și mine nu-i una ca oricare. Numai pe mine mă are pe lume. Numai eu contez, afacerile nu-l împiedică să-mi trimită în fiecare săptămână o scrisoare lungă. Și în fiecare an, în vacanță, petrecem două-trei luni împreună în Italia, în Grecia, Egipt, India. V-am adus ultimele lui scrisori ca să înțelegeți. Să nu credeți, pentru că sunt scrise la mașină, că le-a dictat cuiva. Tata obișnuiește să-și scrie singur scrisorile personale la o mică mașină de scris portabilă. Scumpul meu, tonul era aproape cel folosit față de o femeie iubită. Tăticuțul din America voia să știe totul despre fiul lui, cum o duce cu sănătatea, cum doarme cu cine iese la plimbare, în ce e și chiar ce visează. Se bucura că vor fi împreună în vacanță. Unde vor merge anul acesta? Era ceva foarte tandru, matern și afectuos totodată. Aș vrea să vă conving că nu sunt un tânăr agitat, care își face fel de fel de idei. De vreo șase luni, se întâmpla ceva grav. Nu știu ce, dar am această certitudine. Se simte că tatălui meu îi este teamă, că nu mai e același, că este conștient de un pericol. De altfel, stilul lui de viață s-a schimbat brusc. În ultimele luni, a călătorit permanent, din Mexic în California, din California în Canada, într-un ritm atât de rapid, încât am impresia unui coșmar. mi am zis că nu o să mă credeți. Am subliniat pasajul din scrisori în care vorbește despre viitor cu un fel de spaimă nemărturisită. Veți vedea că unele cuvinte se repetă mereu, cuvinte pe care înainte nu le folosea niciodată, dacă s-ar întâmpla să fii singur. Bacă mi-ai simți lipsa, când vei fi singur, când n-am să mai fiu cu tine. Aceste cuvinte sunt din ce în ce mai frecvente, ca o obsesie, și totuși știu că tata are o sănătate de fier. I am trimis o telegramă medicului său ca să mă liniștesc. Răspunsul lui a fost ironic. Mi a scris că, dacă nu va avea vreun accident, tatăl meu va mai trăi 30 de ani de aici înainte. Înțelegeți! Exact așa spuneau toți, înțelegeți! M-am dus la notarul meu, domnul Dhokelus, pe care îl cunoașteți probabil după marea lui reputație. E un om bătrân, după cum știți, un om cu multă experiență. I am arătat ultimele scrisori și a fost aproape la fel de îngrijorat ca și mine. Iar ieri mi-a mărturisit că tatăl meu i-a cerut să facă niște operațiuni inexplicabile. Domnul Drochelus este reprezentantul tatălui meu în Franța, omul lui de încredere. El era împuternicit să-mi dea toți banii de care aveam nevoie. Numai că tatăl meu, în ultima vreme, i-a cerut să facă donații considerabile unor persoane în viață. Nu ca să mă dezmoștenească, vă spun sincer, căci, prin acte legalizate, s-a convenit că aceste sume îmi vor fi înmânate mai târziu, în mod direct. De ce, din moment ce sunt singurul său moștenitor? Pentru că, nu-i așa? se teme că averea lui nu va putea să mi fie transmisă în mod normal. L-am adus cu mine pe domnul Drochelus. E în mașină. Dacă vreți să vorbiți cu el. Cum să nu fi impresionat de gravitatea bătrânului notar? Iar acesta vorbi se aproape ca și tânărul. Sunt convins, spusese el, cântărindu-și bine cuvintele, că în viața domnului Joachim Maura a avut loc un eveniment important. De ce îi spuneți, Joachim, acesta este adevăratul său prenume? În Statele Unite l-a luat pe cel de John, care e mult mai obișnuit. Sunt și eu convins că se simte amenințat de o primejdie serioasă. Când Jean mi-a mărturisit intenția de a se duce la tatăl său, n-am avut curajul să-l conving să nu plece, dar l-am sfătuit să-și ia drept însoțitor o persoană cu experiență de ce nu vă duceți dumneavoastră? Mai întâi, din cauza vârstei. Apoi, din anumite motive pe care poate că le veți înțelege mai târziu. Am convingerea că la New York este nevoie de cineva experimentat în treburile poliției. Adaug că instrucțiunile pe care le-am primit au fost totdeauna să-i dau lui Jean Maura toți banii pe care ar putea să-mi ceară și că, în condițiile actuale, nu pot decât să aprob dorința lui Dea. Discuția durase două ceasuri, cu glas scăzut, iar domnul Drochelus nu fusese insensibil la rachiul vechi oferit de Maigret. Din când în când, acesta o auzea pe soția lui venind să asculte din spatele ușii, nu din curiozitate, ci ca să vadă dacă putea, în sfârșit, să pună masa. Cu câtă stupoare îl privise când, după plecarea mașinii, mai îi spusese, în fond, nu prea mulțumit de el că se lăsase convins. Plec în America. Ce spui? Iar acum, un taxi galben îl ducea pe străzi necunoscute, printr-o ploaie măruntă care făcea ca peisajul să fie mohort. De ce Jean Maur a dispăruse exact în momentul când ajungeau la New York? Să fi întâlnit pe cineva. Sau în graba de a-și revedea tatăl, își lăsase baltă cu insolentă tovarășul de drum. Străzile deveneau mai elegante. Mașina opri la colțul unui bulevard, despre care Maigret încă nu știa că este faimoasa Fifth Avenue, și un portar se apropie repede de el. Altă încurcătură când să plătească șoferul cu o monedă necunoscută pentru el. Apoi intră în holul hotelului Saint Regis și ajunse la biroul de recepție, unde găsi, în sfârșit, pe cineva cu care se putea înțelege în franceză. Aș vrea să vorbesc cu domnul John Maura. O clipă, vă rog, puteți să-mi spuneți dacă fiul său a sosit. Nimeni n-a întrebat de domnul Maura în dimineața asta. E aici, cu o politețe rece, Recepționerul îi răspunse, ridicând receptorul unui telefon. Îl voi întreba pe secretarul său. Apoi, la telefon. Alo, domnul Mac -Gill. Aici descul. O persoană vrea să-l întâlnească pe domnul Maura. Poftim. Am să-l întreb. Vreți să-mi spuneți numele dumneavoastră, domnule? Maigret. Alo, domnul Maigret. Bine, o clipă. Apoi închise și se adresă lui Maigret. Domnul Mac Gil mă roagă să vă spun că domnul Maura nu primește pe nimeni dacă nu are fixată o întâlnire. Dacă vreți să-i scrieți și să lăsați adresa, are să vă răspundă negreșit. Fiți amabil și anunțați-l pe acest domn MacGill că am sosit din Franța special ca să-l întâlnesc pe domnul Maura și că am lucruri foarte importante să-i transmit. Îmi pare rău domnii s-ar supăra pe mine dacă i-aș deranja din nou. Dar, dacă bine voiți să-i scrieți două rânduri aici, în salon, voi pune un grum să ducă sus biletul dumneavoastră. Maigret era furios. Era supărat mai mult pe el însuși decât pe Mac Gill, pe care nu-l cunoștea, dar pe care începea deja să-l deteste. Așa cum detesta, în bloc și din start, tot ce se afla în jurul lui, holul plin de ornamente aurite, comisionari care îl priveau ironic, femeile drăguțe ce se învârteau de colo-colo, bărbații prea siguri de ei care îl îmbrângeau fără să catadixească să se scuze. Domnule, tocmai am sosit din Franța, însărcinat cu o misiune importantă de către fiul dumneavoastră și domnul Drochelus. Deoarece timpul meu este la fel de prețios ca al dumneavoastră, v-aș rămâne îndatorat dacă ați bine voi să mă primiți imediat. Salutări, Maigret! Îl lăsară să aștepte un sfert de ceas într-un colț și, de furie, fuma se pipă după pipă, deși își dădea seama că nu era locul potrivit. În sfârșit, comisionarul veni după el și urcară amândoi într-un ascensor, apoi îl conduse pe un culoar, ciocăni la o ușă și îl părăsi. Intră! De ce și-l imaginase pe domnul Mac Gilca pe un bărbat între două vârste și cu o mutră respingătoare? Era un tânăr înalt, bine făcut, foarte elegant, care veni în întâmpinarea lui cu mâna întinsă. Scuzați-mă, domnule, dar domnul Maura este asaltat de atât de multe solicitări de tot felul, încât suntem obligați să ridicăm un adevărat baraj în jurul lui. Spuneți că sosiți din Franța trebuie să înțeleg că sunteți. Fostul, mă rog, da, fostul comisar Maigret. Luați loc, vă rog. O țigară de foi. Pe o mobilă se găseau câteva cutii cu havane. Se afla într-o încăpere mare. Era un salon, pe care un birou imens de acajul transforma, fără să-i confere totuși acest aspect, într-un cabinet de afaceri. Maigret refuză Havana și își umplu din nou pipa, privindu-și interlocutorul fără bunăvoință. Ne aduceți, după cum ați scris, vești de la domnul Jean. Dacă îmi dați voie, îi voi vorbi despre asta personal domnului Maura, când veți avea amabilitatea să mă poftiți la el. Mac Gil zâmbi, arătându-și toți dinții, care erau foarte frumoși. Se ved bine, dragă domnule, că veniți din Europa. Altfel ați fi știut că John Maura este unul dintre oamenii cei mai ocupați din New York, că, în acest moment, nici măcar nu știu unde se află și, în sfârșit, că sunt însărcinat cu toate afacerile lui, inclusiv cele personale. Puteți așadar să-mi vorbiți fără reținere și să-mi spuneți. Voi aștepta până când domnul Maura va bine voi să mă primească ar mai trebui să știe și despre ce este vorba. V-am spus, despre fiul său. Având în vedere calitatea dumneavoastră, trebuie să-mi închipui că acesta a făcut vreo prostie. Mai gret nici nu clipi, nu zise nimic, continuând să-și examineze cu răceală interlocutorul. Scuzați-mă că insist, domnule comisar. Presupun că, deși v-ați retras din activitate, după cum am aflat din ziare, vi se spune așa în continuare. Scuzați-mă, spuneam, că trebuie să vă amintesc că aici sunteți în Statele Unite, nu în Franța, și că mânuțele lui John Maura sunt prețioase. Jean este un băiat fermecător, poate puțin cam sensibil, dar mă întreb ce a putut să. Maigret se ridică fără grabă și își luă pălăria pe care o pusese pe covor, alături de scaun. Voi lua o cameră la acest hotel. Când domnul Maura va hotărâ să mă primească. Va fi la New York abia peste vreo 15 zile. Ați putea să-mi spuneți unde se află în acest moment. mi greu. Se deplasează cu avionul și alaltă ieri se afla în Panama. Poate că astăzi a aterizat la Rio sau în Venezuela. Vă mulțumesc. Aveți prietenii la New York, domnule comisar doar câțiva șefi din poliție, cu care mi s-a întâmplat să lucrez. Îmi dați voie să vă invit la prânz. Cred că voi lua prânzul mai curând cu unul dintre ei. Și dacă aș insista, îmi pare rău pentru rolul pe care funcția mă obligă să-l joc și aș vrea să nu fiți supărat pe mine. Sunt puțin mai mare decât Jean și țin foarte mult la el. Nu mi-ați spus nici măcar ce face. Scuze, ni ați putea spune de cât timp sunteți secretarul particular al domnului Maura. Cam de șase luni, adică de șase luni lucrăm împreună, dar îl cunosc de mult timp, ca să nu zic din totdeauna. Mai gret auzi pașii în camera vecină. Mac Gil se schimbă brusc la față. Secretarul ascultă neliniștit pașii care se apropiau, se uită la clanța aurită a ușii dintre cele două încăperi, care se lăsa încet, apoi ușa se deschise. Vin o clipă, jos. O față slabă, nervoasă și un păr încă blond, deși presărat cu fire albe. O privire care se opri asupra lui Maigret, o frunte pe care apăru răcute. Secretarul se repezi, dar noul venit deja se calmase și intră în birou, privindul țintă pe Maigret. Mi se pare, începui el, ca atunci când ai impresia că recunoști pe cineva și încerci să ți amintești. Comisarul Maigret, de la poliția judiciară. Mai exact, fostul comisar Maigret, deoarece m-am retras din activitate de un an de zile. John Maura era mic de statură, sub înălțimea mijlocie, foarte slab, dar înzestrat, după toate aparențele, cu o energie puțin obișnuită. Cu mine doriți să vorbiți. Se întoarse spre Mac fără să aștepte răspunsul. Ce s-a întâmplat, jos? Nu știu, șefule. Comisarul, dacă nu aveți nimic împotrivă, domnule Maura, aș vrea să vă vorbesc între patru ochi. Despre fiul dumneavoastră. Dar nici un mușchi nu trebuie sări pe fața omului care scria scrisori atât de tandre. Puteți vorbi de fată cu secretarul meu. Foarte bine. Fiul dumneavoastră se află la New York. Maigret nu-i scăpa din ochi pe cei doi bărbați. Se înșela. A avut impresia foarte clară că vestea îl impresiona neplăcut pe Mac Gill, în timp ce Maura rămânea nepăsător, exclamând fără convingere. Ah, nu vă miră! Probabil știți că fiul meu este liber să facă ce dorește și nu vă surprinde, totuși, că încă n-a venit să vă vadă. Din moment ce nu știu când a sosit. A sosit azi dimineață, împreună cu mine. În acest caz, ar trebui să știți. Tocmai că nu știu nimic. În îmbulzeala din timpul debarcării și al formalităților, l-am pierdut din ochi. Ultima dată când l-am văzut și i-am vorbit, vasul nostru era la inspecția sanitară. Probabil că a întâlnit niște prieteni. Și John, Maura a lent o havană lungă, marcată cu inițialele sale. Îmi pare rău, domnule comisar, dar nu văd de ce sosirea fiului meu. Ar avea vreo legătură cu vizita mea. Cam la asta mă gândeam și eu. Sunt foarte ocupat în dimineața asta. Dacă îmi dați voie, vă voi lăsa cu secretarul meu, căruia îi puteți vorbi deschis. Scuzați-mă, domnule comisar. Salută scurt, întoarse spatele și dispăru pe ușa pe care intrase. Mac Gil ezită un moment, apoi murmură. „Nu mai o clipă. Și dispăru pe urmele patronului său, închizând ușa. Maigret era singur în birou, singur și deloc mulțumit de el. Auzea șoteli în camera vecină. Tocmai voia să iasă, furios, când secretarul își făcu din nou apariția, sprinten și zâmbitor. Vedeți, dragă domnule, că ați greșit când v-ați ferit de mine. Credeam că domnul Maura e în Venezuela sau la Rio. Celălalt râse și răspunse. Nu vi s-a întâmplat niciodată, pe coai de vreți, unde aveați răspunderi mari, să vă folosiți de o mică minciună ca să scăpați de un vizitator. Vă mulțumesc totuși că mi-ați răspuns cu aceeași monedă. Haideți, nu fiți supărat pe mine. Câte ceasul? 11 și jumătate. Dacă nu aveți nimic împotrivă, voi telefona la desk ca să vi se rețină o cameră, pentru că altfel vă va fi greu să obțineți una. Saint Regis este unul dintre cele mai căutate hoteluri din New York. Vă las să faceți o baie și să vă schimbați și... Dacă doriți, ne reîntâlnim la unul la bar, după care vom lua prânzul împreună. Maigret ar fi fost tentat să refuze și să plece, păstrându-și aerul îmbufnat. Ar fi fost în stare, dacă în seara aceea un alt vas ar fi plecat spre Europa, să se îmbarce la bordul lui, fără să mai cunoască nimic altceva din orașul care îi făcuse o primire atât de dezagreabilă. Alo, Descul, aici... MacGill, alo, da, fiți, vă rog, amabil și rezervați un apartament pentru un prieten al domnului Maura. Da, domnul Maigret, vă mulțumesc. Apoi se întoarse spre comisar. Vorbiți puțin engleza, ca toți cei care au învățat-o la școală și au uitat-o. În acest caz, nu o să vă fie ușor la început. E prima călătorie în Statele Unite. Vă asigur că, în măsura posibilului, voi fi la dispoziția dumneavoastră. În spatele ușii stătea cineva. Probabil John Maura. Mac Gill știa și el asta, dar nu părea să-l incomodeze. Lăsați-vă condus de comisionar, ne vedem mai târziu, domnule comisar. Și poate că Jean Maura își va face apariția la timp ca să ia masa cu noi. Voi cere să vă ducă sus bagajele alt ascensor, un salon, un dormitor, o sală de baie, un băiat de hotel care își aștepta bacșișul și la care mai gret se uita fără să înțeleagă, pentru că rare ori mai fusese atât de năucit, ba chiar atât de umilit în viața lui. Și când te gândești că în urmă cu zece zile juca liniștit belotă cu primarul din Meung, cu doctorul și cu negustorul de îngrășăminte, în sala caldă și totdeauna puțin întunecată de la Cheval Blanc. Capitolul 2 Roșcovanul acela nu era oare un fel de geniu binefăcător. Pe strada 49, la doi pași de Broadway, de luminile și vacarmul bulevardului, coborâse câteva trepte, ca și cum ar fi coborât într-o pivniță, și deschisese o ușă. Peste geamul acelei uși cădea o perdea în pătrățele roșii aceleași pătrățele populare, care amintau de tavernele din Montmartre și de la periferia Parisului, le regăseai pe mese, cum regăseai și teșgheaua și un miros familiar de bucătărie. Patroana Durdulie, cu un aer vag de mahala, îi întrebă. Ce vreți să mâncați, copii? Am stic, ca totdeauna, dar azi am pregătit un cocoș în sos de vin de săți. Demiurgul, sau mai exact capitanul Obrien, zâmbea cu blândețe și parcă cu timiditate. Vezi, îi zise el lui Maigret, nu fără o fărâmă de ironie, New Yorkul nu-i așa cum se crede. Și, în scurt timp, pe masă apăru un vin de bohole autentic, însoțit de friptura de cocoș în sos de vin care aburea în farfurie. Să nu-mi spui, capitane, că americanii obișnuiesc să să mănânce cum facem noi în seara asta. Poate că nu în fiecare zi. Poate că nu toți. Dar, pe legea mea, suntem câțiva care nu strâmbam din nas când e vorba de vechea bucătărie și pot să-ți găsesc o sută de restaurante ca ăsta. Ai sosit azi dimineață. Abia dacă au trecut 12 ore și iată te instalat ca acasă. Acum, povestește mai departe. Acest MacGill. După cum ți-am spus, mă aștepta la barul hotelului Saint Regis. Am înțeles imediat că luase hotărârea să-și schimbe atitudinea față de mine. Abia la șase reușise mai greț să scape de Mac Gill, care se ținuse scai de el toată după amiaza și putuse să-i telefoneze lui O'Brien, de la Poliția Federală, pe care îl cunoscuse în Franța cu câțiva ani înainte, cu ocazia unui caz internațional foarte important. Nu găseai un om mai blând, mai calm ca acel roșcovan înalt, cu o mutră ca de oaie, pe care timiditatea îl făcea încă să roșească la cei 46 de ani ai săi. Îi dăduse întâlnire comisarului în holul de la Saint Regis. Imediat ce acesta adusese vorba de Maura, își condusese colegul într-un băruleț de pe lângă Broadway presupun că nu-ți plac nici uiscaiul, nici cocktailurile. Mărturisesc că dacă s-ar găsi bere, era un local oarecare, cu câțiva bărbați la bar și cupluri de îndrăgostiți la cele 4-5 mese învăluite în penumbră. Oare nu fusese o idee ciudată să-l ducă într-un astfel de loc, unde nu avea ce să caute? Și nu era și mai straniu faptul că Obrien căutase o monedă în buzunar și o strecurase cu gravitate în fanta unui tonomat, care începuse să cânte în surdină o melodie dulce sentimentală. Iar Roșcovanul zâmbise, trăgând cu coada ochiului la el, amuzat. Nu-ți place muzica! Maigret nu avusese încă timp să scape complet de proastă să dispoziție și nu reuși să o ascundă fată de Obrien. Ei, Hai, să-ți spun. Vezi mașina care cântă. Am pus o monedă de 5 cenți în fantă și asta îmi dă dreptul să ascult o melodie care ține cam un minut și jumătate. Există câteva mii de mașini de acest fel în barurile, braseriile și restaurantele din New York. Există zeci de mii în celelalte orașe din Statele Unite, până și în satele cele mai depărtate. Chiar în acest moment, în clipa în care vorbim, cel puțin jumătate dintre aceste instrumente, care ție ți se par barbare, funcționează. Cu alte cuvinte, oamenii pun fiecare câte 5 cenți, ceea ce înseamnă 5 cenți în mulțiți de mii de ori, ceea ce face. Dar nu sunt prea tare în calcule. Și știi la cine se duc toți acești nickels, cum le spunem noi. La amicul tău John Maura, mai cunoscut în Statele Unite sub numele de Little John, din cauza staturi sale. Și Little John a instalat instrumente identice, asupra cărora deține într-un fel monopolul, în majoritatea republicilor sud-americane. Înțelegi acum că Little John e un personaj foarte important. Mereu acea frântură abia perceptibilă de ironie, astfel încât Maigret, care nu era obișnuit cu așa ceva, se întreba dacă interlocutorul său era naiv sau râdea de el. Acum, putem să mergem la cină ca să-mi spui toată povestea. În acest moment stăteau la masă, la căldură, în timp ce vântul bătea afară în rafale atât de puternice, încât trecătorii mergeau aplecați în față, bărbații alergau după pălării, iar femeile trebuiau să-și țină lipite rochiile de corp cu amândouă mâinile. Fortuna, probabil cea pe care mai gret o îndurase pe mare, ajunsese pe coastă și bântuia întreg New Yorkul. firme se desprindeau din când în când, din înaltul clădirilor cădeau tot felul de lucruri, chiar și taxiurile galbene păreau că își croiesc ca nevoie drum prin tăria vântului. Totul începuse exact după prânz, când Cemac Gil și mai gret ieșau de la Saint Regis. Îl cunoști pe secretarul lui Maura. Îl întrebă el acum pe Obrien. Nu în mod deosebit. Vezi, dragul meu comisar, la noi poliția nu e ca în Franța. De altfel, regret acest lucru, căci sarcina noastră ar fi mult mai ușoară. Avem un simț foarte profund al libertății individuale și, dacă mi-aș permite să culeg informații, chiar și discret, despre un domn căruia nu am nimic precis să-i reproșez, aș ajunge într-o situație foarte neplăcută. Iar Little John, mă grăbesc să-ți spun asta, nu-i un gangster. Este un om de afaceri foarte important și respectat, care închiriază cu anul un apartament somptuos la Saint Regis, unul dintre cele mai bune hoteluri de la noi. Prin urmare, n-avem de ce să ne ocupăm de el și de secretarul lui. Cerost avea acel zâmbet vag și totuși malițios, care părea că aduce un fel de restricție cuvintelor rostite. Pe mai gret îl cam enerva. Se simțea străin și, ca orice străin, avea repede impresia că ceilalți îl iau peste picior. Nu sunt un cititor de romane polițiste și nu mă așteptam să găsesc America plină de gangsteri, replică el puțin cam înțepat. Dar să revenim la acest Mac Gil care, în pofida numelui, mi se pare că e de origine franceză. Iar celălalt îi răspunse cu aceeași blândețe exasperantă. La New York, e greu să găsești originea exactă a oamenilor. Spuneam că, încă de la aperitiv, a depus toate strădaniile să se arate tot atât de prevenitor pe cât de nesuferit a fost dimineață. M-a anunțat că încă nu aveau nici o veste despre tânărul Maura, că tatăl său nu e încă îngrijorat, deoarece presupune că motivul dispariției sale ar fi o femeie, și mi a pus întrebări despre pasageri. Adevărul este că Jean Maura, în timpul călătoriei, a părut tulburat de una dintre călătoare, o chiliangă tânără, care trebuie să se îmbarce mâine spre America de Sud la bordul unui vas al companiei Grace Line. La majoritatea meselor se vorbea franțuzește și patroana trecea de la un client la altul, cu o familiaritate în care se simțea un strop de vulgaritate, ca să întrebe, cu un plăcut accent ca la Toulouse. Vă simțiți bine, copii? Cum v-a plăcut friptura de cocoș? Și pe urmă, dacă vă dă inima ghes, am o prăjitură cu cremă de cafea făcută de noi. Prânzul fusese cu totul altfel, în marea sală de mese de la Saint Regis, unde Mac Gilles saluta o mulțime de oameni. În același timp, manifestă o mare solicitudine față de Maigret, căruia îi vorbea necontenit. Ce mai spusese? Că John Maura era un om foarte ocupat, cu un caracter destul de original, un om care avea oroare de chipuri noi și era suspicios față de toată lumea. Cum să nu fi fost surprins dimineață, când văzuse sosind la el un personaj ca Maigret? Nu-i place ca alții să se ocupe de treburile lui, Înțelegeți. Mai ales când e vorba de treburi de familie. Uitați, sunt sigur că își adoră fiul, și totuși nu-mi spune o vorbă despre asta, mie, care sunt colaboratorul său cel mai apropiat. Unde voia să ajungă, era ușor de ghicit, era evident că încerca să afle de ce traversase mai gret Atlanticul împreună cu Jean Maura. Mac Jill continuase. Am avut o discuție lungă cu șeful meu. Mi-a cerut să-i obțin informații despre fiul lui. Puțin mai târziu mă întâlnesc, chiar aici, cu un detectiv particular pe care l-am mai folosit și pentru alte treburi mărunte, un om impresionant, care cunoaște New York-ul aproape la fel de bine pe cât cunoașteți dumneavoastră Parisul. Dacă vă surâde... Puteți veni cu noi și m-ar să nu-l găsim pe băiat chiar în seara asta. Maigret îi povestea acum toate acestea capitanului O'Brien, care îl ascultă în timp ce mânca cu o încetineală puțin cam enervantă. Într-adevăr, un bărbat ne aștepta în hol când am ieșit din sala de mese. Știi cum îl cheamă? Mi-a fost prezentat, dar mărturisesc că nu i-am reținut prenumele. Bill? Da, Bill îl cheamă. Am văzut atâția oameni astăzi, cărora Mac îi se adresa cu numele mic, încât mărturisesc că m-am zăpăcit puțin. Iar acel zâmbet. O să te deprinzi. E un obicei american. Cum arată acest Bill? Destul de înalt, destul de solid. Cam la fel ca mine de corpolent. Cu nasul turtit și cu o cicatrice la bărbie. O îl cunoștea mai mult ca sigur, căci clipi ușor, dar nu spuse nimic. Am luat un taxi și ne-am dus până la docurile companiei French Line. Era chiar în toiul furtunii. Vântul nu apucase încă ploaia, care te lovea în rafale de fiecare dată când ieșai din taxi. Bill conducea operațiunile meste când energic Kewing Boom, cu pălăria dată puțin pe ceafă, ca în filmele cele mai tradiționale. De fapt, Oare își scosese măcar o dată pălăria toată după amiaza? Probabil că nu. Poate că, la urma urmelor, era el. Se adresa cu aceeași familiaritate oamenilor, vameși, stewards sau angajații ai companiei, se așeza pe câte un colț de masă sau de birou și rostea câteva fraze cu același accent tărăgănat. Și chiar dacă Maigret nu înțelegea ce spune, pricepea ajuns ca să constate că era o treabă bine făcută, o adevărată treabă de profesionist. Mai întâi vamă, bagajele lui Jean Maura fusese luate. La ce oră? Se căuta în fise, cu puțin înainte de amiază. Nu, nu fusese expediate în oraș de către una dintre companiile care fac acest gen de transporturi și ale căror birouri se aflau în hol. Prin urmare, Fuseseră luate cu taxiul sau cu o mașină particulară. Persoana care luase bagajele avea și cheile. Venise chiar Jean Maura după ele. Nu se putea ști. În dimineața aceea trecuseră pe acolo câteva sute de călători, iar alții încă mai veneau să-și ia bagajele din vamă. Apoi stătuseră de vorbă cu comisarul vasului. Fusese o senzație ciudată să urce la bordul unei nave fără călători, să o găsească pustie după ce o cunoscuse în plină efervescență și să asiste la marea curățenie și la pregătirile pentru o nouă cursă. Nu exista nicio îndoială. Maura părăsise nava și înmânase documentele la plecare. La ce oră? Nimeni nu și mai amintea. Probabil printre primii, când fusese înghesuala mai mare. Stewardul acesta își amintea foarte bine că, pe la opt dimineața, la puțin timp după sosirea poliției și a sanitarilor, tânărul Maura îi dăduse bacșișul. Iar stewardul, în acel moment, îi așezase valiza de mâna lângă scara de bord. Nu, tânărul nu era deloc nervos. Doar puțin obosit. Probabil că îl durea capul, pentru că luase o aspirină. Tubul gol rămăsese pe policioara din sala de baie. Imperturbabilul Bill, cu guma lui demestecată exasperantă, îi trăgea mereu după el. La French Line, pe Fifth Avenue, se sprijinise cu coatele de tăblia de acaju și studiase cu meticulozitate lista pasagerilor. Apoi, dintr-un drugstore, telefonase la poliția portului. Mac Gill devenea nervos, asta fusese impresia lui Maigret. Nu voia să se vadă, dar, pe măsură ce demersurile se derulau, era evident că își pierdea răbdarea. Ceva nu era în regulă, ceva nu se potrivea, pe semne, cu ceea ce prevăzuse, căci, din când în când, schimba cu bil o privire rapidă. Iar acum, în timp ce comisarul îi povestea toate aceste căutări capitanului O'Brien, americanul devenea și el mai grav și rămânea uneori cu furculița în aer, uitând să mai mănânce. Au găsit numele tinerei din Chile pe lista pasagerilor și au reușit să afle numele hotelului la care a tras în așteptarea vasului. E un hotel de pe strada 66. Ne-am dus acolo. Bill a stat de vorbă cu portarul, cu angajatul de la desk, cu băieții de la ascensoare, dar n-a descoperit nici urmă de Jean Maura. Atunci, Bill i-a dat șoferului adresa unui bar, aproape de Broadway. Pe drum, i a vorbit lui Mac Gil destul de repede ca să nu pot înțelege nimic. Am reținut numele barului, donchi Bar. De ce zâmbești? Așa, răspunse fără grabă capitanul. În fond, în prima zi petrecută la New York, ai umblat nu glumă. Ba chiar ai făcut cunoștință cu Donk Bar, ceea ce nu-i rău deloc. Ce părere ți-a făcut? mereu aceeași impresie că era luat peste picior, amical, dar tot luat peste picior se numea. Leit ca într-un film american. Bombă în el. O sală lungă și plină de fum, o teșdea interminabilă, cu inevitabilele taburete și cu sticle multicolore, cu un barman negru și altul chinez, cu tonomat și distribuitoare automate de țigări, de gumă de mestecat și de alune prăjite. Toți de acolo se cunoșteau sau păreau să se cunoască. Toți se adresau unul altuia cu Bob, Dick, Tom, Tony, iar două-trei femei păreau că se simt acolo la fel de bine ca bărbații. Barul ăsta, zise mai gret, pare a fi locul unde își dau întâlnire un anumit număr de jurnaliști și de oameni de teatru. Americanul murmură, zâmbind, oarecum, detectivul nostru voia să întâlnească un reporter, un cunoscut de al lui. Individul se ocupă de sosirea navelor și ar fi trebuit să fie dimineață la bord. Și chiar ne-am întâlnit cu el, dar era bit mort sau aproape. Mi s-a spus că așa e el de obicei, de pe la 3-4 după amiaza. Îi știi numele. Vag, parcă Parson. Jim Parson, dacă nu mă înșel. Are un păr cânepiu, ochii roșii și pete de nicotină de jur împrejurul buzelor. Degeaba pretinsese capitanul Obrien că poliția americană nu avea dreptul să se ocupe de oamenii care nu au nimic pe conștiință, pentru că, lucru ciudat, la fiecare nume pronunțat de mai gret, la fiecare nouă descriere a unui individ, Roșcovanul părea că îl cunoștea foarte bine. De aceea, comisarul nu se putu abține să nu remarce. Ești sigur că poliția de la voi e chiar atât de diferită de a noastră? Foarte diferită. Ce a spus Jim? N-am înțeles decât frânturi de fraze. Așa beat cum era, a părut foarte interesat. Trebuie spus că detectivul l-a împins într-un colț și i-a zis vreo două, ținându-l bine lipit de perete. Jurnalistul promitea, încerca să-și amintească. Apoi a intrat, clătinându se în cabina telefonică și l-am văzut, prin geam, cerând patru numere diferite. În acest timp, Mac Gill îmi explică, înțelegeți, de la jurnaliști aflați la bord avem cele mai mari șanse să aflăm ceva. Oamenii ăștia sunt buni observatori. Cunosc pe toată lumea. Numai că Jim Parson a ieșit plouat din cabină și s-a repezit la un whisky dublu. A rămas să se informeze în continuare. Dacă o face tot prin baruri, cred că la ora asta e pulbere, pentru că n-am văzut în viața mea pe cineva să mai dea pe gât pahare cu alcool în ritmul ăsta. O să mai vezi și altele. Pe scurt, dacă înțeleg bine, Jos Mac Gilții s-a părut, în după amiaza asta, foarte dornic să-l găsească pe fiul patronului său. Deși dimineața nici nu voia să audă de el. O'Brien arăta totuși destul de preocupat. Ce ai de gând să faci? Mărturisesc că mi-ar părea bine să-l găsesc pe puști. Și am impresia că nu ești singurul. Ai o idee? Nu-i așa. Îmi aduc aminte, dragul meu comisar, de vorbele pe care mi le-ai spus la Paris, în una dintre discuțiile noastre de la Braseria Daufine. Mai ții minte, de discuțiile noastre, da, dar nu de ce zici că ți-am spus. Îți pusesem aproape aceeași întrebare pe care mi-ai pus-o acum și mi-ai răspuns, trăgând din pipă, eu n-am niciodată idei. Ei bine, dragul meu mai gret, dacă îmi dai voie să-ți spun așa, sunt și eu ca tine, cel puțin în acest moment, ceea ce dovedește că toate polițiile din lume au unele puncte comune. Nu știu nimic, nu cunosc nimic sau aproape nimic, în afară de ceea ce știe toată lumea, despre afacerile lui Little John și despre anturajul său. Nu știam nici măcar că are un fiu. Și, pe lângă toate astea, fac parte din Poliția Federală, care se ocupă doar de unele delicte foarte clar determinate. Cu alte cuvinte, dacă aș face greșeala să-mi bag nasul în povestea asta, aș avea toate șansele să fiu chemat la ordine într-un mod foarte sever presupun că nu un sfat dorești de la mine. Mai gret mormăi, aprinzându-și pipă. Nu, pentru că, dacă ar fi vorba de un sfat, ți-aș spune așa, soția mea este în acest moment în Florida, suportă cu greu iarnă la New York. Așadar, sunt singur, căci fiul meu este și el plecat la universitate, iar fiica mea s-a măritat acum doi ani. Așa că am mai multe seri libere. Le pun la dispoziția ta ca să-ți arăt puțin orașul, cum ai făcut și tu pentru mine mai de mult la Paris. Iar povestea asta Cum ziceți voi? Stai puțin. Nu, să nu-mi sufli. Am reținut câteva expresii de ale tale și le spun deseori colegilor mei. A, da, povestea asta la altă o baltă. Știu foarte bine că nu o să faci asta. Așa că, dacă te trage inima, ai să poți veni din când în când să schimbăm o vorbă. Nu pot împiedica un om ca tine să-mi pună întrebări, nu. Și sunt unele întrebări la care e greu să nu răspunzi. Uite, de exemplu, sunt sigur că ai vrea să-mi vezi biroul. Îmi aduc aminte de biroul tău, cu ferestre care dădeau spre Sena. Ferestrele biroului meu dau mai prozaic, spre un zid mare și negru și spre un parc auto. Recunoaște că rachiul e excelent și că acest mic bistro, cum se spune la voi, este destul de plăcut. Apoi fusese nevoie, ca în unele restaurante de la Paris, să felicite patroana și chiar pe bucătar, care fusese adus din bucătărie, să promită că vor mai veni, să bea un ultim pahar și, în sfârșit, să semneze într-o carte de aur destul de unsuroasă. Puțin mai târziu, cei doi bărbați urcară într-un taxi și capitanul îi dădu șoferului o adresă. Fiecare își fuma gânditor pipa pe bancheta din spate. Urma o tăcere destul de lungă. Ca din întâmplare, amândoi deschiseră gura în același moment și se întoarseră unul spre celălalt, zâmbind de această coincidență. Ce voiai să spui?" Dar tu, probabil că același lucru ca și tine. Voiam să spun, începu americanul, că Mac Jill, după câte mi-ai povestit, nu dorea deloc să-l întâlnești pe patronul lui. Exact la asta mă gândeam. Și totuși, împotriva așteptărilor mele, Little John nu mi s-a părut mai nerăbdător decât secretarul lui să afle vești despre fiul său. Ai prins ce vreau să spun. Și apoi Mac Gill s-a străduit sau s-a prefăcut că se străduiește să-l găsească pe tânăr. Și tot el nu mai știa cum să se poarte cu mine. Mi-a spus că îmi va telefona mâine dimineață, ca să-mi comunice ce a mai aflat. Știe că ne întâlnim în seara asta. Nu i-am suflat o vorbă. Dar bănuiește, nu că te-ai întâlnit cu mine, ci cu cineva din poliție ținând seama de relațiile pe care le-ai avut cu poliția americană, e inevitabil. Și, în acest caz, în acest caz, nimic, am ajuns. Intrară într-un imobil mare și, câteva clipe mai târziu, ascensorul îi lăsă pe un culoar cu uși numerotate. O'Brien descuie una și răsuci comutatorul. Stai jos, îți voi arăta altă dată birourile, căci... La ora asta, mă tem că nu va fi în avantajul lor. Îmi dai voie să te las singur câteva minute. Cele câteva minute se transformară într-un lung sfert de oră, iar în tot acest timp mai gret constată cu surprindere că se gândea doar la Little John. Era ciudat, căci nu-l văzuse decât câteva clipe. Discuția lor fusese, în fond, destul de banală. Și totuși, Comisarul constată brusc că Maura îi făcuse o impresie puternică. Îl revedea, mic și slab, îmbrăcat cu o corectitudine aproape excesivă. Fața lui nu avea nimic care să iasă în evidență. Atunci ce îl frapase pe Maigret, era ceva care nu-i dădea pace. Făcu un efort să rememoreze și cele mai mici gesturi ale acelui om mic de statură, slab și nervos. De dată, își aminti de privirea lui, mai ales de prima privire, când Maura nu se știa încă observat, când între deschisese ușa salonului. Little John avea ochi reci. Lui mai greti ar fi fost foarte greu să explice ce înțelegea prin aceste cuvinte, dar el știa. De patru-cinci ori în viață întâlnise oameni care aveau ochi reci, acei ochi care te pot privi fără să stabilească niciun contact uman, fără să se simtă acea nevoie pe care o are orice om, să comunice cu semenul său. Comisarul îi vorbise despre fiul lui, despre puștiul căruia îi trimitea scrisori la fel de tandre ca unei femei iubite, iar Little John se uitase la el fără curiozitate, fără emoție, ca și cum s-ar fi uitat la un scaun sau la o pată de pe perete. Te ai supărat că te-am lăsat singur atât de mult timp? Nu, căci am făcut o descoperire. A, am descoperit că Little John are ochi reci. Maigret se aștepta la un nou zâmbet din partea confratelui său american. Și se pregătea să întâmpine aproape cu agresivitate acest zâmbet. Dar capitanul Obrien îl privi cu gravitate. E neplăcut, rosti el. Și ai fi zis că între ei avusese loc o lungă discuție. Între cei doi apăruse brusc ceva care semăna cu o îngrijitoare împărtășită. O brien întinse o cutie cu tutun. Îl prefer pe al meu, dacă nu te superi. Își aprinseră pipele și rămaseră iar tăcuți. Biroul era banal și destul de gol. Doar fumul celor două pipe îi conferea o aparență de intimitate. Presupun că, după călătoria ta agitată pe mare, ești obosit și vrei să te culci. Altfel, Nia îi propune altceva. Pur și simplu, să mergem să luăm un night cap, adică o scufie de noapte, tradus cuvânt cu cuvânt. Altfel spus, un ultim pahar de whisky. De ce îl mai adusese la biroul lui, unde îl lăsase singur un sfert de oră? Nu ți se pare că aici e cam frig? Mergem unde vrei. Am să te las lângă hotel. Nu, n-am să intru. Prezența mea acolo i-ar îngrijora pe cei de la desk. Dar știu un băruleț, alt băruleț, cu un tonomat într-un colț și un șir de bărbați cocoțați la bar, singuri, bând cu o încăpățânare posacă. Încearcă totuși un whisky înainte de culcare. Vei vedea că nu e chiar atât de rău pe cât îți închipui. Și mai are și avantajul că îți pune rinichii în mișcare. Apropo, Maigret înțelese că O'Brien ajunsese, în sfârșit, la subiectul acelei ultime plimbări nocturne. Închipuieți că, adineauri, pe culoare, am întâlnit un coleg de serviciu. Și, ca din întâmplare, ni-a vorbit de Little. John, vreau să-ți spun că nu am mai avut de-a face cu el oficial. Nici acest coleg și nici altul dintre noi. Înțelegi. Te asigur că respectarea libertății individuale este un lucru foarte frumos. Când vei înțelege asta, vei mai avea foarte puțin ca să înțelegi America și pe americani. Uite, un om intră la noi, un străin, un emigrant. Voi, europenii, vă indignați sau râdeți de noi pentru că îi punem o mulțime de întrebări scrise, pentru că îl întrebăm, de exemplu, dacă suferă de tulburări mentale sau dacă a venit în Statele Unite cu intenția de a atenta la viața președintelui Republicii. Și cerem semnătura lui pe această declarație, care vouă vi se pare aiurită. Numai că, mai târziu, nu-l mai întrebăm nimic. Formalitățile de intrare în Statele Unite poate că au fost lungi și tipicare, dar cel puțin, după terminarea lor, omul nostru este complet liber, Înțelegi. Atât de liber, încât, cu excepția cazului în care ucide, fură sau violează, nu mai avem dreptul să ne ocupăm de el." Ce spuneam? Erau momente când mai gretii ar fi tras o palmă, din cauza acelei false candori, a acelui umor căruia nu se simțea în stare să-i prindă nuanțele." A, da. Un exemplu. Maia Dineauri, chiar colegul meu," în timp ce ne spălam pe mâini, îmi istorisea o poveste. În urmă cu vreo 30 de ani, doi bărbați au coborât de la bordul unui vapor venind din Europa, așa cum ai făcut și tu în dimineața asta. La vremea aceea, debarcau mai mulți decât astăzi, pentru că aveam nevoie de mână de lucru. Veneau în calele vapoarelor, pe punte. Veneau mai ales din Europa Centrală și de Est. Unii erau atât de murdari, atât de plini de păduchi, încât serviciile noastre de imigrare erau obligate să pună pe ei furtunul de apă. Pun prinț că mai ei un nightcap. cap. Maigret era prea interesat ca să-i treacă prin minte să refuze și se mulțumi să-și umple din nou pipa și să se tragă puțin înapoi, pentru că vecinul lui din stânga îi băgase un cot în coaste. Erau oameni de tot felul și au avut sorți diferite. Unii dintre ei sunt astăzi mari magnați la Hollywood. Pe alții îi găsești la Sing Sing, dar sunt și unii care au ajuns în birourile guvernului, la Washington. Trebuie să recunoști că suntem cu adevărat o țară foarte mare dacă asimilăm astfel pe oricine vine la noi. Să fi fost de vină uiscaiul. Maigret începea să-l vadă pe John Maura nu ca pe un bărbat mic de statură, nervos și voluntar, ci ca pe un simbol al asimilării americane despre care interlocutorul său îi vorbea cu o voce blândă și tărăgânată. Așadar, colegul meu mi-a povestit. Dăduse pe gât trei sau patru uiscaiuri. Mai băuse deja rachiu, iar înainte de rachiu, două sticle de vin, iar înainte de vin, câteva aperitive. GNG. de asta își aminti cel mai bine când se pierdu în patul adânc din apartamentul său prea somptuos de la Saint-Regis. Doi francezi, pe vremea când se purtau guleretari cu vârfurile răsfrânte, manșete scrobite și pantofi de lac, doi francezi foarte tineri, cărora abia le dădu să rătule ele și veneau în America fără un sfanț în buzunar, plini de speranță, unul cu o vioară sub braț, altul cu un clarinet. Care dintre ei avea clarinetul? Nu reușea să-și mai amintească. în cel cu mutră de oaie, Obrien cel malițios ca o maimuță îi spusese care. Cel cu vioară trebuie să fi fost Maura. Și amândoi erau originari din Bayonne sau din împrejurimi. Și amândoi aveau cam 20 de ani. Semnaseră o declarație referitoare la președintele Statelor Unite, am s că nu-l vor asasina. Ciudat om și capitanul Obrien. Îl aducea într-un băruleț ca să-i povestească toate astea, cu aerul că nu era cu nimic implicat, ca și cum ar fi flecărit despre niște lucruri complet străine de meseria sa. Pe unul îl chema Joseph, iar pe celălalt, Joachim. Așa mi-a spus colegul meu. Să știi că nu trebuie să dai prea multă crezare la tot ce se spune. Pe noi, cei de la Poliția Federală, treburile astea nu ne privesc. Era epoca șantanurilor, aceea ce voi numiți la Paris, baluri populare. Și, ca să-și câștige pâinea, deși amândoi făcuseră conservatorul, deși aveau impresia că sunt mari muzicieni, au organizat un număr comic cu numele de JNG. Joseph și Joachim fiecare dintre ei speră să facă într-o zi o carieră de virtuos sau de compozitor. Prietenul meu mi-a explicat toate astea. Evident, lucruri fără importanță. Dar eu știu că te interesezi de personalitatea lui Little John. Acum cred că nu el era clarinetistul. Barman. Încă un rând. Oare căpitanul O'Brien era beat? J&J, repeta se el. Pe mine mă cheamă Michael. Să știi că poți să-mi spui Michael. Asta nu înseamnă că îți voi spune Jules, fiindcă știu că ăsta e prenumele tău, dar nu-ți place. Ce mai spusese în seara aceea? Nu cunoști Bronxul, mai gret. Va trebui să cunoști Bronxul. E un loc pasionant. Nu frumos, dar pasionant. N-am avut timp să te duc pe acolo. Știi, suntem foarte ocupați. Findley. Strada 169 Ai să vezi, e un cartier ciudat. Se pare că, exact în fața casei, mai există și astăzi prăvălia unui croitor. Vorbărie Flecăreală de-a colegului meu și mă întreb de ce mi-a vorbit de toate astea, pentru că pe noi nu ne privește. J&J Făceau un număr jumătate comic, jumătate muzical, prin cafenele. Șantanuri cum se spunea pe atunci. Și ar fi foarte interesant de știut care era comicul. Nu crezi? Poate că Maigret nu era obișnuit cu uiscaiul, dar era și mai puțin obișnuit să fie luat drept un copil, astfel că simți cum îl cuprinde furia când văzu un grum când cu el în ascensorul de la Saint Regis și asigurându-ți, cu prea mare solicitudine, că nu ducea lipsă de nimic, înainte de a se retrage. Altă manevră de-a lui Obrien cel cu mutră de oaie și zâmbet peste poate de ironic. Capitolul 3 Maigret dormea și se visă în adâncul unui puț peste deschizătura căruia se aple ca un roșcovan enorm, zâmbind și fumând un trabuc imens, de ce un trabuc? Când o sonerie perfidă, răutăcioasă, stârni la început câteva încruntături pe fața sa, la fel cum briza dimineții încrețește suprafața liniștită a unui lac. De două ori, întreg corpul se legănă dintr-o parte într-alta, trăgând după el cuverturile și, în sfârșit, un braț se întinse și apucă lent carafa, apoi găsi telefonul, iar o voce bombăni. Alo! Ridicat în capul oaselor, dar prost așezat, căci nu avusese timp să aranjeze pernă și era obligat să țină în mână afurisitul de receptor, avea deja o certitudine, o certitudine umilitoare, în ciuda discursurilor, probabil ironice, ale căpitanului Obrien despre calitățile diuretice ale uiscaiului, îl durea capul. Da, mai gret. Cine e la telefon? Cum? Era Mac Jill și nu era deloc plăcut nici faptul că fusese trezit de un tip față de care nu avea nicio simpatie. Mai ales că celălalt își dădea seama, după voce, că Maigret se afla încă în pat și își permitea să-i spună. Pun prinț oare că v-ați culcat târziu. Măcar, ați petrecut o seară plăcută. Maigret căuta cu privirea ceasul, pe care avea obiceiul să-l pună pe noptieră și care acum nu se afla acolo. Până la urmă zări un ceas electric prins în perete și făcu ochii mari constatând că arăta ora 11. Domnule comisar, Vă telefonez din partea patronului meu. Ar fi încântat dacă ați putea să treceți pe la el în această dimineață. Da, chiar acum. Adică după ce vă faceți toaleta. Atunci, ne vedem puțin mai târziu. Vă amintiți etajul, nu-i așa? 7. La capătul culoarului B. Ne vedem. Căută peste tot butonul unei soneri, ca în Franța, ca să cheme chelnerul, valetul de cameră, pe oricine, dar nu găsi nimic asemănător și un moment a avut impresia că era pierdut într-un apartament ridicol de mare. Se gândi apoi la telefon și se văzu nevoit să repete de trei ori într-o engleză aproximativă. Aș vrea micul dejun, domnișoară. Da, micul dejun. Cum? Nu înțelegeți. Cafea. Ea îi spunea ceva, însă Maigret nu reușea să priceapă. Vă cer micul dejun, Ii se păru că întisese, dar îi dăduse legătura în altă parte, căci o altă voce zise: Rum-service. Era foarte simplu, evident, dar mai trebuia să și știe asta și, pe moment, a avut caz pe întreaga Americă pentru că nu-i trecuse prin minte ideea elementară să instaleze butoane de sonerie în camerele de hotel. Culmea, se afla în baie când auzi bătăi în ușă și degeaba răcni, intră, că bătăile în ușă continuau. Se văzu nevoit, așa ud cum era, să îmbrace halatul de casă și să se ducă să deschidă, pentru că înguia se ușa. Ce aștepta chelnerul? Aha, trebuia să semneze o fisă. Și mai ce? Căci celălalt aștepta în continuare, iar mai gret înțelese în cele din urmă că omul își voia bacșișul. Și hainele lui erau grămadă pe podea. După o jumătate de oră, când bătea la ușa apartamentului lui Little John, Maigret era enervat la culme. Îl primi Mac Jill, la fel de elegant, pus la patru ace, dar inspectorul a avut impresia că nici el nu dormise prea mult. Intrați! Luați loc o clipă! Mă duc să-l anunț pe patron că ați venit! Se simțea că e preocupat. Nu se mai ostenea să-și manifeste solicitudinea nu-i mai acorda atenție lui Maigret, iar când ieși din încăpere, lăsă ușa larg deschisă. A doua încăpere prin care trecea era un salon. Urma apoi o cameră foarte mare. Mac Gilmer merse mai departe și, în sfârșit, bătu la o ușă. Maigret nu a avut timp să vadă prea bine. Totuși, după șirul de camere luxoase, îl frapă ceva, o impresie de sărăcie. Abia mai târziu se gândi la asta și se strădui să reconstituie spectacolul a avut un moment în fața ochilor. Ar fi jurat că ultima cameră în care intrase secretarul semăna mai mult cu o cameră de servitor decât cu o cameră de la Saint Regis. Oare Little John nu stătea în fața unei mese din lemn alb și nu un pat de fier zărea mai gret în spatele lui? Cei doi bărbați schimbară câteva cuvinte cu blas scăzut, apoi porniră unul în spatele celuilalt. Little John, la fel de nervos, cu mișcări hotărâte, lăsând impresia că deține o rezervă fantastică de energie pe care tot timpul se străduia să o țină în frâu. Nici el, intrând în birou, nu-și dă duosteneala să fie amabil și, de data asta, nu-i mai trecu prin minte să-i ofere vizitatorului una dintre faimoasele lui Havane se așeză la masa din lemn de acaju, pe locul ocupat puțin mai înainte de Mac -Gill, iar acesta se așeză cu dezinvoltură într-un fotoliu, picior peste picior. Îmi cer scuze, domnule comisar, că v-am deranjat, dar am crezut că este necesar să avem o discuție. Ridică, în sfârșit, ochii spre Maigret, niște ochi care nu exprimau nimic, nici simpatie, nici antipatie, nici agasare. Mâna lui, fină și de un alb uimitor la un bărbat, se juca cu un cuțitaș din baga de tăiat hârtia. Porta un costum bleu marin, cu o croială englezească, o cravată închisă la culoare și cămașa albă. Asta îi punea în valoare trăsăturile fine, foarte bine conturate și mai gret remarcă faptul că era greu să-i dai o vârstă. Presupun că nu aveți nicio veste despre fiul meu. Nu așteptă răspunsul și continuă cu o voce neutră, așa cum vorbești cu un subaltern. Când ați venit ieri la mine, nu am avut curiozitatea să vă pun unele întrebări. Dacă am priceput bine, ați venit din Franța împreună cu Jean și mi-ați dat de înțeles că fiul meu v rugat să faceți această călătorie. Mac Gill fumă o țigară și se uită calm la fumul care urca spre tavan. Little John se juca mai departe cu cuțitașul de baga, uitându-se către Maigret ca și cum nu l-ar fi văzut. Nu cred că după ce ați părăsit poliția judiciară ați deschis o agenție de detectivi particulari. Pe de altă parte, având în vedere ceea ce toată lumea știe despre caracterul dumneavoastră, mi greu să cred că ați intrat fără să chipzuiți într-o astfel de aventură. Presupun, domnule comisar, că înțelegeți. Suntem niște oameni liberi într-o țară liberă. Ieri, ați venit aici ca să-mi vorbiți despre fiul meu. În aceeași seară ați luat legătura cu un funcționar din Poliția Federală, ca să obțineți informații despre mine. Cu alte cuvinte, cei doi îi cunoșteau deja mișcările și întrevederea avută cu Obrien. Oare puseseră să fie urmărit? Dați-mi voie să vă pun o primă întrebare, sub ce pretext v-a cerut ajutorul fiul meu? Și, pentru că Maigret nu răspundea, iar Mac Gil părea că zâmbește ironic, Little John continuă nervos, tăios. Comisarii ieșiți la pensie nu au obiceiul să servească drept de dacă tinerilor plecați în călătorie. Vă întreb încă o dată, ce v-a spus fiul meu ca să vă hotărască să părăsiți Franța și să traversați Atlanticul cu el? Oare nu avea în adins o atitudine disprețuitoare și nu spera astfel să-l scoată din sărite pe Maigret? Numai că Maigret devenea mai calm și mai greoi pe măsură ce interlocutorul său vorbea. Și mai lucid, atât de lucid, și asta se simțea foarte bine în privirea lui, încât mâna care ținea cuțitașul începea să-l agite cu mișcări sacadate. Mac Gill, care întorsese capul spre comisar, uitase să mai tragă din țigară și aștepta. Dacă îmi dați voie, voi răspunde întrebării dumneavoastră cu o altă întrebare. Știți unde se află fiul dumneavoastră? Nu știu și nu asta contează acum. Fiul meu e liber să facă ce-i place. Înțelegeți. Așadar, știți unde se află. Mac Gil tresări și întoarse capul spre Little John cu o expresie dură în privire. Repet că nu știu și că asta nu vă privește. În acest caz, nu mai avem ce ne spune. O clipă. Bărbatul mic de statură se ridicase brusc și, ținând în mână cuțitașul de tăiat hârtie, se repezise între mai gret și ușă. Am impresia că uitați, domnule comisar, că vă aflați aici, într-un fel, pe banii mei. Fiul meu e minor, presupun că nu va a lăsat să suportați cheltuielile călătoriei pe care ați făcut-o la cererea lui. De ce părea Mac Gil furios pe patronul său? Era clar că discuția luase o întorsătură care nu-i plăcea. Și, de altfel, nu se jenă să intervină. Cred că nu asta e problema și că îl jigniți inutil pe comisar. Cei doi bărbați schimbară o privire, pe care mai gret o înregistră oricum, incapabil să o analizeze pe loc, dar având de gând să o înțeleagă mai târziu. Este evident, continuă MacGill, care se ridică și el în picioare și început să se plimbe prin încăpere mai calm decât Little John, este evident că fiul dumneavoastră, dintr-un motiv pe care nu-l cunoaștem, dar pe care dumneavoastră poate că-l cunoașteți. Ia te uită! Patronului său îi adresa aceste cuvinte pline de subînțelesuri. Punct. A crezut că trebuie să apeleze la o personalitate cunoscută pentru perspicacitatea sa în materie de criminalitate. Maigret nu se ridică de pe scaun. Era interesant să-i vezi pe amândoi, atât de diferiți unul de celălalt. Din când în când, avea impresia că înfruntarea se dădea între ei doi, nu cu Maigret. Căci Little John, atât de tăios la început, îl lăsa să vorbească pe secretarul său cu 30 de ani mai tânăr decât el. Și nu părea că o face cu dragă inimă. Era umilit, se vedea foarte bine. Ceda locul cu regret, având în vedere că fiul dumneavoastră nu se preocupă decât de o singură persoană, de tatăl lui, având în vedere că a dat fuga la New York fără să vă anunțe. Cel puțin așa bănuiesc. Era clar o săgeată. Punct. Există toate motivele să credem că a primit vești îngrijorătoare despre dumneavoastră. Mai rămâne de aflat cine i-a băgat în cap această îngrijitoare. Nu credeți, domnule comisar, că aici e toată problema. Să rezumăm problema cât mai simplu cu putință. Vă alarmați de dispariția destul de inexplicabilă a unui tânăr în momentul debarcării sale la New York. Fără să mă pricep la chestiunile polițienești, uzând doar de bunul simț, zic atunci când vom ști cine l-a făcut pe Jean Maura să vină la New York, adică cine i-a trimis o depeșă spunându-i nu știu ce despre pericolele care îl pândesc pe tatăl său, căci, altfel, nu ar fi fost nevoie să ia cu el un polițist, scuzați expresia, când se va stabili acest lucru, probabil că nu va fi greu să știm cine e răspunzător de dispariția lui. În timpul acestei tirade, Little John se proțăpise în fața ferestrei și, dând la o parte perdelele cu o mână, privea afară. Silueta lui era la fel de slabă ca și fața. Iar mai gret se pomeni gândind, clarinet, vioară, pe care dintre cei doi jel reprezenta acest bărbat în numărul burlesc de altă dată. Trebuie să înțeleg, domnule comisar, că refuzați să răspundeți. Atunci, mai gret încercă marea cu degetul. Aș vrea să am o discuție între patru ochi cu domnul Maura. Acesta tresări și se întoarse brusc. Prima dată se uită la secretarul său, care părea extrem de indiferent. Cred că v-am mai spus că puteți vorbi de fată cu Mac Gil. În acest caz, vă rog să mă scuzați dacă n-am nimic a vă spune. Dar Mac Gil nu se gândea să iasă. Rămânea pe loc, sigur de el, ca un om care știe că acolo e locul lui. Atunci poate că Little John avea să-și piardă stăpânirea de sine. În ochii lui reci se citea ceva ce părea a fi exasperarea, dar semăna și cu altceva. Ascultați, domnule Maigret, trebuie să sfârșim odată și o vom face în câteva cuvinte. Ni indiferent dacă vorbiți sau nu, căci ceea ce ați putea să aveți am spune mă interesează prea puțin. Un puști, îngrijorat din motive pe care nu le cunosc, a venit la dumneavoastră și v-ați aruncat cu capul înainte într-o aventură în care nu aveați ce căuta. Acest puști e fiul meu. E minor, dacă a dispărut, asta mă privește doar pe mine, iar dacă trebuie să apelez la cineva ca să-l caute, am să apelez la poliția de la noi. Presupun că vorbesc destul de clar. Nu suntem în Franța și, Până la noi ordine, ceea ce fac mă privește doar pe mine. Prin urmare, nu voi permite nimănui să se ocupe de mine și la nevoie, voi face totul pentru ca deplina mea libertate să fie respectată. Nu știu dacă fiul meu va dat ceea ce se numește un acont. În cazul în care nu s-a gândit la asta, vă rog să mi spuneți iar secretarul meu vă va completa un cec care să vă acopere cheltuielile de deplasare până în Franța. De ce aruncase o privire scurtă spre MacGill, vrând parcă să vadă dacă acesta era de acord? Aștept răspunsul dumneavoastră. Despre ce? Despre ce? Vă mulțumesc. Încă ceva, dacă îmi dați voie. Vă este îngăduit, evident, să rămâneți cât doriți la acest hotel, unde sunt un client ca oricare altul. Vreau doar să vă spun că mi-ar fi extrem de neplăcut să vă întâlnesc tot timpul în hol, pe culoare sau în ascensor. Vă salut, domnule comisar! Acesta, așezat pe scaun, goli pipa fără grabă într-o scrumieră aflată pe un gheridon, alături de el. Apoi umplu o pipă rece, pe care o scosese din buzunar, și o aprinse, Uitându-se pe rând la cei doi bărbați. În sfârșit, se ridică, lăsând impresia că statura lui se întinde, și părea mai înalt și mai solid ca de obicei. Vă salut, zise el simplu, cu o voce atât de neașteptată, încât cuțitașul se rupse între degetele lui Little John. I se păru că Mac Gill intenționa să mai spună ceva, să-l împiedice să iasă imediat, dar întoarse spatele calm păși spre ușă și se depărtă pe culoar. Abia când ajunse în ascensor îi reveni durerea de cap și o senzație de greață îi aminti de uiscaiul din ajun. Alo, capitanul Obrien. Aici, mai gret. Zâmbea. Trăgea scurt din pipă, privind în jur la florile tapetului cam decolorat care acoperea pereții camerei. Cum? Nu, nu mai sunt la Saint Regis. De ce? Din mai multe motive, cel mai important fiind acela că nu mă simțeam în largul meu. Înțelegi, cu atât mai bine. Sigur, am găsit un hotel. Berwick, nu-l ști. nu mai știu numărul străzii. N-am reușit niciodată să rețin cifrele, și tare enervanți mai sunteți cu străzile voastre numerotate. Parcă n-ați putea spune strada Victor Hugo. Strada Pigale sau Strada Președintele, nu știu cum. Alo! Vezi în minte Broadway-ul, nu știu să-ți spun exact unde, dar e un cinematograf căruia îi zice capitol. Bun, ei bine, pe prima sau a doua stradă, la stânga. Un hotel mic, care nu arată prea grozav, și unde presupun că se iau camere și cu ora. Ce spui, e interzis la New York. Asta e era bine dispus, ba chiar vesel, fără un motiv precis, poate pur și simplu pentru că se afla într-o atmosferă familiară. Mai întâi, îi plăcea colțul acela de Broadway, zgomotos și puțin cam vulgar, care îi amintea de Montmartre și totodată de marile bulevarde din Paris. Recepția arăta aproape jalnic și există doar un singur ascensor, iar omul de la lift era un tip mic de statură și șchiăp. Pe fereastră puteai vedea firmele luminoase care se aprindeau și se stingeau. Alo! Obrien! Întipuieți că am iar nevoie de tine! Nu ți fie teamă! Respect cu scrupulozitate toate libertățile libere americi! Cum? Ba nu! Te asigur că n-aș putea să fiu deloc ironic! Imaginează-ți că aș vrea să apelez și eu la serviciile unui detectiv particular! La celălalt capăt al firului, capitanul se întreba dacă mai gret glumea și, după ce mormăi câteva silabe, se hotărâ să izbucnească în râs. Nu râde, sunt cât se poate de serios. Chiar am un detectiv la dispoziția mea. Adică, de la amiază, am unul care se ține după mine. Ba nu, dragă prietene, nu aduc nicio acuză poliției oficiale. De ce ești astăzi atât de susceptibil? Mă refer la numitul Bill. Da, boxerul acela cu bărbia despicată care, ieri, ne-a însoțit pe mine și pe Mac Gill în peregrinările noastre. Ei bine, e și acum prezent, doar că, asemenea valeților de altă dată, merge la 10 metri în spatele meu. Dacă mă aplec pe fereastră, cu siguranță îl zăresc la ușa hotelului. Nu, nu se ascunde. Se ține după mine, atâta tot. Chiar am impresia că e puțin jenat și că uneori ei vine să mă salute. Cum? De ce am nevoie de un detectiv? Poți să râzi cât vrei. Recunosc că e destul de hazliu. Totuși, în afurisita ta de țară, unde oamenii nu catadixesc să înțeleagă engleza mea decât după ce le repet de 4-5 ori aceeași frază, Completând explicația cu gesturi, nu mi-ar prinde rău să fiu însoțit de cineva în vederea câtorva mici cercetări pe care doresc să le fac. Dar, te rog din suflet, omul tău să vorbească franzuzește. Ai pe cineva la îndemână. O să dai un telefon. Sigur, chiar din seara asta. Sunt absolut pregătit, în ciuda paharelor tale de whisky. E drept că mi-am inaugurat noua cameră de la Berwick oferindu-mi două ore de siestă. În ce medii vreau să fac cercetări? Credeam că ai ghicit, bineînțeles. Exact, aștept telefonul tău, pe curând, deschise fereastra și, după cum prevăzuse, îl zări pe numitul Bill, care mesteca chewing-gum la vreo 20 de metri de hotel și nu părea deloc încântat. Încăperea era mai mult decât banală, cu toate vechiturile și covoarele îndoielnice necesare ca să te poți crede într-o cameră mobilată de hotel din oricare oraș din lume. După nici 10 minute, răsună soneria telefonului. Era obrien, care îl anunță pe Maigret că îi găsise un detectiv, un anume Ronald Dexter, și îi recomanda să nu-l lase să bea prea mult. Pentru că face urât când bea whisky. Întrebă comisarul. Iar Obrien îi răspunse cu o blândețe angelică. Pentru că plânge. Și nu era o butadă de-a roșcovanului cu mutră de oaie. Chiar și atunci când nu bea, Dexter dădea impresia unui om care trece prin viață purtând în suflet o durere incomensurabilă. Veni la hotel la șapte seara. Maigret îl întâlni în hol, în momentul în care detectivul întreba de el la recepție. Ronald Dexter. Eu sunt, părea că spune, din păcate. Prietenul meu Obrien a spus despre ce e vorba. Sest, poftim, fără nume, vă rog. Sunt la dispoziția dumneavoastră. Unde vreți să mergem? Dă cam dată, să ieșim afară. Îl cunoști pe domnul acela care pare foarte interesat de trecători și mestecă Kewingum. E Bill, Bill și mai cum. Habar n-am. Îi cunosc doar prenumele, dar știu că e unul dintre confrați dumitale care a fost pus să mă urmărească. Ți am spus asta ca să nu fii îngrijorat de manevrele lui. N-are nicio importanță. Înțelegi. Poate să ne urmărească oricât. Dexter înțelegea sau nu înțelegea. În orice caz, luase un aer resemnat și părea că spune cerului că o fi așa sau altfel probabil că avea vreo 50 de ani, iar hainele lui cenușii, ca și trend cu mai mult decât obosit nu erau deloc un indiciu de prosperitate. Cei doi merseră spre Broadway, de care îi despărțeau doar vreo sută de metri, și Bill porni calm după ei. Cunoști mediile teatrale, puțin, mai exact, musicalul și varieteul. Și mai gret putu atunci să-și dea seama de umorul, dar și de simțul practic al lui Obrien, căci interlocutorul să o oftă și zise. Am fost clown timp de 20 de ani. Probabil un clown trist. Acum vom intra într-un bar ca să bem un păhărel, dacă vrei. Vreau. Apoi, cu o simplitate dezarmantă. Credeam că vi s-a spus. Ce? Că nu țin la băutură. În fine, un singur pahar, nu-i așa se așezară într-un colț, în timp ce Bill intra și el în local și se instală la bar. Dacă am fi fost la Paris, explică mai gret, aș fi găsit imediat informația pe care o caut, pentru că avem, pe lângă porte Saint Martin, câteva prăvăli care datează din alte vremuri. Unele dintre ele vând cântece populare, și mai poți și azi să-ți procuri melodiile care se cântau la toate răspântiile prin 1900 sau 1910. Alta, pe care o cunosc foarte bine, comercializează toate modelele de bărbi, de mustăți și de peruci pe care le purtau actorii din cele mai îndepărtate timpuri. Și, în sfârșit, în locuri care arată ca vai de lume, Există niște birouri cu impresari uimitori care organizează turnee în micile orașe de provincie. În timp ce vorbea, Ronald Dexter se uita la paharul lui cu o privire profund melancolică. Înțelegi? Da, domnule. Bun, pe pereții acestor birouri nu ar fi greu să găsești afișele unor numere de variete în mare fogă în urmă cu 30 sau 40 de ani iar pe bandetele din sălile de așteptare, zece cabotini bătrâni s-au fost edive. Se întrerupse și zise, îmi cer scuze, n-aveți pentru ce. Vreau să spun actorii, cântăreți și cântărețe care au astăzi 70 de ani și chiar mai mult și încă mai vin să ceară un contract. Oamenii ăștia au o memorie uimitoare, îndeosebi când e vorba de epoca succeselor lor. Ei bine, Domnule Dexter, toată lumea îmi spune Ronald. Ei bine, mă întreb dacă la New York există echivalentul la ceea ce ți-am spus. Fostul clown se gândi un moment, cu ochii țintă la paharul de care încă nu se atinsese. Apoi întrebă cât se poate de serios. Trebuie să fie chiar foarte bătrâni. Ce vrei să spui? Trebuie să fie niște cabotini foarte bătrâni. Mi-ați spus de 70 de ani și chiar mai bine de atât. E cam mult, pentru că, vedeți, dumneavoastră, la noi se moare mai repede. Întinse mâna spre pahar, o retrase, o întinse din nou și, în sfârșit, dădu pe gât alcoolul pe nerăsuflate. Există niște locuri, am să vă arăt, mă interesează perioada de acum 30 de ani. Cam atunci, doi francezi, Sub numele de JNG, făcea un număr muzical prin varieteuri. În urmă cu 30 de ani. Cred că e posibil. Și ce vreți să știți? Tot ce poți afla despre ei. Aș vrea să fac rost și de o fotografie. Artiștii au multe fotografii. Imaginea lor apare pe afișe, pe programe. Și aveți intenția să mă însoțiți. Nu în seara asta. Nu imediat. E mai bine. Pentru că, nu-i așa, ați putea să speriați oamenii. Sunt foarte susceptibili, dacă doriți, voi veni mâine la hotelul dumneavoastră sau vă voi telefona. E grabă mare! Pot să încep din seara asta! Dar ar trebui, ezită și rosti cu glas scăzut. Ar trebui să-mi dați cu ce să plătesc câteva pahare de băutură și să pot intra în anumite locuri. Mai gret scoase portofelul din buzunar. O, 10 dolari e destul. Pentru că, dacă îmi dați mai mult, o să-i cheltui. Și când voi termina treaba pe care mi-ați încredințat-o, nare să-mi mai rămână nimic. Acum mai aveți nevoie de mine. Comisarul scutură din cap, o clipă se gândise să ia cina în compania claunului, dar acesta era mult prea lugubru nu vă deranjează că sunteți urmărit de tipul de colo. Și ce ai face, dacă m-ar deranja? Cred că, oferindu-i puțin mai mult decât cel care l-a angajat. Nu mă supără. Și era adevărat. Pentru mai gret era aproape o distracție să-l simtă pe fostul boxer pe urmele lui. În seara aceea mânca într-un snack bar luminat strălucitor de pe Broadway, unde se delectă cu niște cârnați gustoși, dar îl supără faptul că în loc de bere fu nevoit să bea Coca-Cola. Apoi, pe la 9, opri un taxi. La intersecția lui Findlay cu strada 169. Șoferul oftă, lăsă în jos plăcuța, resemnat, și mai gret nu-i înțelese atitudinea decât puțin mai târziu, când mașina părăsi cartierele cu lumini strălucitoare și pătrunse într-o lume nouă. Curând, de-a lungul străzilor rectilini, interminabile, nu mai vedeai circulând decât oameni de culoare. Treceau prin Harlem, unde toate casele semănă una cu alta, iar blocurile din cărămizi închise la culoare erau urțite și mai mult de zigzagul de pe fațada al scărilor de incendiu din fier. Mult mai târziu, trecură peste un pod, apoi pe lângă niște depozite sau uzine, era greu să-ți dai seama în întuneric și ajunseră în Bronx? Alte străzi pustii, din loc în loc cu luminile galbene, roșii sau violet ale unui cinematograf de cartier ori vitrinele vreunui mare magazin pline de manechine de ceară în poziții încremenite. Merseră mai bine de o jumătate de oră și străzile deveneau tot mai întunecoase, mai pustii, până când, în sfârșit, șoferul opri, Întoarse capul și zise pe un ton disprețuitor. Findlay, strada 169 era acolo, în dreapta. Dar se văzu nevoit să negocieze îndelung cu șoferul ca să-l aștepte. Și nu vrut să aștepte la intersecție, ci, când mai gret o porni pe trotuar, taxiul veni încetişor în urma lui. Și alt taxi mergea la fel, cu viteză foarte mică, cel al lui Bill, detectivul boxer, doar că el nu-și dădea o steneala să coboare din mașină. În perspectiva întunecată se profila conturul pătrățos al câtorva prăvălii, așa cum existau în cartierele sărace din Paris și din toate capitalele. Ce căuta mai gret acolo? Nimic precis. Nu știa nici măcar pentru ce venise la New York. Și totuși, de câteva ceasuri, din momentul în care părăsise Saint Regis, nu se mai simțea înstrăinat. Berwick îl împăcase deja cu America, poate din cauza mirosului său uman, iar acum își imagina toate viețile cuibărite în alveolele acelor cuburi de cărămidă, toate scenele care se derulau în spatele storurilor. Little John nu-l impresionase, nu acesta era cuvântul, însă Little John era totuși doar un fel de entitate, în orice caz, ceva fabricat, artificial. Mac Gill poate și mai mult decât el. Chiar și tânărul Jean Maura, cu temerile sale, dar și atitudinea aprobatoare a bătrânului domn Hochelus. Ca și dispariția lui în momentul în care pachebotul ajungea, în sfârșit, la New York. Dar, în fond, toate astea nu aveau importanță. Acestea ar fi fost cuvintele pronunțate de Maigret dacă O'Brien ar fi fost acolo în acel moment, cu zâmbetul acela răzleț pe fața lui de Roșcovan ciupită de vărsat. Fusese un gând, întreacă, în timp ce mergea cu mâinile în buzunare și pipa între dinți. De ce în special Roșcovan o fața ciupită de vărsat și de ce, aproape invariabil, sunt oameni simpatici? Trase aer pe nas, adulmeca aerul, în care stăruiau mirosuri vagi de păcură și de mediocritate. Oare în unele dintre acele alveole trăiau alți J&J? Mai mult ca sigur, tinerii sosiți doar de câteva săptămâni și care așteptau, strângând din dinți, ceasul glorios când vor ajunge la Saint Regis. Căuta prăvălia unui croitor. Două taxiuri veneau în urma lui ca o procesiune. Și își dădea seama cât de caragioasă era situația. Într-o zi... Pe vremea când se purtau încă tari și manșete scrobite în formă de cilindru, mai Greta avusese și el unele lavabile, din cauciuc sau din pânză cauciucată, și încă își mai amintea de ele. Doi tineri locuiseră pe acea stradă, în fața prăvăliei unui croitor. Și iată că alt tânăr, în urmă cu câteva zile, fusese îngrijorat pentru viața tatălui său. Iar acest tânăr dispăruse brusc. La câteva minute după ce Maigret conversase cu el pe puntea navei, comisarul căuta prăvălia croitorului. Se uita la ferestrele caselor, barate adesea de acele scări oribile din fier care se opreau deasupra parterului. Un clarinet și o vioară. De ce și lipea nasul, ca atunci când era copil, de vitrină uneia dintre prăvăliile unde se vindeau de toate: legume, mărfuri de băcănie și bomboane. Exact alături de această prăvălie se afla alta, neluminată și fără jaluzele, iar prin geamul ei se vedeau, datorită razelor de lumină ale unui felinar din apropiere, un dispozitiv de călcat și costume care atârnau pe umerașe. Arturo Giacomi Cele două taxiuri veneau în urma lui, doar la câțiva metri de el, și nici șoferii, nici bruta aceea de bil nu bănuiau contactul pe care omul cu par de siu greu și pipa vârâta între dinți îl realiza, întorcându se spre casa din față, cu doi francezi de 20 de ani, ajung aici cândva, unul cu o vioară sub braț, celălalt cu un clarinet. Capitolul 4 Puțin a lipsit în dimineața aceea ca un om să trăiască sau să moară, ca o crimă josnică să fie comisă sau nu, și acest, puțin, a fost un interval de câteva minute în plus sau un minus din programul lui Maigret. Din păcate, el nu știa asta. În cei 30 de ani petrecuți la poliția judiciară, avusese obiceiul, atunci când o anchetă nu-l reținea și noaptea, să se trezească pe la șapte dimineața, după care îi plăcea să facă pe jos drumul destul de lung din bulevardul Richard Lenoir, unde locuia, până pe coai de sorfevres. În fond, în ciuda ocupației sale, fusese totdeauna un hoinar. Și, după ce se retrăsese din activitate, în casa sa de la Meumserloar, se trezea și mai de dimineață, iar vara răsăritul soarelui îl găsea deseori în grădină. La fel și la bordul pachebotului, unde era aproape primul care se plimba pe punte, pe când mateloți o spălau de zor și lustruiau balustradele. Dar în prima dimineață petrecută la New York, pentru că se prea mult whisky cu capitanul O'Brien, se trezise la 11. A doua zi, în camera sa de la Berwick, se trezise de dimineață, pentru că așa obișnuia. Dar, tocmai pentru că era prea devreme, pentru că simțea străzile pustii și obloanele încă trase, hotărâse să adormă la loc. Și dormise sănătos. Când deschisese ochii, era trecut de zece dimineața. De ce simțea că are starea de spirit a celor care au muncit toată săptămâna și pentru care marea bucurie a zilei de duminică este să doarmă până târziu? Nu se grăbi deloc, zăbovi o veșnicie la micul dejun. Apoi fumă, înhalat de casă, prima pipă la fereastră, mirându se tare mult că nu-l zărea pe bil în stradă. Este adevărat că detectivul boxer trebuia să fi dormit și el. Pusese pe cineva să-i țină locul în acest timp. Oare mai greta avusese pe urmele lui doi inși, care îl urmăriseră cu rândul? Se bărbieri cu grijă și mai pierdu câtva timp ca să-și pună lucrurile în ordine. Și tocmai de aceste minute, risipite în mod atât de banal, depindea viața unui om. Când Maigret coborâ în stradă, încă mai era timp. Bill nu se vedea nicăieri și comisarul nu zări pe nimeni care să pară a fi primit misiunea de a-l urmări. Un taxi trecea gol. Ridică mașina al Nina. Șoferul nu-l văzu și, în loc să caute altul, Maigret se hotărâ să meargă puțin pe jos. Astfel descoperi Fifth Avenue și magazinele sale de lux. Se opri în fața vitrinelor și contemplă îndelung pipele, apoi se hotărâ să cumpere una, deși acesta era, de obicei, cadoul oferit de doamna Maigret la fiecare sărbătoare și la fiecare aniversare. Un detaliu ridicol, straniu, pipa costa foarte mult. Ieșind din magazin, Maigret își aminti suma plătită în ajun taximetristului și își puse în gând să economisească aceeași sumă în dimineața aceea. Iată de ce coborâ la subway și pierd mult timp până să găsească intersecția Findlay. Cerul era de un cenușiu rece, luminos. Încă mai bătea vântul, dar furtuna se domolise. Maigret dădu colțul străzii 169 și a avut imediat sentimentul catastrofei. La aproximativ 200 de metri de el, în fața unei uși, se adunase un grup de oameni și, deși nu cunoștea bine locul, deși îl văzuse doar noaptea, era aproape sigur că totul se petrecea în fața prăvăliei croitorului italian. De altfel, totul sau aproape totul, pe stradă, în cartier, era italian. Copiii care se jucau în pragul caselor aveau părul negru, fețele foarte vioaie și picioare lungi și bronzate asemenea copiilor din Neapole sau Florența. Firmele prăvăliilor aveau, în majoritate, nume italiene, iar vitrinele erau pline de mortadelă, paste și alimente conservate la sare venite de pe malurile Mediteranei. Lungi pasul 20-30 de persoane se strânse sărăciorchine în ușa croitorului, pe care un agent de poliție o apăra de intruși, și o întreagă liotă de copii mai mult sau mai puțin păduchioasă mișuna în jurul acelui grup. Totul anunța un accident, o dramă sordidă care se produce brusc pe stradă și imprimă stupefacție pe fața trecătorilor. Ce s-a întâmplat? Întrebă el un bărbat gras, cu melon, care stătea în ultimul rând și se ridica pe vârful picioarelor. Deși îi vorbi se englezește, bărbatul se uită la el curios, apoi întoarse capul, dând din umeri. Auzea frânturi de fraze, unele în italiană, Altele în engleză. Exact în momentul în care trecea strada. Punct. În fiecare dimineață, la aceeași oră, de ani de zile, își făcea plimbarea. De 15 ani trăiesc în cartierul ăsta și l-am văzut în fiecare zi. Scaunul lui mai e încă acolo. Prin geamul magazinului se putea vedea dispozitivul de călcat cu aburi, pe care rămăsese întins un costum, și, mai aproape, lângă geam, un scaun cu fundul din pai, destul de jos, scaunul bătrânului Angelino. Maigret începea să înțeleagă. Fără grabă, cu acea îndemânare a oamenilor grași, se strecură puțin câte puțin până în mijlocul mulțimii și legă la un loc frânturile de fraze pe care le auzea. Trecuseră poate mai bine de 50 de ani de când Angelino Giacomi venise de la Neapole și se instalase în acea prăvălie, cu mult înainte de inventarea dispozitivului de călcat cu aburi. Aproape că era cel mai în vârstă de pe stradă, din cartier, și, la alegerile municipale, nu era candidat care să nu-l viziteze. Fiul său, Arturo, continuase meseria tatălui său, și acest fiu avea acum aproape 60 de ani. Fiind el însuși tata a șapte-opt copii, cei mai mulți căsătoriți. Iarna, bătrânul Angelino își petrecea zilele așezat pe scaunul cu fund de pai, în vitrină din care părea că face parte, fumând de dimineața și până seara acele trabucuri italiene prost finisate, din tutun negru, care răspândesc un miros înțepător. Apoi, cum venea primăvara, cu aceeași exactitate cu care se întorc rândunelele, bătrânul angelino putea fi văzut așezându-și scaunul pe trotuar, lângă ușă. Acum era mort sau muribund, mai gret încă nu știa exact. În jurul lui circulau diferite versiuni, dar curând se auzi sirena unei ambulanțe și o mașină cu cruce roșie opri la marginea trotuarului. Mulțimea se mișcă, despărțindu-se lent în două, iar doi oameni în halate albe trecură pe acest culoar și intrară în prăvălie. De unde ieșiră, câteva clipe mai târziu, ducând o targă pe care nu se vedea decât un corp acoperit cu un cearceaf. Apoi portiera din spate se închise. Un bărbat fără guler la gât, probabil Giacomifaiul, care își pusese doar o haină de stradă peste hainele de lucru, urcă lângă șofer și ambulanța se depărtă. A murit. Întrebă cineva pe agentul de poliție, rămas mai departe de pază. Acesta nu știa, îi era indiferent, nu era meseria lui să se ocupe de asemenea detalii. O femeie plângea în prăvălie, părul cărunt și despletit îi cădea peste față și uneori gemetele sale se auzeau din stradă. O persoană, două, trei se hotărără să plece. Gospodinele își căutau copiii în jurul lor, ca să-și continui cumpărăturile în prăvăliile din cartier. Grupul se micșoră treptat, dar rămăseseră încă destui ca să blocheze ușa. Acum, un frizer, cu pieptenele la ureche, explica tuturor cu un puternic accent genovez. Am văzut totul așa cum vă văd, pentru că la ora asta n-am clienți și stăteam chiar în pragul salonului meu. Într-adevăr, câteva case mai departe, Puteai zări cilindrul cu benzi albastre și roșii care anunța saloanele de frizerie și coafură. Aproape în fiecare dimineață, se oprea puțin la mine în fața salonului ca să schimbăm două vorbe. Eu îl bărbieram, miercurea și sâmbăta. Totdeauna l-am bărbierit, nu ajutorul meu, numai eu. Și totdeauna l-am cunoscut așa cum era și în dimineața asta. Și totuși, Cred că avea 82 de ani. Ba nu, 83. Acum patru ani, când s-a căsătorit Maria, ultima lui nepoată, îmi aduc aminte că mi-a spus. Și frizerul făcea tot felul de calcule ca să stabilească vârsta exactă a bătrânului Angelino, care fusese luat și dus cu brutalitate departe de strada unde trăise atâta amar de vreme. E un lucru pe care nu l-ar fi recunoscut pentru nimic în lume, aproape că nu mai vedea deloc. Purta vechii lui ochelari, cu lentile groase și ramă din argint. Îi ștergea tot timpul cu o batistă mare și roșie, apoi îi punea la ochi. Dar adevărul e că nu-i mai foloseau la mare lucru. Ăsta era motivul pentru care luase obiceiul să meargă cu bastonul, nu că nu-l mai ajutau picioarele, pentru că picioarele lui erau la fel de solide ca la 20 de ani. În fiecare dimineață, exact la 10 și jumătate. În mod logic, Maigret ar fi trebuit să fie în prăvălie cam la acea oră. Așa își pusese în gând în ajun. Voia să-l întâlnească pe bătrânul Angelino și să stea de vorbă cu el. Ce s-ar fi întâmplat dacă Maigret ar fi sosit la timp, dacă nu ar fi adormit din nou? dacă n-ar fi zăbovit la fereastră, dacă taxiul ar fi oprit când îi făcuse semn, dacă nu ar fi cumpărat pipa de pe Fifth Avenue. Îi legau la gât un fular împletit din lină, un fular roșu. Mai adineauri, am văzut un puști, băiatul negustoresei de legume, care l ducea. Nu purta niciodată pardesiu, nici măcar în miezul iernii. Mergea cu pași mărunți, pe lângă zidurile caselor, și eu știam că bastonul îi folosea să se orienteze. Rămăseseră doar cinci și șase în jurul frizerului și, pentru că mai gret părea cel mai serios, cel mai interesat din grup, până la urmă omului se adresase lui. Salută cu mâna aproape în fața fiecarei prăvălii, fiindcă îi cunoștea pe toți. În colțul străzii, se oprea o clipă la marginea trotuarului înainte să traverseze, Căci plimbarea lui cuprindea totdeauna trei grupuri de case. Și în dimineața asta a făcut la fel. L-am văzut, l-am văzut făcând primii pași spre mijlocul drumului. De ce am întors capul chiar în acel moment? Nu știu, poate că m-a strigat ajutorul meu din prăvălie, pentru că ușa rămăsese deschisă. O să trebuiască să-l întreb, că asta mă nedumerește. Am auzit clar cum se apropia mașina. Totul s-a petrecut la mai puțin de 100 de metri de salonul meu. A urmat un zgomot ciudat. Un zgomot înfundat. E greu de descris. În orice caz, un zgomot care te face să înțelegi imediat că s-a întâmplat un accident. M-am întors și am văzut mașina care își continua drumul cu mare viteză. Trecea deja prin fața mea. În același timp, vedeam corpul întins pe jos. Dacă n-aș fi fost atent la două lucruri deodată, poate că i-aș fi văzut mai bine pe cei doi bărbați aflați în partea din fața a mașinii. O mașină mare, cenușie. De un cenușiu destul de închis. Aș fi tentat să spun că era neagră, dar cred că era cenușie. Sau era plină de praf. Oamenii se adunau deja. Eu am venit mai întâi aici ca să-l anunț pe Arturo. Tocmai călca o pereche de pantaloni. Bătrânul Angelino a fost adus în casă. Un firișor de sânge îi curgea din gură, un braț îi atârna și umărul hainei era rupt. La prima vedere, nu constatai nimic altceva, dar am înțeles imediat că era mort. Se afla în biroul capitanului Obrien. Acesta, care își înclinase scaunul pe spate, din cauza picioarelor lungi, își fuma pipa pufăind mărunt, îi mânduia muștiucul cu buzele și se uita, printre pleoapele grele, la Maigret care vorbea. Presupun, zise acesta, încheind, că n-ai să mai pretinzi că libertatea individuală îți interzice să te ocupi de ticăloșii ăștia. Căci Maigret, după mai bine de 30 de ani de poliție, timp în care văzuse josnici, cruzimi, lașități umane, încă se mai indigna ca în prima zi de unele fapte. Coincidența vizitei plănuite în acea dimineață la bătrânul Giacomi, faptul că această vizită, făcută la timp, i ar fi salvat probabil viața croitorului, până și cumpărarea unei pipe, cu care acum evita să fumeze, îl făceau să fie și mai prost dispus. Din păcate, nu Poliția Federală se ocupă de asta, ci, până la noi ordine, Poliția din New York. L-a ucis în mod josnic, mărșav, bombă fostul comisar. Și O'Brien în murmură, gânditor. Nu atât modul în care l-a ucis mă freipează, cât faptul că l-a ucis exact la timp. Mai gret se gândise deja la asta și era greu să vezi aici o coincidentă. Ani și ani de zile, Nimeni nu avusese grijă bătrânului Angelino, care putuse să-și petreacă zilele așezat pe un scaun, privind trecătorii și făcându-și în fiecare dimineață, ca un câine cu minte, nicul tur de pistă obișnuit. Noaptea trecută, Maigret se oprise câteva clipe în fața prăvăliei croitorului. Își pusese în gând, fără să vorbească nimănui despre asta, să se întoarcă acolo dimineață și să-i pună câteva întrebări bătrânului. Dar, când sosise, constatase că cineva avusese grijă să-i închidă bura pe vecie. Au fost nevoiți să acționeze repede, mormăi el, uitându-se la Obrien cu un sentiment de una involuntar. Nu e nevoie de mult timp ca să organizezi un astfel de accident, când cunoști dinainte toate amănuntele indispensabile. N-aș merge până acolo încât să spun că există agenții care se ocupă cu treaba asta, dar pe aproape. În fond, e de ajuns să știi cui să te adresezi, să câștigi încrederea și să plătești cât trebuie. Înțelegi. Ăștia se numesc ucigași. Numai că ucigașii nu puteau să știe că bătrânul Angelino traversa strada 169 în fiecare dimineață, la aceeași oră, prin același loc. Cineva i-a informat, acesta fiind, după toate probabilitățile, cel care i-a angajat. Și acest cineva avea informația respectivă de mult timp. Se priviră cu gravitate, căci amândoi ajungeau la aceleași concluzii. De un anumit timp, cineva știa că Angelino avea ceva de spus și că acest ceva constituia o amenințare pentru liniștea lui. Mai gret, fără să vrea, se gândea la silueta nervoasă, dar aproape plăpânda a lui Little John, la ochii lui deschiși la culoare și reci, în care nu se citea nici un sentiment uman. Nu ar fi fost exact omul în stare să comande unor ucigași, fără să clipească, treaba pe care o făcuseră în acea dimineață. Iar Little John locuise pe strada 169, exact în fața casei croitorului. În plus, dacă era să dai crezare scrisorilor trimise fiului său și tonul lor vibra de sinceritate, tocmai Little John se simțea amenințat, se temea pentru viața lui. Și tocmai fiul său dispăruse mai înainte de a pune piciorul pe pământul american. Oamenii ăștia ucid, zise mai gret, după o lungă tăcere, ca și cum ar fi fost un rezumat al gândurilor sale. Și aproape că asta și era. Se gândise la Jean Maura și, acum, când știa că era vorba de oameni capabili să ucidă, avea remușcări. N-ar fi trebuit să-l păzească mai bine pe tânărul care îi ceruse ajutorul. Nu greșise când nu îi luase neliniștile prea în serios, în ciuda spuselor domnului Drochelus. În definitiv, zise Roșcovanul din Poliția Federală, ne confruntăm cu niște oameni care se apără sau, mai exact, care atacă pentru a se apăra. Mă întreb, dragă Maigret, ce ai să poți face? Poliția din New York nu va dori sub nicio formă să te amesteci în ancheta ei. De altfel, în ce calitate? E vorba de o crimă comisă pe teritoriul american. Probabil că și asasinii sunt tot americani. Maura e naturalizat. Mac Gill, m-am informat, e născut la New York. Și vei vedea că aceștia doi nu vor fi deloc amestecați în povestea asta. Cât despre tânărul Maura, nimeni nu i-a anunțat dispariția, iar tatăl său nu pare dornic să o facă. Se ridică oftând, asta e tot ce pot să-ți spun. Știi că baldogul meu nu mai era la postul lui azi dimineață. Celălalt înțelese că vorbea de Bill. Încă nu mi-ai spus, dar aș fi pus prin soare trebuia, nu-i așa, ca de aseară și până azi dimineață cineva să le anunțe vizita ta pe strada 169. Pentru ca, de acum înainte, să mă pot întoarce acolo fără să mai deranjez pe nimeni. Să știi că, în locul tău, eu aș fi mai cu băgare de seamă când traversez strada. Și, sincer îți spun, cred că aș evita, mai ales seara, locurile pustii poți să omori oamenii nu doar cărcându-i cu automobilul. E la fel de ușor ca, dintr-o mașină în mers, să tragi o rafală de pistol mitralieră. Credeam că gangsterii există doar în romane și în filme. Nu mi-ai spus așa. Nu vorbesc de gangsteri. Îți dau un sfat, atâta tot. În afară de asta, ce ai făcut cu clownul meu trist? L-am pus la treabă și trebuie să-mi telefoneze sau să vină la Beruic în cursul zilei. Doar dacă n-a avut și el un accident. Crezi? Nu știu. N-am dreptul să mă amestec în niciun fel. Și aș vrea tare mult să-ți spun și ție să faci la fel, dar ar fi desigur inutil. Da, baftă. Telefonează-mi dacă se ivește ceva nou. E posibil să-l reîntâlnesc, cu totul întâmplător, pe colegul meu de la poliția din New York care se ocupă cu acest caz. Încă nu știu cine a fost numit. Și mai e posibil ca, în cursul discuției, să-mi spună unele mici amănunte care te ar putea interesa. Nu te invit la prânz, fiindcă mă așteaptă un lungi cu doi dintre șefii mei. Atmosfera nu mai era ca la prima lor întâlnire, când discutaseră cu bună dispoziție și un pic de umor. Amândoi aveau o greutate pe inimă, acea stradă din Bronx, cu prăvăliile italiene, cu liotă de țânci, cu viață de mahala, unde un bătrân își făcea plimbarea cu pași mărunți, iar o mașină îl lovise cu sălbăticie. Maigret era gata să intre într-un snack bar ca să mănânce ceva, apoi, pentru că nu se afla departe de Saint Regis, îi veni ideea să intre în barul hotelului. Nu spera nimic, poate doar să-l zărească pe Mac Gill, care părea că are obiceiul să bea acolo un păhărel. Și chiar se afla acolo, însoțit de o femeie foarte drăguță. Îl zări pe comisar și se ridică pe jumătate ca să-l salute. Apoi îi vorbi probabil femeii despre el, căci aceasta a început să se uite curioasă la mai gret, în timp ce își fuma țigara pătată de ruj de buze. Sau Mac Gil nu știa nimic, sau era de un calm remarcabil, căci arăta foarte în largul său. Văzând că Maigret era tot singur la bar, în fața cocktailului comandat, se hotără brusc să se ridice, scuzându-se față de prietena lui, și se apropie de comisar cu mâna întinsă. Îmi pare bine că vă întâlnesc, căci, după cele petrecute ieri, voiam să vă vorbesc. Maigret se cu că nu vede mâna întinsă iar secretarul o băgă în cele din urmă în buzunar. Little John s-a purtat cu dumneavoastră brutal și cu o mare stângăcie. Chiar asta voiam să vă spun, se comportă așa mai mult din stângăcie decât din răutate. S-a obișnuit de mult timp ca toată lumea să-i dea ascultare. Cel mai mic obstacol, cea mai mică împotrivire îl enervează. Iar față de fiul său are un sentiment deosebit. Este, dacă vreți, părticica intimă, secretă din viața sa, pe care o păstrează numai pentru el. De aceea s-a supărat când a văzut că vă ocupați, fără aprobarea lui, de acest caz. Pot să vă mărturisesc că, de când ați sosit, răstoarnă cerul și pământul ca să-l găsească pe Jean Maura. Și îl va găsi, căci dispune de mijloacele necesare. Poate că în Franța, unde ați putea să-i fiți util, ar accepta să-l ajutați. Aici însă, într-un oraș pe care nu-l cunoașteți, Maigret stătea nemișcat, în aparență la fel de insensibil ca un zid. Pe scurt, vă cer. Punct. Să vă accept scuzele, zise deodată el. Punct. Și pe ale lui. El v-a cerut să-mi prezentați scuze. Păi, păi, sunteți nerăbdători și unul, și altul, din aceleași motive sau din motive diferite, să mă vedeți plecat. Dacă o luați așa, iar mai gret, morocănos, se întoarse spre barca să apuce paharul. O iau cum îmi place. Când privi din nou spre sală, Mac Gill șede alături de americanca blondă, care îi punea întrebări, însă se vedea bine că el nu avea niciun chef să răspundă. Era încruntat și, la ieșire, Comisarul se simți urmărit de privirea lui, în care se oglindeau neliniștea și ura. Cu atât mai bine, la beruic îl aștepta o telegramă, trimisă inițial la Saint Regis. Ronald Dexter se afla și el acolo, așteptând răbdător pe o banchetă din hol. Citi telegrama Primit prin telegramă vești excelente de la Jean Maura Stop vă explic situația la întoarcere Stop ancheta acum inutilă Stop sper că veți sosi cu următorul vas. Sincere salutări! Franco Adhochelus. Mai gret în doi de câteva ori hârtia galbenă și opuse, oftând, în portofel. Apoi se întoarse spre clown. Ai luat masa! Îl întrebă el. Am mâncat adineauri un hot dog dar dacă vreți să vă însoțesc. Și asta îi permise comisarului să descopere o altă caracteristică neașteptată a ciudatului detectiv. Dexter, care era atât de slab încât și cele mai strinte haine pluteau în jurul membrelor sale, avea un stomac cu o capacitate nemaipomenită. Cum se așeză la teșgheaua unui snack bar, ochii începură să-i sticălească, de parcă n-ar mai fi mâncat de câteva zile, și murmură, arătând spre sandvișurile cu brânză și șuncă. Îmi dați voie! Nu cerea voie să mănânce un sandviș, ci întreaga stivă și, în timp ce înfuleca, arunca în jur priviri neliniștite, ca și cum s-ar fi temut să nu vină cineva și să-i întrerupă prânzul. Mâncă fără să bea. Îmbucături enorme își luau locul una alteia în gura lui de o elasticitate rară, și fiecare dumicat îl împingea pe celălalt fără ca omul nostru să fie câtuși de puțin incomodat. Am găsit ceva, reuși el totuși să articuleze. Și, cu mâna liberă, scotoci în buzunarul trencoatului, pe care nu se ostenise să și-l da jos. Puse pe teșdea o foaie de hârtie împăturită. În timp ce comisarul o desfăcea, el întrebă. Îmi dați voie să comand ceva cald. Să știți că aici nu-i scump. Hârtia era un prospect, așa cum vindeau actorii pe vremuri, în sală, după ce și terminau numărul. Cereți fotografia artiștilor, iar mai gret care, pe vremea aceea, frecvența cu asiduitate pe Ticasino, de la Porte Saint Martin, parcă mai auzea încă eternul. Face 10 centime. Nu era nici măcar o ilustrată, cum își ofereau luxul să comande la tipari interpreții de mare succes, ci doar o hârtie tare, de un galben acum decolorat. GNG, celebrii fanteziști muzicali care au avut onoarea să cânte în fața tuturor suveranilor din Europa și în fața șahului Persiei. V-aș cere să nu murdăriți prea tare," spuse clownul, începând să devoreze ochiurile cu slănină. Mia a fost numai împrumutată. Era tare hazliu că cineva avusese ideea să dea compromut o hârtie de genul acela, pe care nimeni nu s-ar fi ostenit să o culeagă de pe stradă. E de la un prieten de al meu. În fine, un om pe care l-am cunoscut foarte bine, care făcea la circ pe prezentatorul. Să știți că e mult mai greu decât s-ar crede. L-a jucat mai bine de 40 de ani, iar acum nu se mai mișcă din fotoliu, e foarte bătrân. Am fost la el în vizită noaptea trecută, căci aproape că nu mai doarme. Vorbea cu gura plină și trăgea cu ochiul la cârnații pe care îi comandase cineva de lângă el. Ar fi mâncat și el, firește, cum ar fi mâncat, probabil, și una dintre acele bucăți mari de prăjitură spoite pe deasupra cu o cremă gălbuie care îl îngrețoșase pe mai gret. Prietenul meu nu i-a cunoscut personal pe JNG. El se ocupă doar de circ, înțelegeți, dar are o colecție unică de afișe, de programe și de articole din ziare care se referă la cei din lumea circului și a musicalului. Poate să vă spună că acrobatul Cutare, care acum are 30 de ani, este fiul trapezistului Cutare, căsătorit el însuși cu nepoata celui care execută Cutare număr de forță și care a murit la Palladium din Londra în 1905. Maigret asculta distrat și privea fotografia de pe hârtia galbenă și lucioasă. Se putea oare vorbi de fotografie. Reproducerea, sub formă de fotografură cu raster prea mare, era atât de proastă, încât abia recunoșteai fețele. Doi bărbați, amândoi tineri și slabi. Îi deosebea faptul că unul dintre ei purta părul foarte lung. Era violonistul iar Maigret era convins că acesta devenise Little John. Celălalt, cu un păr mai rar, avea deja, de foarte tânăr, semne de calviție, purta ochelari și, făcând ochii mari, sufla într-un clarinet. Sigur, sigur, comandă cârnați, îi zise Maigret, înainte ca Ronald Dexert să fie avut timp să spună ceva. Credeți, probabil, că toată viața am suferit de foame, nu-i așa. De ce? Pentru că e adevărat. Totdeauna mi-a fost foame. Chiar și atunci când câștigam bani, pentru că nu aveam niciodată destui ca să mănânc atât cât aș fi vrut. Va trebui să-mi dați înapoi hârtia aceea, pentru că i-am promis prietenului meu că eu o înapoiez. O să fac o copie după ea. Ah, o să mai am și alte informații, dar nu imediat. Și pentru prospectul ăsta a trebuit să insist ca prietenul meu să-l caute imediat. Trăiește într-un scaun cu rotile și se mișcă de colo-colo singur, într-o casă plină de hârtii. Mie a zis că știe niște oameni care ar putea să ne dea informații, dar n-a vrut să-mi spună cine sunt. Pentru că nu-și amintește bine, sunt sigur. Trebuie să scotocească prin hârțoagele lui. N-are telefon, nu poate nici să iasă din casă, și asta îngreunează lucrurile. Stai liniștit, primesc vizite, primesc vizite, mi-a repetat el. Destui artiști își amintesc de bătrânul german și le pare tare bine să vină la o parolă în maghernița asta. Printre alții, am o veche prietenă care a fost dansatoare pe sârmă, apoi prezicătoare într-un număr diabolic și care a sfârșit prin a ghici viitorul. Vine în fiecare miercuri, mai treci din când în când, să-ți spun dacă am găsit ceva pentru tine. Dar să-mi spui adevărul. E vorba de o carte despre varieteu, nu-i așa. S-a mai scris despre oamenii din lumea circului. Au venit aici, m-au tras de limbă, mi-au luat documentele, apoi, când cartea s-a tipărit, numele meu nici măcar nu apărea. Maigret înțelegea despre ce fel de om era vorba și știa că nu ar fi folosit la nimic să-l ia tare. Ai să te duci pe acolo zilnic, zise el. Mai trebuie să ajung și în alte locuri. Veți vedea că am să obțin toate informațiile pe care le căutați. Doar că trebuie să vă mai cer ceva bani. Ieri, mi-ați dat 10 dolari și i-am pus la socoteală. Uitați! Ba da! Vreau să vedeți! Și scoase un carnețel soios pe una dintre pagini scrisese cu creionul. Primit banii pentru anchetă GNG 10 dolari. Astăzi, aș prefera să nu-mi dați mai mult de 5, pentru că aș cheltui tot și banii s-ar duce prea repede. Atunci n-aș mai îndrăzni să vă cer nimic și, fără bani, n-aș mai fi în stare să vă ajut. E prea mult, Vreți 4. Maigret îi dădu 5 dolari și, fără motiv, în momentul când îi întinse banii, îl învălui pe clown cu o privire insistentă. Sătul, bărbatul în trench coat, cu o pandlică de un verde agresiv drept cravată, nu părea mai vesel, dar privirea lui exprima o recunoștință infinită, o supunere infinită, în care se putea distinge un fel de neliniște, un tremur. Era ca un câine care și a găsit în sfârșit un stăpân bun și cerșește un semn de mulțumire pe fața lui. Și tocmai în acel moment, mai își aminti de cuvintele capitanului Obrien, precum și de bătrânul Angelino care, în dimineața aceea, plecase ca în fiecare zi să-și facă plimbarea și fusese ucis în mod mărșav. Se întrebă dacă avea dreptul, dar totul dură foarte puțin, o emoție de moment. Oare nu-l folosea pe fostul clown într-un sector cât se poate de liniștit? Dacă ar fi să mi o moare, își zise el. Și revăzu biroul de la Saint Regis, cuțitașul de tăiat hârtie care se rupsese între degetele nervoase ale lui Little John, apoi pe Mac Gill, la bar, vorbindu-i despre el american cei blonde. Niciodată nu mai începuse o anchetă în condiții atât de confuze, aproape aiurite. În realitate, nu fusese însărcinat de nimeni să facă vreo anchetă. Chiar și bătrânul domn Focelus, atât de insistent în casa lui de la Meumserloar, îl rugă amabil să se întoarcă în Franța și să nu se amestece în ce nu-l privea. Chiar și Obrien, trec pe la dumneavoastră mâine, pe la aceeași oră, zise Roland Dexter, luându-și pălăria. Nu uitați că trebuie să înapoiez prospectul. J.N.J. Maigret rămase singur pe trotuar, pe o stradă necunoscută, și rătăci un timp cu mâinile în buzunare și pipa între dinți, până când zări luminile unui cinematograf de pe Broadway, pe care îl recunoscu, reușind astfel să se orienteze. De dată, așa, fără motiv, simți nevoia să-i scrie doamnei Maigret și se întoarse la hotel. Capitolul 5 între etajele 2 și 3, Magret își zise, fără să acorde acestui lucru o prea mare importanță: că nu i-ar fi plăcut ca un om precum capitanul O'Brien să-l vadă ce făcea în acea dimineață. Nici oamenii care lucra cu el ani de zile, cum ar fi brigadierul Lucas, nu înțelegeau totdeauna când se afla în această stare. Poate că nici el însuși nu știa exact ce căuta. De exemplu, în momentul în care se oprea fără motiv pe scări, între două etaje, privind drept în față cu ochii lui mari care deveneau lipsiți de orice expresie, probabil că arăta asemenea domnului pe care o boală de inimă îl obligă să se oprească în locuri unde și care se străduiește să aibă un aer nevinovat ca să nu stârnească mila trecătorilor. Judecând după numărul de copii sub șapte ani pe care îi vedea pe scări, pe paliere, în bucătării și în camere, casa, în afară orelor de școală, probabil că era un adevărat furnicar de puștani. De altfel, prin toate colțurile zăceau jucării, trotinete stricate, lăzi de săpun cărora le fuseseră aplicate de bine drău roți, îmbinări de obiecte heteroclite ce nu aveau niciun sens pentru adulți, dar care, pentru autorii lor, constituiau probabil adevărate comori. Nu exista portar, ca la casele din Franța, și asta complica sarcina comisarului. Doar cutii de scrisori, pe coridorul de la parter, vopsite în maro, fiecare având un număr, câteva cu o carte de vizită îngălbenită sau un nume prost gravat pe o plăcuță de metal. Era 10 dimineața și probabil că exact acum își trăia viața tipică a soi neobinuit de cazarmă. Din două-trei uși, una era deschisă. Vedeai femei încă nepieptănate ocupându se de treburile gospodăriei, spărându-și țânci pe față sau scuturând pe fereastră covorașe mai curând murdare decât curate. Mă scuzați, doamnă! Îl priveau cu suspiciune. Drept cine putea fi luat, cu statura lui înaltă, par de siul gros și pălăria pe care și o scotea totdeauna când vorbea cu femeile, Indiferent cine erau. Probabil drept cineva care venea să le propună o asigurare sau un nou model de aspirator electric. În plus, mai era și accentul lui, dar asta nu frapa pe nimeni, pentru că aici puteai găsi nu doar italieni recent sosiți, ci, după toate aparențele, și polonezi sau cehi. Știți cumva dacă în casă mai sunt persoane care se aflau deja aici în urmă cu vreo 30 de ani. Cel din fața lui se încrunta, pentru că era întrebarea la care se aștepta cel mai puțin. La Paris, în Montmartre, de exemplu, sau în cartierul în care locuia, între Piața Republicii și Piața Bastile, probabil că nu exista imobil cât de cât important unde să nu fi găsit de îndată o bătrână, un bătrân un cuplu instalat în clădire de 30 sau 40 de ani. Aici se răspundea, am sosit abia de șase luni, sau un an, doi, maximum patru ani. Instinctiv, fără să-și dea seama, se oprea îndelung în fața ușilor închise, privind o bucătărie sărmană unde se afla înghesuit un pat, sau vreun dormitor în care trăiau patru-cinci persoane. Puțini erau cei care se cunoșteau de la un etaj la altul trei copii, dintre care cel mai mare, un băiat, să tot fi avut vreo opt ani, probabil că avea o ren, pentru că purta un bandaj mare în jurul capului, se lua seră după el. Apoi, băiețelul prinse se curaj, iar acum se repezea înaintea lui Maigret. Domnul vrea să știe dacă erai aici acum 30 de ani. Erau totuși și câțiva bătrâni, în fotoli așezate lângă fereastră, Deseori, alături de o colivie cu un canar, bunici aduși din Europa când cei plecați înaintea lor își găsiseră un job. Și unii dintre ei nu înțelegeau o boabă englezește. Aș vrea să știu! Palierele mari constituiau, într-un fel, niște terenuri neutre, unde se aflau îngrămădite toate lucrurile care nu erau de folos în locuințe. Pe palierul de la etajul 2, o femeie slabă, cu părul blond, spăla rufe. Acolo, în una dintre acele alveole, se instala Sărăjean J. când sosiseră la New York, acolo petrecuse luni și poate chiar ani de zile Little John, care acum ocupa un apartament somptuos la Hotelul Saint Regis. Era greu să concentrezi mai multe vieți omenești într-un spațiu atât de redus, și totuși nu se simțea nici pic de căldură. Aveai? mai mult decât oriunde, un sentiment de izolare iremediabilă. Sticlele cu lapte dovedeau acest lucru. La etajul 3, mai gret rămăsese cu gura căscată în fața unei uși, căci, pe ștergător, se aliniau 8 sticle cu lapte neatinse. Era gata să ceară lămuriri de la copilul care se făcuse ghidul său benevol, dar tocmai atunci ieșise din camera vecină un bărbat la vreo 50 de ani. Știți cine locuiește aici? Bărbatul dădu din umeri fără să răspundă, vrând parcă să spună că asta nu-l privea. Nu știți dacă e cineva înăuntru. De unde vreți să știu? Un bărbat, o femeie. Cred că un bărbat, bătrân, depinde de ceea ce numiți bătrân. Poate de vârsta mea. Nu știu. Abia acum o lună a sosit în casă. De ce naționalitate era? de unde venea, nimănui nu-i păsa, iar vecinul său, fără să fie mirat de sticlele cu lapte, coborâ scara și, cu o expresie preocupată pe față, întoarse capul spre vizitatorul ciudat care punea întrebări bizare, apoi își văzu de ale lui. Oare locatarul acelei camere plecase în călătorie și uitase să-l anunțe pe băiatul care aducea laptele? Era posibil. Dar oamenii care locuiesc în astfel de cazărmi sunt oameni săraci, pentru care un bănuț are mare valoare. Poate că era în spatele acelei uși. Viu sau mort, bolnav sau pe moarte, putea să stea acolo mult și bine fără ca nimeni să se îngrijoreze de soarta lui. Chiar dacă ar fi strigat, dacă ar fi cerut ajutor, oare s-ar fi deranjat cineva? Undeva, un băieței învăța să cânte la vioară. Era aproape sfârșitor să auzi aceeași frază repetată cu stândecie la infinit și să ți-l imaginezi pe mânuitorul neîndemânatic al arcușului, care reușea să producă doar un sunet lamentabil. Ultimul etaj. Mă scuzați, doamnă, cunoașteți cumva pe cineva din casă care află despre o bătrână pe care nimeni nu o cunoștea și despre care se spunea că locuise mult timp în casă, însă murise în urmă cu două luni, pe când urca scara, ținând în mână plasa cu cumpărături. Și poate că nu era acolo de 30 de ani. Devenea jenant ca înaintea lui să meargă un puștan plin de bunăvoință și care se uita mereu la el cu o privire scrutătoare, încercând parcă să ghicească misterul acelui străin vit pe neașteptate în universul său. Gata! Acum putea să coboare! se opri să-și reaprindă pipa și continuă să adulmece aerul din jurul lui, își imagină un tânăr blond și slăbuț urcând aceeași scară, cu o cutie de vioară sub braț, iar un altul, cu părul deja rar, cântând la clarinet lângă o fereastră și privind în stradă. Hello! Se încruntă brusc. Expresia feței sale fusese probabil destul de neașteptată, căci bărbatul care urca scara, nimeni altul decât capitanul Obrien, nu se mai mulțumi să-și arate zâmbetul blând și plin de subînțelesuri, ci izbucni, pur și simplu, într-un râs sonor. Dintr-un fel de pudoare, Maigret se tulbură și băigui încurcat. Credeam că nu te ocupi de cazul ăsta. Și cine zice că mă ocup? O să-mi spui că ai venit să vizitezi pe cineva din familie. Primo, n-ar fi ceva imposibil, căci toți avem familii de toate felurile. Era bine dispus. Înțelesese ce căuta Maigret acolo în casă. În orice caz, înțelesese că amicul său francez încerca în acea dimineață o anumită emoție la care el era sensibil, iar privirea lui exprima mai multă prietenie ca de obicei. Nu vreau să ne înșelăm unul pe altul. Te căutăm. Să ieșim. Maigret coboră un etaj, Apoi se întoarse și, urcând câteva trepte, îi dă o monedă băiețelului, care se uită la ban fără să-i treacă prin minte să mulțumească. Începi să înțelegi New York-ul. Pot să pun prin soare că ai înțeles mai multe în dimineața asta decât într-o lună petrecută la Saint Regis sau la Waldorf. Se oprise mașina în prag și amândoi se uitau la prăvălia din față și la croitor, fiul bătrânului Angelino, care acum călca haine, căci săracii nu și pot permite să zăbăvească asupra durerii lor. O mașină cu însemnele poliției era oprită la câțiva metri mai încolo. Am trecut pe la hotel. Când mi-au spus că ai plecat dimineață de vreme, mi-am zis că te voi găsi aici. Dar nu știam că va trebui să urc până la etajul 4. Un dram de ironie, o aluzie la o anumită sensibilitate, poate la un anumit sentimentalism, pe care o descoperise la acel corpulent comisar francez. Dacă ați fi avut portari, ca la noi, nu ar fi fost nevoie să urc atâtea etaje. Crezi că n-ai fi făcut-o, chiar dacă ar fi avut portar? Urcară în mașină. Unde mergem? Unde vrei? Acum nu mai are nicio importanță. Am să te las într-un cartier mai central, care să-ți afecteze mai puțin dispoziția. Aprinse pipa. La volan se afla un șofer al poliției. Dragă comisare, trebuie să-ți dau o veste proastă. Atunci, de ce spune asta cu o voce plină de o dulce mulțumire? Jean Maura a fost găsit. Maigret se întoarse spre el încruntat și îl privi fix. Doar nu vrei să spui că oamenii tăi, Haide, nu mai fi gelos. Nu e vorba de gelozie, dar, dar, asta nu s-ar potrivi cu restul, continuă el cu glas scăzut, ca pentru sine. Nu, n-ar fi în regulă. I auzi, i auzi, ce te miră, nimic, spun, la ce te gândești. Nu mă gândesc la nimic. Dar dacă Jean Maura și a făcut apariția, dacă este viu. O'Brien făcut din cap semn că da. Pun prinsoare că a fost pur și simplu găsit la Saint Regis, instalat alături de tatăl său și de Mac Jill. Bravo, mai gret. exact asta s-a întâmplat. În pofida libertății individuale de care ți-am vorbit, poate exagerând puțin el ca să te tachinez, avem unele mijloace de investigație, mai ales într-un hotel ca Saint Regis. Iar în dimineața asta, pentru apartamentul lui Little John a fost comandat un mic dejun în plus. Jean Maura se afla acolo, instalat în marele dormitor dinaintea camerei băroa tatălui său. Nu a fost chestionat. Uiți că nu avem niciun motiv să o facem. Nici o lege federală sau de altfel nu obligă pasagerii care debarcă să se repidă imediat în brațele tatălui lor, iar acesta nu s-a plâns poliției și nu a semnalat dispariția fiului său. O întrebare, cu condiția să fie discretă. De ce Little John, care își permite să plătească la Saint Regis un apartament luxos de 4-5 camere, ocupă el însuși o încăpere ce seamănă cu o cămăruță de servitoare de la noi și lucrează la o masă din lemn alb, în timp ce secretarul lui se lăfăie la un birou somptuos din Acaju. Chiar te miră asta? Puțin. La noi, așa ceva nu miră pe nimeni, după cum nu ne miră nici să aflăm că nu știu care fiu de miliardar se încăpățânează să locuiască în Bronx, de unde venim acum, și să meargă zilnic cu metroul la birou, deși ar putea dispune de câte mașini de lux ar dori. Detaliul la care te-ai referit în legătură cu Little John e cunoscut. Face parte din legenda lui toți cei care s-au ajuns au o legendă, iar asta dă foarte bine, revistele populare scriu frecvent despre ei. Omul, devenit bogat și puternic, a reconstituit la Saint Regis camera de la începutul carierei sale și trăiește acolo cu simplitate, disprețuind luxul celorlalte camere. Dacă Little John e sincer sau o face doar pentru publicitate, asta e altă poveste. Nu se știe de ce, mai gret se pomeni răspunzând fără ezitare. E sincer. Ah! Apoi urmă un lung moment de tăcere. Poate ai vrea să știi cine e Mac Gil, pe care mi se pare că nu-l prea simpatizezi. Nu uita, sunt lucruri aflate din întâmplare, povestite de cineva și nu informații culese de poliție. Această duplicitate permanentă, Chiar dacă se dorea o glumă, îl exaspera pe Maigret. Te ascult, s-a născut la New York, în urmă cu 28 de ani, probabil în Bronx, din părinți necunoscuți. Timp de câteva luni, nu știu exact câte, a fost crescut de o casă de copii de la periferia New Yorkului. A fost luat de acolo de un domn care a spus că vrea să se ocupe de el și care a prezentat garanțiile morale și financiare cerute de lege în astfel de cazuri. Little John, care încă nu era numit Little John și tocmai pusese pe picioare o modestă afacere cu fonografe de ocazie. Copilul a fost încredințat unei anume doamne Mac Gill, o scoțianca, văduva unui angajat la pompe funebre. Această doamnă și copilul au părăsit țara ca să trăiască în Canada, la Saint Jerome. Mac Gill și a făcut studiile la Montreal, așa explicându se faptul că vorbește la fel de bine franceza și engleză. Apoi, pe la 20 de ani, a dispărut din circulație ca să reapară, în urmă cu șase luni, ca secretar particular al lui Little John. Asta e tot ce știu, și nu garantez exactitatea acestor zvonuri. Și acum, ce ai să faci? Zâmbea cu zâmbetul lui cel mai molatic și mai agasant, iar mutra lui de oaie era mai inexpresivă ca niciodată. Îi vei face o vizită clientului tău. Pentru că, la urma urmelor, tânărul Maura a apelat la tine și. Nu știu, mai gret era furios. Pentru că, în realitate, nu-l mai interesau Jean Maura și temerile lui, ci tatăl său, John Maura, și casa de pe strada 169, și un anumit program de varieteu, și, în sfârșit, un bătrân italian pe nume Angelino Giacomi, care fusese călcat de mașină ca un câine pe când trecea strada. Evident, se va duce la Saint Regis, pentru că nu putea să facă altfel. Acolo îi vor repeta cu siguranță că nu au nevoie de el și îi vor oferi un cec și un bilet de vapor ca să se întoarcă în Franța. Lucrul cel mai înțelept era să plece așa cum venise, chiar dacă ar fi trebuit să se ferească pentru tot restul zilelor de toți tinerii și de toți domnii Ghochelus de pe lumea asta. Te las acolo. Unde? La Saint-Regis, dacă vrei. Ne vedem diseară. Cred că voi fi liber la cină. Dacă nu ești prins cu ceva, dăm un telefon și voi veni să te iau de la hotel sau din altă parte. Astăzi e o zi fastă, pentru că dispun de o mașină a administrației. Poate că vom bea ultimul pahar înainte de plecarea ta. Dar ochii lui spuneau că nu. Îl înțelesese foarte bine pe Maigret. Numai că pentru el era o nevoie să alunge fie și cea mai mică emoție cu o glumă. Succes! Trebuia să facă fată unui moment foarte neplăcut, o adevărată corvoadă. Mai gret aproape că ar fi putut să spună dinainte ce se va întâmpla. Totul era previzibil, lipsit de interes, dar simțea că nu avea dreptul să evite această întrevedere. Se adresă la desk, Așa cum făcuse și la sosire. Vreți să mă anunțați, vă rog, domnului Jean Maura. Omul de la desk știa deja, pentru că ridică receptorul telefonului cât se poate de natural. Domnul McGill. E aici cineva care vrea să vorbească cu domnul Jean Maura. Da, așa cred. Stați să întreb. Cine îl caută, vă rog. Apoi, după ce comisarul își spuse numele. Exact. Am înțeles. Îi spun să urce. Așadar, Mac Gill înțelesese din primul moment că el era acolo. Un brumul îl conduse și de data aceasta. Recunosc cu etajul, culoarul, apartamentul. Intrați! Era întâmpinat de un Mac Gil zâmbitor, fără urmă de resentiment în atitudine, un Mac Gil căruia părea că îi se luase o piatră grea de pe inimă. Se apropia de el cu mâna întinsă, părând a nu-și aminti că mai gret, cu o zi în urmă, refuzase să dea mâna cu el. Văzând că îl refuză din nou, exclama afabil. Tot supărat sunteți, dragă comisare! Ia te uită! Zilele trecute era, domnule comisar, iar această notă de familiaritate poate că nu era lipsită de semnificație. Ați văzut că patronul meu și cu mine am avut dreptate și că v-ați înșelat. De fapt, mai întâi aș vrea să felicit prin dumneavoastră poliția. Căci ați aflat foarte repede de întoarcerea fiului risipitor. Se duse să deschidă ușa celeilalte camere. Jean Maura se afla în încăperea vecină împreună cu tatăl său. Tânărul îl zări primul pe comisar și roși. Prietenul tău, mai gret, îl anunță Mac Gil, ar fi fericit să-ți vorbească. Permiteți, șefule! Little John intră și el în birou, dar se mulțumi cu o mișcare vagă din cap adresată comisarului. Tânărul veni spre el cu mâna întinsă, jenat, reținut. Băigui, uitându-se în altă parte. Îmi cer iertare. Mac Gill se arăta în continuare plin de o dezinvoltură veselă, în timp ce Little John părea, din potrivă, preocupat, obosit. Probabil că nu dormise noaptea trecută. Pentru prima dată, își ferea privirea și, ca să facă ceva, simți nevoia să aprindă una dintre acele mari havane fabricate special pentru el și marcate cu inițialele sale. Mâna îi tremură puțin când aprinse chibritul. Probabil că și el era nerăbdător să se sfârșească odată comedia aceea inevitabilă. „Pentru ce te scuzi?” întrebă Maigret, care știa foarte bine că era o întrebare așteptată că v-am părăsit atât de urât. Știți, printre jurnaliștii care au urcat la bord, am zărit un băiat pe care l-am cunoscut anul trecut. Avea o sticlă de whisky în buzunar și zicea că vrea să bea neapărat în cinstea sosirii mele. Maigret nu întrebă în ce loc de pe vas se petrecea scena, știind că era pur imaginară, că îi fusese sugerată tânărului de Little John sau de Mac mai curând de către secretar, care avea un aer prea detașat, prea indiferent în timp ce elevul său recita lecția, ca un profesor care se ferește să-i sufle candidatului său preferat. În taxiul cu care venise erau și niște prietene. Cât de plauzibil era acel jurnalist care venea la muncă la 10 dimineața, cu femeile după el în mașină. Nici măcar nu-și dădeau osteneala să pară verosimil. Îi arunca o explicație oarecare, fără să le pese dacă o crede sau nu. La ce bun, nu era de acum scos din circuit. Lucru ciudat, Jean Maura era mult mai puțin obosit decât tatăl său. Arăta ca un tânăr care a petrecut o noapte liniștită și se vedea mai mult jenat decât neliniștit. Ar fi trebuit să vă anunț. V-am căutat pe punte. Nu, de ce spusese mai greta asta? Așa e, nu v-am căutat. Fusesem prea mult timp serios la bord. În fața dumneavoastră, nu îndrăzneam să beau, cu excepția ultimei nopți. Vă amintiți, nici măcar nu mi-am cerut scuze. Little John, așa cum făcuse și cu o zi înainte, se așezase în fața ferestrei, depărtând perdeaua cu mâna, cu un gest probabil obișnuit pentru el. Mac Gill se mișca de colo-colo, ca un om interesat doar în mică măsură de discuția dintre cei doi, ba chiar își oferi luxul să dea un telefon banal. Un cocktail, comisare. Nu, mulțumesc. Cum doriți. Jean Maura continuă. Nu știu ce s-a petrecut după aceea. E prima oară când mi s-a întâmplat să fiu complet beat. Am fost în tot felul de locuri, am băut cu o mulțime de oameni pe care n-aș fi în stare să-i mai recunosc la don Bar? Întrebă Maigret, privindu-l ironic pe Mac Gill. Nu știu, s-ar putea. Niște cunoscuți de ai prietenului meu organizaseră un party. La tară. De data aceasta, tânărul se uită brusc la secretarul tatălui său, dar, pentru că acesta era cu spatele la ei, se văzul nevoit să răspundă singur și zise. Da, la țară. Ne-am dus cu mașina. Și te-a întors abia ieri seară. Da, te-au adus. Da, nu, adică m-au adus cu mașina până în oraș. Nu și până la hotel. Altă privire spre MacGill. Nu, nu până la hotel. Eu n-am vrut, pentru că îmi era rușine. Presupun că nu mai ai nevoie de mine. Acum, tânărul se uită la tatăl său, vrând parcă să-l cheme în ajutor și era ciudat să vezi că Little John, om energic prin excelență, nu intervenea în discuție, ca și cum nu l-ar fi interesat. Totuși, era vorba de fiul lui, căruia îi scria scrisori atât de tandre încât ai fi zis că sunt scrisori de dragoste. Am avut o lungă discuție cu tatăl meu și cu Mac Gill. Tânărul nu răspunse nici da, nici nu. Vru să nege, se răzgândi și continuă mi rușine că v-am făcut să veniți de atât de departe din cauza temerilor mele copilărești. Știu cât ați fost de îngrijorat. Nu știu dacă mă veți ierta vreodată pentru că am plecat fără să vă spun o vorbă. În timp ce vorbea, părea și el mirat de atitudinea tatălui său, căruia îi cerea ajutorul din priviri. Dar, și de data aceasta, interveni tot Mac Gil. Nu credeți, șefule, că ar fi timpul să lămuriți cu comisarul lucrurile nerezolvate. Atunci, Little John se întoarse, scutură cu degetul mic scrumul Havanei și se apropie de biroul de acaju. Nu cred, zise el, că e mare lucru de lămurit. Îmi cer scuze, domnule comisar, că nu v-am primit cu toată cordialitatea care ar fi fost de dorit. Vă mulțumesc că v-ați ocupat de fiul meu cu atâta solicitudine. Vă rog doar să binevoiți să acceptați cecul pe care vi-l va înmâna secretarul meu și care este doar o modestă compensație pentru neplăcerile pe care vi le-am pricinuit eu și fiul meu. Ezită o clipă, întrebându se probabil dacă să-i întindă mâna comisarului. Până la urmă, se înclină scurt și se îndreptă spre ușă, făcându-i semn lui Jean să-l urmeze. La revedere, domnule comisar, zise tânărul, strângându-i repede mâna lui Maigret. Și adăugă, pe un ton ce părea cât se poate de sincer. Să știți că acum nu-mi mai e teamă. Zâmbi, un zâmbet încă palid, că zâmbetul unui convalescent. Apoi dispăru în urma tatălui său, în camera vecină. Cecul era completat în carnetul de cecuri aflat pe birou. Fără să se așeze, Mac Gill îl desprinse și îl întinse lui Maigret, așteptându ți poate ca acesta să refuze. Dar Maigret se uită calm la cifră, 2000 de dolari. Apoi împături bucata de hârtie cu meticulozitate și o puse în portofel zicând: Vă mulțumesc, asta era tot, Corvoada luase sfârșit. Pleca. Nu-l salută pe Mac Gill, care îl condusese până la ușă și acum o închidea în urma lui. Deși avea o roare de cocktailuri și de locurile cu un lux prostesc, mai greț se opri la bar și bău, unul după altul, două cocktailuri Manhattan. Apoi o porni pe jos spre hotel și, în timp ce mergea, dădea din cap din când în când și își mișca buzele ca un om care s-a angajat într-o lungă discuție interioară nu-i promisese claunul că va fi la Berwick probabil la aceeași oră ca și în ziua trecută. Și chiar era acolo, pe bandetă, dar privirea lui era atât de tristă, mâhnirea zugrăvită pe fața lui era atât de profundă, încât era evident că băuse. Știu că o să mă faceți laș, începu el, ridicându se Și adevărul e că sunt un laș. Știam că așa o să se întâmple, și totuși n-am putut rezista. Ai mâncat, nu încă, dar nu mi-i foame, nu, oricât ar putea să pară de extraordinar, nu mi-i foame, pentru că mi-i prea rușine de mine. Ar fi fost mai bine să nu mă vedeți în starea asta. Și totuși, n-am băut decât două păhărele de gin. Și să știți că am ales ginul pentru că e alcoolul cel mai slab. Altfel, aș fi băut scoci. Eram foarte obosit și mi-am zis, Ronald, dacă ai beat un gin, unul singur. Numai că am băut trei. Am zis trei. Nu mai știu. Sunt o ființă dezgustătoare și am făcut asta pe banii dumneavoastră. Puneți-mă pe liber. Sau mai bine nu, nu încă, pentru că am ceva pentru dumneavoastră. Stați puțin. Ceva important, de care o să-mi aduc aminte măcar dacă am fi la aer curat. Nu vreți să mergem să luăm puțin aer. Își trase nasul, apoi și-l șterse. Parcă aș mânca totuși ceva. Nu mai înainte să vă spun. O clipă. Da, m-am dus din nou la prietenul meu, ieri seară. Germain, vă amintiți de Germain. Bietul Germain. întipuiți vă un om care a avut o viață activă, care a călătorit cu circul în lumea întreagă și care acum e țintuit într-un scaun cu rotile. Recunoașteți că e mai bine să mori. Ce am spus? Să nu credeți cumva că-i doresc moartea. Dar, dacă asta mi s-ar întâmpla mie, aș prefera să mor. Uitați ce voiam să spun. Ei bine, am avut dreptate când am spus că Germain va face totul pentru mine. E un om care s-ar arunca în foc pentru ceilalți. Când îl vezi, nu pare. Bombăne! L-ai luat drept un bătrân egoist. Și totuși, a stat ore în șir ca să-și răsfoiască dosarele, să găsească urmele lui J&J. Uitați, mai am o hârtie. Pălea, se înverzea, își scotocea buzunarele cu spaimă și ai fi zis că e gata să izbucnească în plâns. Merit să fiu. Ba nu nu merita nimic, pentru că, în sfârșit, găsise documentul sub Batistă. Nu-i prea curat, dar veți înțelege. De data aceasta, era vorba de programul unui turneu, făcut în orașele de provincie americane în urmă cu 30 de ani. Numele unei cântărețe de cuplete galante a cărei fotografie apărea pe copertă era scris cu litere mari, urmau apoi alte nume, un cuplu de echilibriști, un comic, Robson, Ghicitoarea Lucile și, în sfârșit, la capătul listei, muzicanți fanteziști JNG. Citiți bine numele. Robson a murit într-un accident de cale ferată, în urmă cu 10-15 ani, nu mai știu. Germain mi-a spus, ieri v-am povestit că Germain are o veche prietenă, care îl vizitează în fiecare miercuri, vă amintiți? Nu vi se pare emoționant. Și să știți că nu e nimic între ei, nici vorbă de asta. Se îndușa din nou. N-am văzut-o niciodată. Se pare că era foarte slabă și foarte albă la față pe vremea aia, atât de slabă și de albă, încât îi spunea îngerul. Ei bine, acum e atât de grasă, că mergem să mâncăm, nu-i așa. Nu știu dacă ginul e de vină, dar am crampe. E dezgustător că vă cer din nou banii. Ce spuneam? Îngerul, Lucile, vechea prietena a lui Germain. Astăzi e miercuri. Cu siguranță că va fi la el pe la 5. Va aduce o prăjitură, ca în fiecare săptămână. Jur că n-am să mă ating de ea dacă mergem acolo pentru că această femeie bătrână care a fost numită îngerul și care îi aduce în fiecare săptămână a prăjitură lui Germain. Ți ai anunțat prietenul că venim. I-am spus că s-ar putea. Aș putea să trec să vă iau pe la patru și jumătate. E destul de departe, mai ales cu metroul, pentru că nu e linie directă. Haide! Maigret se hotărăse brusc să nu-l lase să plece pe claunul său, căci era mult prea lugubru, și, după ce îi dădu să mănânce, îl luă cu el la hotel și îl culcă pe canapeaua tapițată cu catifea verde. Apoi, așa cum făcuse și cu o zi înainte, îi scrise o scrisoare lungă doamnei Maigret. Capitolul 6 Maigret pășea în urma claunului pe scara ale cărei trepte trozneau și, pentru că Dexter, Dumnezeu știe de ce, simțea nevoia să meargă în vârful picioarelor, comisarul se pomeni că face și el la fel. Totuși, omul cel trist dormise după mnica lui Beție și, chiar dacă mai avea ochii încercănați și limba cam greoaie, renunțase la tonul de lamentație și acum avea o voce ceva mai fermă. Claunul îi dăduse taximetristului o adresă în Greenwich Village, iar mai gret descoperi, în inima New Yorkului, la câteva minute distantă de Buildinguri, un orășel încastrat în oraș, o cetate aproape provincială, cu casele nu mai înalte decât la Bordeaux sau Dijon, cu prăvăli și străzi liniștite unde puteai hoinări, cu locuitori cărora părea că nu le pasă de orașul monstruos care îi înconjura. Aici e, spusese el. Atunci, Maigret simțise un fel de teamă în vocea lui și îl privise cu atenție în ochi pe însoțitorul său în cu atuzat. Ești sigur că i-ai anunțat vizita mea? I-am spus că s-ar putea să veniți. Și ce i-ai spus că sunt? Se aștepta la asta." Claunul se tulbură. Tocmai voiam să vă spun. Nu știam cum să fac, pentru că Germain, înțelegeți, a devenit destul de sălbatic." În plus, când am fost la el prima dată, mi-a dat să beau vreo două-trei păhărele. Nu mai știu ce i-am spus: că sunteți un om foarte bogat, că sunteți în căutarea unui fiu pe care nu l-ați văzut niciodată. Nu trebuie să vă supărați. Am făcut cum m-am priceput mai bine. Am reușit chiar să-l îndoșez, și sunt convins că de asta s-a grăbit să caute prin dosare. Ce situație! Comisarul își închipuia ce putuse să ia și reclaunul după ce luase câteva pahare la bord. Iar acum, Dexter, pe măsură ce se apropiau de locuința celui care jucase cândva rolul prezentatorului de circ, părea că ezită. Oare nu era în stare să fi mințit pe toată linia, inclusiv pe Maigret? Nu, pentru că îi adusese fotografia și programul. Văzul lumină sub o ușă auzi un murmur de voci, iar Dexter băigui. Ciocăniți, n-are sonerie, mai gret bătu în ușă, urmă un moment de tăcere. Cineva tuși, auzi răzgomotul unei cești așezate pe farfurioară. Intră, și era de ajuns să treci peste micul obstacol al ștergătorului găurit ca să ai dintr-o dată impresia că faci o călătorie imensă în spațiu și timp. Nu mai erai la New York, la doi pași de zgâra inori care la acea oră împroșcau cu lumină spre cerul Manhattanului. Dar mai erai oare în perioada electricității? Văzând cum era luminată camera, ai fi jurat că stăpânul casei folosea o lampă cu gaz, impresia se datora unui abajur mare din mătase roșie plisată, așezat pe o lampă cu picior. În mijlocul încăperii era un cerc de lumină, și în acest cerc de lumină se afla un bărbat într-un scaun cu rotile, un bătrân, care fusese probabil foarte gras, încă voluminos, ocupând în întregime scaunul, dar era atât de flasc, încât părea că se dezumflase brusc. Câteva fire de păr alb, lung, pluteau în jurul craniului chiel. Bătrânul întinse gâtul, aplecându-și capul ca să se uite la intruși și pe deasupra ochelarilor mă scuzați că vă deranjez, spuse Maigret, în spatele căruia se ascundea clownul. În cameră se mai afla o persoană, la fel de grasă ca Germain, cu fața mof și părul de un blond nefiresc, zâmbea și avea o gură mică și prost rujată. Nu se afla o oare în vreun colț dintr-un muzeu al figurilor de ceară. Nu, pentru că personajele se mișcau și ceaiul la burea în cele două cești așezate pe un gheridon, alături de o prăjitură tăiată. Ronald Dexter mi-a spus că, în seara asta, poate voi găsi aici informațiile pe care le caut. Pereții nu se vedeau de sub afișe și fotografii. Un bici de manej, pe mânerul căruia încă mai erau înfășurate panglici multicolore, ocupa un loc la vedere. Lucile, dă-le, te rog, un scaun acestor domni! Vocea rămăsese probabil la fel cum era pe vremea când omul, la intrarea în arenă, interpela clownii și măscărici, și răsuna ciudat de tare în acea încăpere preamnică și plină de atâtea lucruri, încât biata Lucile se strădui din greu să debaraseze două scaune negre, cu fundul acoperit de catifea roșie. Acest tânăr care m-a cunoscut pe vremuri, zise bătrânul. Acest început nu era oare un întreg poem. Mai întâi, Dexter, pentru bătrânul om de circ, devenea un tânăr. Urma apoi acel care m-a cunoscut pe vremuri, nu pe care l-am cunoscut pe vremuri. Ni a adus la cunoștință situația grea în care vă aflați. Dacă fiul dumneavoastră ar fi făcut parte din lumea circului, fie și câteva săptămâni, vă pot asigura că ar fi fost de ajuns să veniți și să-mi spuneți, Germain, era în anul cutare. Făcea parte din numărul cutare. Era așa și așa. Iar Germain n-ar fi avut nevoie să scotocească arhivele. Și arătă cu un gest al mâinii spre vrafurile de hârtii care se zăreau peste tot, pe mobile și pe podea, ba chiar și pe pat, căci lucile trebuie să, le pună și acolo ca să golească scaunele. Germain are totul aici. Arăta spre cap, ciocănindu-l cu vârful arătătorului. Dar, dacă e vorba de varieteu, atunci trebuie să vă adresați prietenei mele lucile. E aici. Vă ascultă. Trebuie doar să-i vorbiți. Mai gret lăsase să-i se stingă pipa și totuși avea nevoie de ea ca să revină la realitate. O ținea în mină, probabil cu un aer destul de plouat, căci doamna durdulie, adresându-i din nou un zâmbet care semăna, din cauza machiajului naiv al feței, cu un zâmbet de păpușă, îi zise. Puteți fuma! Robson fuma și el pipă. Am fumat și eu din pipa aceea, după moartea lui. Poate că nu înțelegeți, dar mai era o părticică din el. Făceați un număr foarte interesant, murmură comisarul, din politețe. Cel mai bun în genul lui, nu mă feresc să o spun. Toți vă vor spune același lucru. Robson era unic, mai ales prestanța, și nu vă puteți închipui cât de mult contează prestanța în specialitatea asta. Era îmbrăcat în stil franțuzesc, cu pantaloni scurți, colanți și ciorapi de mătase neagră. Avea niște pulpe splendide. Să vă arăt. Nu scot într-o geantă, ci într-o poșetă din mătase cu închizătoare de argint, de unde scoase o fotografie, o fotografie publicitară, unde putea fi văzut soțul ei, în ținuta pe care tocmai o descrisese, cu o mască neagră ce îi acoperea ochii, cu mustața pomădată, cu picioarele bine întinse, Ținând în mână o baghetă de prestidigitator îndreptată spre un public nevăzut. Și iată-mă și pe mine, tot pe atunci. O femeie fără vârstă, firavă, tristă, diafană, care, cu mâinile încrucișate sub bărbie, într-o poză cum nu se poate mai artificială, privea în gol cu ochii ei lipsiți de expresie. Pot să spun că am fost în toată lumea. În unele țări, Robson purta o capă de mătase roșie peste costum și, în lumina unui reflector roșu, chiar avea un aer diabolic în numărul sicriului magic. Sper că dumneavoastră credeți în transmiterea gândului. Atmosfera era sufocantă. Tângeai după o gură de aer, dar la ferestre atârnau perdele groase de pluș decolorat, la fel de grele ca o cortină de teatru. Cine știe? Maigret intui că acele perdele fusese probabil tăiate dintr-o veche cortină. Germain ni a spus că vă căutați fiul sau fratele. Fratele, se grăbi să răspundă el, zicându-și că niciunul dintre cei ce alcătuise răjeând nu avea cum să fie fiul său. La asta mă gândeam și eu. Nu înțelesem bine. De aceea mă așteptam să văd un bărbat în vârstă. Care dintre ei era fratele dumneavoastră? Violonistul sau clarinetistul? Nu știu, doamnă. Cum nu știți? Fratele meu a dispărut pe când era bebeluș. Abia recent, cu totul întâmplător, i-am descoperit urma. Era ridicol, era odios. Și totuși, nu putea să le spună adevărul golvoluța celor bătrâni care se delectau cu lucruri artificiale. Era un fel de milă creștinească fată de ei, iar culmea era că nerodul de Dexter, care știa că totul era o invenție, părea că e și el convins și începea deja să se smiorcăie. Așezați-vă în lumină să vă văd. Nu cred că există vreo asemănare între mine și fratele meu. De unde știți dacă a fost răpit când era atât de mic? Fusese răpit. Fie. Acum trebuia să meargă până la capăt cu teatrul ăsta. După părerea mea, mai curând ar fi Joachim. Nu, stați puțin. Fruntea parcă seamănă cu a lui Joseph. Dar nu cumva încurc numele. Să știți că totdeauna m-am încurcat. Era unul cu un păr blond și lung ca de fată, o culoare aproape ca a părului meu. Cred că Joachim, zise Maigret. Lăsați-mă să mă gândesc. Cum ați putea să știți? Celălalt era un pic mai spătos și purta ochelari. Ce ciudat! Am trăit împreună aproape un an și de unele lucruri nu-mi amintesc, iar pe altele le văd că și cum ar fi fost ieri. Semna sărăm toți pentru un turneu în statele din sud, Mississippi, Louisiana, Texas. Era foarte greu, pentru că oamenii de acolo erau încă aproape sălbatici. Unii veneau călare la reprezentație. Odată, nu mai știu de ce, au ucis un negru în timpul numărului nostru. Mă întreb cu care dintre ei era Jesse. O chema Jesse sau Bessie? Mai curând Bessie. Nu, Jesse. Sunt sigură că o chema Jesse, pentru că odată am remarcat că formau trei DJ, Joseph, Joachim și Jesse. Măcar dacă mai gret ar fi putut să pună întrebări clare și să obțină răspunsuri precise. Dar trebuia să o lase să vorbească, să-și urmeze meandrele complicate ale minții sale de femeie bătrână care probabil că nu gândise niciodată ordonat. Sărăcuța de Jessie era îndoșătoare. O luasem sub protecția mea pentru că era într-o situație delicată. Care putea să fie această situație delicată? Probabil că bătrâna avea să ajungă și la asta. Era mică și finuță. La fel eram și eu la vremea aceea, delicată ca o floare. Știți că mi se spunea îngerul. Știu, Robson mi-a spus așa. Nu spunea îngerul meu, ceea ce ar fi banal, ci îngerul. Nu știu dacă înțelegeți nuanța. Bessie. Nu, Jessie era foarte tânără. Nici nu știu dacă avea 18 ani. Și se vedea că fusese nefericită. N-am știut niciodată unde o găsiseră ei. Spun, ei, pentru că nu-mi mai amintesc dacă a fost cu Joseph sau cu Joachim. Fiind toți trei nedespărțiți, nu puteai să nu-ți pui întrebarea. Ce rol juca ea în acest turneu? Nici un rol. Nu era artistă. Era cu siguranță orfană, pentru că n-am văzut-o niciodată să scrie cuiva. Probabil că au luat-o de la căpătâiul mamei ei. Și însoțea trupa. Mergea cu noi peste tot. Era foarte obositor. Impresarul era o brută. L-ai cunoscut? Germain. Fratele lui mai e încă la New York. Cineva mi-a vorbit despre el chiar săptămâna trecută. Vin de programe la Madison. Ne trata ca pe niște câini. Numai Robson îi ținea piept. Cred că, dacă l-am fi lăsat de capul lui, ne ar fi dat terci ca la animale, ca să economisească mâncarea. Locuiam în niște cocioabe pline de ploșnițe, și până la urmă ne-a lăsat baltă la 80 de kilometri de New Orleans, luând cu el banii și tot Robson. Noroc că se hotărâ brusc să ronțăie o bucată de prăjitură, dar pauza se dovedi tare scurtă. Căci continuă foarte repede, ștergându-și buzele cu o batistă de dantelă. JNG, scuzați-mă că vă spun asta, pentru că unul dintre cei doi este fratele dumneavoastră, pun prin soare că e Joseph. JNG nu erau artiști ca noi, jucând ca vedete, ci erau trecuți la sfârșitul programului. Nu e nici o rușine. Nii ar părea rău să vă simțiți ofensat. O, nu, nici vorbă câștigau foarte puțin, mai nimic, dar deplasarea era plătită, la fel și masa, dacă o putem numi masă. Numai că mai era și Jesse. Trebuiau să plătească biletul de tren pentru Jesse. Și masa. Nu totdeauna. Uite, îmi amintesc. Pun prin soare că sunt în contact cu Robson. Și pieptul ei enorm palpita în corsaj, iar degetele ca niște cârnăciuri începeau să se agite iertați-mă, domnule. Presupun că și dumneavoastră credeți în supraviețuirea sufletului. Altfel nu v-ați căuta cu atâta pasiune fratele, care poate că e mort. Simt că Robson a intrat în comunicare cu mine. Știu, sunt sigură. Lăsați-mă să mă reculeg și el îmi va spune tot ce vreți să știți. Claunul era atât de impresionat, încât scoase un fel de geamăt. Dar oare de vină nu era prăjitura, din care nimeni nu se gândea să-i ofere o bocată? Maigret se uita țintă în podea, întrebându-ți cât timp va mai putea rezista. Da, Robson, ascult, Germain, nu vrei să faci lumina mai mică. Probabil că erau obișnuiți cu asemenea ședințe de spiritism, căci Germain, fără să părăsească scaunul cu rotile, întinse brațul și, Trăgând de un șnur, stinse unul dintre cele două becuri din interiorul abajurului de mătase roșie. Da, îi văd. Lângă un fluviu mare. Și peste tot sunt plantații de bumbac. Mai ajută-mă, Robson, dragule. Ajută-mă așa cum făceai pe vremuri. O masă mare. Suntem toți acolo și tu ocupi locul de onoare. J&J. Stai puțin. Ia stă între noi o negresă voinică ne servește. Claunul gemu iar, dar ea continuă cu o voce monotonă, pe care probabil că o folosea altădată în numărul ei de clar Jessie e foarte palidă. Am mers cu trenul. Am mers mult timp. Trenul s-a oprit în plin câmp. Toată lumea e frântă de oboseală. Impresarul a plecat să lipească afișele. Și JNJ e fiecare o bucată din porția lor de carne ca să-i dea lui Jesse. Bineînțeles, ei ar fi fost mai simplu să povestească lucrurile fără acest talmeș-balmeș mistico -teatral. Comisarului îi venea să-i spună, Fapte, vă rog, și vorbiți ca toată lumea. Dar, dacă o femeie ca Lucile ar fi început să vorbească la fel ca toată lumea, dacă un om ca german și ar fi privit amintirile în față, ar mai fi avut oare forța să trăiască. Și peste tot unde îi văd de la fel. Sunt amândoi lângă, ea și împart mâncarea. Pentru că n-au destui bani să-i plătească o masă ca lumea. Spuneați că turneul a durat un an. Ea se prefă cu că se zbate, deschise cu greu ochii și băigui. Am spus ceva. Vă rog să mă iertați. Eram cu Robson. Vă întrebam cât timp a durat turneul. Mai mult de un an. Plecasem pentru 3-4 luni. Dar așa se întâmpla totdeauna. Pe drum se petrec o mulțime de accidente. Și mai e și problema banilor. N-ai niciodată destui bani ca să te întorci. Așa că mergi mai departe, din oraș în oraș și chiar pe la sate. Nu știți care dintre cei doi era îndrăgostit de ea. Nu știu, poate că Joachim, el fratele dumneavoastră, nu-i așa. Sunt convinsă că aveți trăsături comune. El era preferatul meu și cânta de minune la vioară. Nu în numărul lui, pentru că în număr făcea doar fantezii. Dar când se întâmpla să stăm o zi două în același hotel, parcă o vedea, într-un hotel din Scânduri în Texas sau Louisiana, cârpind ciorapii de mătase neagră ai soțului ei. Dar și pe acea gesicare, la ora mesei, ciugulea, umilă, câte puțin din porția celor doi bărbați. N-ați aflat niciodată ce s-a mai întâmplat cu ei. După cum v-am spus, trupa s-a destrămat la New Orleans pentru că impresarul ne-a lăsat baltă. Robson și cu mine am obținut imediat un angajament pentru că numărul nostru era cunoscut. Nu știu cum au reușit ceilalți să câștige banii de tren. V-ați întors imediat la New York. Așa cred. Nu-mi mai amintesc exact. Dar știu că, odată, l-am revăzut pe unul dintre cei doi în biroul unui impresar de pe Broadway. Nu cred că după mult timp. Spun asta pentru că îmbrăcasem una dintre rochiile purtate de mine în timpul turneului. Care dintre ei era? M-am mirat că îl văd singur. Totdeauna erau împreună. Apoi, fără ca nimeni să se fie așteptat la asta, Maigret se ridică brusc. Avea impresia că nu mai putea rezista nici 5 minute în atmosfera sufocantă. Îmi cer scuze pentru deranj, zise el, adresându se bătrânului Germain. Dacă ar fi fost vorba de circ și nu de varietău, repetă el, ca un disc vechi. Iar ea, ia, vă las adresa mea, încă mai dau consultații private. Am un număr mic de clienți, dar numai oameni foarte bine, care au încredere în mine. Iar dumneavoastră pot să vă spun adevărul, Robson continuă să mă ajute. Nu spun asta totdeauna, pentru că sunt oameni cărora le este teamă de spirite. Îi întinse o carte de vizită, pe care el o puse în buzunar. Claunul aruncă o ultimă privire spre prăjitură și își luă pălăria. Vă mulțumesc încă o dată. Uf, coborâ scara mai repede ca niciodată și, ajuns în stradă, respira adânc. Avea impresia că revine pe pământul oamenilor, iar felinarele parcă deveneau deodată niște prieteni pe care îi reîntâlnești după o lungă absență. Vedea prăvăliile luminate, Trecătorii și un puști în carne și oase care țopăia într-un picior pe marginea trotuarului. Este adevărat că mai rămăsese celălalt, clownul, care reuși să murmure cu vocea lui plângăreață. Am făcut ce-am putut și, evident, încă 5 dolari. Cineu iar împreună, într-un restaurant franțuzesc. Când ajunsese la Berwick, mai găsise un mesaj telefonic de la O'Brien, care îi cerea să-l sune la întoarcere. Sunt liber în seara asta, după cum speram, îi spunea el puțin mai târziu. Dacă nu ești ocupat, putem cina împreună și mai schimbăm o vorbă. Trecuse deja mai bine de un sfert de oră de când stăteau față în față și încă nu spusese nimic, se mulțumise, comandând meniul, să-i adreseze lui Maigret zâmbete abia schițate, în care puteai descifra un amestec de mulțumire și ironie. N-ai remarcat că ești din nou urmărit, murmură el în cele din urmă, tăind prima bucată dintr-un mușchi de vacă la grătar de toată frumusețea. Comisarul se încruntă, nu că ar fi fost brusc neliniștit, ci pentru că nu fusese atent, și asta îl supăra. Am băgat imediat de seamă când am venit să te iau de la Berwick. Dar nu mai e vorba de Bill, ci de un individ care l-a călcat cu mașina pe bătrânul Angelino. Pun prins oare pe ce vrei că e la ușă. O să-l vedem la plecare. Nu știu la ce oră și a luat postul în primire. Ai fost plecat de la hotel în după masa asta. Maigret ridică acum capul, arătându-și ochii speriați, se gândi un moment, apoi lovi cu pumnul în masă, exclamând. La dracu! Interlocutorul său Roșcovan zâmbi imediat și îl întrebă. Ai făcut demersuri prea compromițătoare. Omul de care vorbește brunet, desigur, pentru că e sicilian. Poartă o pălărie de un gri foarte deschis, nu-i așa? Exact. În acest caz, se afla în holul hotelului când am coborât din camera mea, cu clownul, pe la 5. Ne-am ciocnit când să ieșim pe ușă. Așadar, te urmărește de 5 ore. Și atunci, lucrurile aveau să se întâmple și de data aceasta ca în cazul lui Angelino. Voi ăștia din poliția oficială nu puteți face nimic ca să protejați oamenii. Zise el pornit. Poate că depinde de amenințarea care pleinează asupra lor. Și l-ați fi protejat pe bătrânul croitor. Da, dacă aș fi știut ce știu acum. Ei bine, mai sunt două persoane care trebuie protejate. Și cred că ar fi bine să iei măsuri mai înainte să termini friptură din farfurie. Îi dădu adresa lui Germain. Apoi scoase din buzunar și îi întinse cartea de vizită a clarvăzătoarei. Nu se poate să nu aibă telefon aici. Mă scuzi. Ia te uită. Netulburatul capitan cu mutră de oaie nu mai era ironic, nu mai invoca faimoasa libertate individuală. Stătu foarte mult la telefon, iar mai gret profită ca să arunce o privire în stradă. Pe trotuarul din față, îl recunoscu pe bărbatul cu pălărie grizărit în holul hotelului, iar după ce reveni la masă, bău, unul după altul, două pahare mari de vin. O'Brien se întoarse de la telefon și, din politețe sau din maliție nu puse nici măcar o întrebare, reîncepând să mănânce calm, ca mai înainte. În definitiv, mor mai mai gret, mâncând fără poftă, dacă n-aș fi dat pe acolo, bătrânul Angelino cu siguranță că n-ar fi fost acum mort. Se aștepta ca celălalt să protesteze, spera chiar să facă asta, dar Obrien se mulțumi să spună. Probabil că da. În acest caz, dacă se mai întâmpla și alte accidente. Ar fi din vina ta? Nu. La asta te gândești. Eu mă gândesc la asta din prima zi. Amintești-ți de cina din seara zilei în care ai sosit. Înseamnă că trebuie să-i las pe oamenii ăștia în pace. Acum e prea târziu. Ce vrei să spui? E prea târziu, pentru că și noi ne ocupăm de ei și, oricum, chiar dacă renunți, chiar dacă pleci mâine cu vaporul spre Le Havre sau Cherbourg, vor continua să se simtă hărțuiți. Little John, Habarnam, n -am. Mac Jill, nu știu, dar vreau să-ți spun că nu eu mă ocup de acest caz. Mâine sau poi mâine, când va veni momentul, când colegul meu își va exprima dorința, căci nu e problema mea, iar el își conduce ancheta cum dorește, am să-i te prezint e un om foarte serios. În genul tău, din potrivă. De aceea ți-am spus că e foarte serios. Am vorbit adineauri la telefon. Ar vrea ca, puțin mai târziu, să-i dau câteva detalii despre cele două persoane pe care trebuie să le protejeze. E o poveste cu nebuni. Bombă mai Maigret. Poftim. Am spus că e o poveste cu nebuni. Pentru că e vorba, dacă nu de doi nebuni se -i dea, cel puțin de doi bieți maniaci care s-ar putea să plătească cu viața indiscrețiile făcute ca să mă ajute pe mine. Și, pe deasupra, fără să vreau, din cauza acelui prostănac de clon plângăreț, ca să-i îndoșez, i-am luat pe coardă sensibilă. Obrien făcu ochii mari văzându-l atât de nervos, apăsând pe silabe și mestecând mâncarea cu un fel de furie. O să-mi spui probabil că n-am aflat mare lucru și că nu merita. Dar poate că nu toți avem aceeași idee despre antetele polițiste. Maigret era exasperat de zâmbetul dulceag al interlocutorului său. Vizita pe care am făcut-o azi dimineață în casa de pe strada 169 te-a amuzat și ea, nu-i așa? Și poate că ai fi izbucnit în râs dacă mai fi văzut, cu băiețelul care mergea în fața mea, Adulmecând prin toate colțurile și deschizând toate ușile. Totuși, eu, care am sosit în America doar de câteva zile, pretind că știu acum mai multe decât tine despre Little John și despre celălalt J. Probabil că e o chestie de temperament. Tu ai nevoie de fapte, de fapte precise, în timp ce eu. Se opri brusc, văzându-și interlocutorul gata să izbucnească în râs în ciuda efortului pe care îl făcea să se abțină, și preferă să râdă și el. Îmi cer scuze, am trăit puțin mai devreme cele mai idioate minute din viața mea. Hai să-ți spun, și îi povesti vizita la bătrânul Germain, o descrise pe lucile în transă sau prefăcându-s că e în transă, apoi conchise. Înțelegi de ce mă tem pentru ei? Angelino știa ceva și n-au ezitat să-l suprime. Oare Angelino știa mai mult decât ceilalți? Probabil. Dar am stat un ceas întreg în casa fostului prezentator de circ. Lucile se afla și ea acolo. Bineînțeles. Și totuși, nu cred că pericolul e același. Deoarece crezi, ca și mine, că respectivii miroseau pericolul doar pe strada 169. Obrien dădu afirmativ din cap. Acum, ar trebui aflat urgent dacă această gesi a locuit și ea în imobilul din fața prăvăliei croitorului. E posibil să găsim, în arhivele poliției, urmele unei drame sau ale unui accident care să se fi produs în urmă cu 30 de ani în această casă. E mai complicat decât la voi. Mai ales dacă drama n-a fost ceea ce aș putea numi o dramă oficială, dacă nu s-a făcut nicio anchetă. În Franța, după câte îmi amintesc, ai putea găsi la comisariat urma tuturor celor care au locuit în casă și, dacă e cazul, menționarea decesului. Adică, și tu crezi, nu cred nimic, repet că nu eu am fost însărcinat cu ancheta. Mă ocup de un caz cu totul diferit, a cărui finalizare îmi va lua săptămâni bune, dacă nu luni. Puțin mai târziu, după ce ne bem coniacul, îi voi telefona colegului meu. Știu că a fost în această după-amiază la birourile imigrației. Acolo, cel puțin, sunt înregistrate toate persoanele intrate în Statele Unite. Stai puțin, am notat pe o bucată de hârtie. Mereu aceleași gesturi nonșalante, vrând parcă să minimalizeze importanța a ceea ce făcea. La urma urmelor, Poate că era mai mult un fel de pudoare față de mai gret decât o prudență administrativă. Iată data intrării lui Maura în Statele Unite. Joachim Jean-Marie Maura, născut la Bayonne, 22 de ani, violonist. Numele vaporului, care nu mai există de mult timp, Achitaine. Cât despre al doilea G, acesta nu poate fi decât Joseph Ernest Dominic Daumale, 24 de ani, Născut la Bayonne. Nu s-a înscris ca instrumentist, ci a spus că e compozitor de muzică. Cred că înțelegi diferența. Mi s-a mai dat o informație, care poate că e lipsită de importanță, dar pe care cred că trebuie să-ți-o transmit. După doi ani și jumătate de la sosirea lui aici, Joachim Maura. Care își spunea deja John Maura și dădea ca adresă la New York imobilul pe care îl cunoști de pe strada 169, a plecat în Europa, unde a stat aproape 10 luni. După acest interval de timp, avem informații despre întoarcerea sa, la bordul unui vas englezesc, Moulton. Colegul meu nu cred că va cere informații din Franța în această privință. Dar, așa cum te cunosc eu pe tine, Maigret se gândise la asta exact în momentul în care interlocutorul său îi vorbea de baione. Formula deja în minte telegrama către poliția orașului. Rugăm trimiteți urgent toate detaliile despre Joachim Jean-Marie Maura și despre Joseph Ernest Dominic Daumale, plecați din Franța la. Americanul a avut ideea să comande două rachiuri, în pahare mici. Și tot el își aprinse primul pipa. La ce te gândești?" întrebă el, văzând că mai gret rămăsese foarte îndândurat, cu paharul de alcool sub nări. La Jessie. De ce? Aproape că jucau un joc, unul cu nelipsitul său zâmbet pe buze, parcă puțin șters ca să fie mai discret, celălalt cu mutra sa prefăcută de om morocănos. Mă întreba a cui mamă este." Roșcovanul își pierdu zâmbetul pentru o clipă, luă o gură de alcool și murmură. Asta va depinde de actul de deces, nu. Se înțeleseseră. Nu-l trăgea inima pe niciunul să-și precizeze mai mult gândul. Totuși, Maigret nu se putu abține să nu mormăie, prefăcându-ți prost dispus. Dacă va fi găsit că a furisita voastră de libertate individuală nu vă lasă să țineți un registru cu vii și cu morții. Kellner, încă un rând. Se mulțumi să spună Obrien, arătând spre paharele goale. Și adăugă, bietul tău sicilian cred că moare de sete pe trotuar. Capitolul 7 Era târziu, probabil aproape 10. Ceasul lui Maigret se oprise, iar cei de la Berwick nu mergeau cu solicitudinea atât de departe încât să înzestreze fiecare cameră cu ceasuri electrice, ca la Saint -Iregis. De altfel, la ce bun să știe cât era ceasul. În dimineața aceea, Maigret nu era grăbit. La drept vorbind, nu avea niciun program. Pentru prima oară de când sosise la New York era întâmpinat la trezire de un soare cu adevărat primăvăratic, câteva raze pătrundeau puțin în dormitor și în sala de baie. De altfel, datorită acelui soare își agățase oglinda de mânerul cremonei de la fereastră, și acolo se bărbierea, ca la Paris, în apartamentul său de pe bulevardul Richard Lenoir, unde, dimineața, totdeauna avea o rază de soare pe față când își dădea barba jos. Oare nu-i greșit să se creadă că marile orașe sunt diferite unele de altele, chiar și atunci când e vorba de New York, pe care o întreagă literatură îl reprezintă ca pe un fel de mașină monstruoasă de malaxat oameni? Maigret chiar se afla acum la New York și avea un mâner de fereastră plasat la înălțimea ideală ca să se poată bărbieri, o rază de soare cădea pieziș, făcându-l să clipească și, în față, în niște birouri sau ateliere, două fete în bluze albe râdeau de el. Dar în dimineața aceea avea să se bărbierească în trei reprize, căci soneria telefonului îl întrerupse de două ori. Prima dată, Vocea părea îndepărtată, o voce care îi deștepta amintiri recente, dar pe care nu o recunoștea. Alo, comisarul Maigret. Da, sunteți chiar comisarul Maigret. Bineînțeles. Comisarul Maigret la telefon. Eu sunt la naiba. Atunci vocea, atât de tâmbuitoare încât devenea tragică, zise. Aici, Ronald Dexter. Da, și... Îmi pare rău că vă deranjez, dar trebuie neapărat să vă vorbesc. Ai aflat ceva nou. Vă implor să-mi acordați o întrevedere cât mai repede posibil. Ești departe de aici. Nu prea. E ceva urgent. Foarte urgent. Atunci, vino imediat la hotel și urcă la mine. Vă mulțumesc. Mai gret zâmbise la început. Apoi, după ce se mai gândise, descoperise în vocea claunului ceva îngrijorător. Abia reîncepuse să se săpunească și telefonul răsună din nou în dormitor. Își șterse de bine, de rău fața și răspunse. Alo, comisarul Maigret. De data aceasta era o voce clară, aproape prea clară, cu un pronunțat accent american. El însuși. Aici, locotenentul Lewis. va ascult. Colegul meu, Obrien, mi-a spus că ar fi în interesul meu să intru cât mai repede în legătură cu dumneavoastră. Ne putem întâlni în această dimineață. Îmi cer scuze, domnule locotenent, pentru întrebare, dar mi-a stat ceasul. Ce oră e? Zece și jumătate. Aș fi trecut bucuros pe la biroul dumneavoastră. Din păcate, cu o clipă în urmă, am stabilit o întâlnire cu cineva la mine în cameră. De altfel, este posibil și chiar probabil să fie vorba de un lucru care să vă intereseze. V-ar deranja dacă ați veni să stăm de vorbă în camera mea de la Berwick. Voi fi acolo în 20 de minute. A apărut ceva nou. Maigret era sigur că interlocutorul său încă se mai afla la celălalt capăt al firului când îi pusese întrebarea, dar locotenentul se prefăcu că nu auzise și închise. Al doilea pe ziua aceea. Acum trebuia să sfârșească cu bărbieritul și să se îmbrace. Tocmai telefonase la rum service, ca să comande micul dejun, când cineva bătu la ușă. Era Dexter, un Dexter pe care mai gret, care începuse totuși să cunoască fenomenul, îl privi uluit. Nu mai văzuse în viața lui un om atât de palid și care să-ți lase atât de mult impresia unui somnambul pornit în plină zi prin New York. Claunul nu era beat. De altfel, nu avea expresia aceea plângăreața din momentele de beție. Ba chiar părea stăpân pe el, dar într-un mod special. Ca să fim foarte exacti, așa cum stătea în cadrul ușii, semăna cu actorii care, în filmele comice, tocmai au primit o lovitură de baston în cap și rămân în picioare un moment, cu privirea în gol, înainte de a se prăbuși la pământ. Domnule comisar, începu el, cu o anumită greutate în pronunțare. Intră și închide ușa. Domnule comisar, atunci mai gret înțelese că omul nu era beat, dar că suferea de o mahmureală cruntă. Era o minune că se mai putea ține pe picioare. Probabil că și cea mai mică mișcare îi zdruncina rău de tot creierii, fața îi se crispă de durere, iar mâinile căutau mașinal să se sprijine de masă. Stai jos, făcu semn că nu. Probabil că, dacă ar fi stat jos, ar fi căzut într-un somn comatos. Domnule comisar, sunt o canalie. În timp ce vorbea, Mâna lui tremurătoare scotocea în buzunarul hainei și așeza pe masă niște bancnote americane îndoite, la care comisarul se uita cu uimire. Sunt aici 500 de dolari. Nu înțeleg, 5 bancnote mari de 100 de dolari. Sunt noi, să nu vă temeți că sunt false. E prima dată în viața mea când am 500 de dolari în mina. Înțelegeți, 500 de dolari în buzunarul meu. Kelnerul intră cu o tavă, aducând cafea, ochiuri cu șuncă, dulcețuri, iar bulimicul Dexter, Dexter căruia îi era totdeauna foame, așa cum dorise din totdeauna să aibă 500 de dolari în buzunar, Dexter avă o senzație de greață când văzu mâncarea, când simți mirosul de ochiuri cu șuncă. Întoarse capul în altă parte, ca și cum i-ar fi venit să vomite. Nu vrei să bei ceva. Apă. Bău două, trei, patru pahare unul după altul, pe nerăsuflate. Iertați-mă, am să mă duc îndată la culcare. Dar mai întâi trebuia să vă vorbesc. Pe fruntea palidă îi apăruseră picături de sudoare și se ținea de masă, ceea ce nu împiedică trupul înalt și slab să se clatine involuntar. Să-i spuneți capitanului Obrien, care totdeauna m-a crezut un om cinstit și m-a recomandat dumneavoastră, că Dexter este o canalie. Împingea bancnotele spre Maigret. Luați-le! Faceți ce vreți cu ele! Nu sunt ale mele! Noaptea trecută! Noaptea trecută! Părea că își lua elan ca să treacă de cel mai greu obstacol. Punct. Noaptea trecută, v-am trădat pentru 500 de dolari. Chiar atunci sună telefonul. Alo, cum? Sunteți jos. Urcați, domnule locotenent. Nu sunt singur, dar nu are importanță. Și clownul întrebă, zâmbind cu tristețe. Poliția, nu ți fie teamă. Poți vorbi de fată cu locotenentul Lewis. E prieten cu Obrien. Să facă ce vor cu mine. mi indiferent, dar aș vrea să meargă repede. Se legă pur și simplu pe picioare. Intrați, domnule locotenent. Îmi pare bine că vă cunosc. Îl cunoașteți pe Dexter. N-are importanță. Îl cunoaște O'Brien. Cred că are să-mi spună lucruri foarte interesante. Vreți să luați loc în acel fotoliu, în timp ce el ne va spune ce știe, și eu voi lua micul dejun. Camera devenise aproape veselă, datorită soarelui care intra oblic pe fereastră și scotea la iveală o adevărată forfotă de praf fin și auriu. Totuși, Maigret se întreba dacă făcuse bine rugându-l pe locotenent să asiste la conversație. Obrien avusese dreptate în ajung când îi spusese că era un om foarte diferit de el. Sunt încântat că vă cunosc, domnule comisar. Numai că spunea toate acestea fără să zâmbească. Se simțea că era în timpul serviciului. Se instală într-un fotoliu picior peste picior, aprinse o țigară și, până să apuce Dexter să deschidă gura, scoase din buzunar un carnet și un creion. Era de statură mijlocie, cu o corpolență sub medie, cu o față de intelectual, de profesor, de exemplu, cu un nas lung și ochelari cu lentile groase. Puteți nota declarația mea, dacă este necesar, spuse Dexter, ca și cum se vedea deja condamnat la moarte. Iar locotenentul nu zicea nimic, îl observa doar cu o privire rece, cu creionul pregătit. Să fi fost cam 11 seara. Nu mai știu. Poate în jur de miezul nopții. Pe lângă City Hall. Dar nu eram beat și să știți că nu mint. Doi bărbați s-au așezat la bar alături de mine și imediat am înțeles că nu era întâmplător, că mă căutau. Ai putea să-i recunoști. Întrebă locotenentul. Dexter se uită la el, apoi la Maigret, de parcă l-ar fi întrebat cui trebuia să se adreseze. Mă căutau. Lucrurile astea se simt. Am avut presentimentul că făceau parte din bandă. Care bandă? Sunt foarte obosit, rosti el. Dacă mă întrerupeți tot timpul. Și mai nu se putu abține să nu zâmbească în timp ce își mânca ochiurile. Mi-au făcut cinste cu băutură, și știam că făceau asta ca să mă tragă de limbă. Vedeți că nu încerc să mint, nici să caut scuze. Mai știam că, dacă beau, sunt pierdut, și totuși am acceptat scociurile, patru sau cinci, nu mai știu exact. Îmi ziceau Ronald, deși nu le spusesem cum mă cheamă. M-au dus în alt bar, apoi în altul, dar de data asta cu mașina. Și, acolo, am urcat toți trei într-o sală de biliard unde nu era nimeni. Mă întrebam dacă nu cumva voiau să mă omoare. Stai jos, Ronald, mi a spus cel mai solid dintre ei după ce a încuiat ușa. Ești un amărât, nu-i așa. Toată viața ai fost un amărât. Și n-ai putut să faci niciodată nimic ca lumea pentru că totdeauna ți-a lipsit capitalul de început. Știți, domnule comisar, cum sunt atunci când beau? V-am spus chiar eu, n-ar trebui să fiu lăsat să beau. M-am revăzut copil, m-am revăzut la toate vârstele vieții mele, mereu un amărât, mereu alergând după câțiva dolari, și am început să plâng. Ce putea să-și noteze locotenentul Lewis. Căci scria din când în când un cuvânt două în carnet și era la fel de grav ca și cum ar fi interogat cel mai periculos dintre criminali. Atunci, cel mai solid dintre ei a scos câteva bancnote din buzunar, niște bancnote noi și frumoase de 100 de dolari. Era acolo o masă cu o sticlă de whisky și un sifon. Nu știu cine le adusese, pentru că nu-mi amintesc să-l fi văzut pe Kellner intrând. Bea, idiotule, mi-a spus el. Și am băut. Apoi a îndoit bancnotele, după ce le-a numărat sub ochii mei, și mi le-a pus în buzunarul hainei. Vezi că ne purtăm bine cu tine. Am fi putut să te luăm altfel, să te băgăm în sperieți, pentru că ești un fricos. Dar noi preferăm să-i plătim pe amărăți de felul tău. Înțelegi. Și acum, să te auzim. O să ne spui tot ce știi. Tot, ai auzit. Claunul se uită la comisar cu ochii lui spălăciți și rosti. Am spus tot. Ce? tot adevărul. Care adevăr? Că știți tot. Comisarul nu înțelegea încă și, încruntat, își aprinse pipa, căzut pe gânduri. Se întreba dacă trebuia să râdă sau să-l ia în serios pe claunul lovit de mahmureală cea mai teribilă văzută de el vreodată. Că știu ce, mai întâi, adevărul despre J&J. Care adevăr, Dumnezeule Mare? Bietul om se uita la el năucit, ca și cum s-ar fi întrebat ce îl apucase pe mai greț să se joace așa cu dânsul. Că Joseph, cel cu clarinetul, era soțul sau amantul lui Jesse. Știți bine asta. Serios. Și că au avut un copil. Poftim. Jos MacGill. Remarcați prenumele de jos. Și datele corespund. V-am văzut făcând calcule. Maura? adică Little John, o iubea și el și era gelos. L-a ucis pe Joseph. Poate că pe urmă a ucis-o și pe Jesse. Dacă nu cumva a murit ea de durere. Comisarul se uita acum la clown cu stupoare. Și cel mai mult îl uimea faptul că locotenentul lui luau cu febrilitate note. Mai târziu, când Little John a câștigat bani, a avut remușcări și s-a ocupat de copil, dar fără să se ducă vreodată să-l vadă. Din potrivă, l-a trimis în Canada, împreună cu o anume doamnă McGill. Băiatul, care luase numele bătrânei Scoțiens, nu cunoștea numele celui care îl întreținea. Continuă, zise Maigret, oftând cu resemnare. Știți asta mai bine decât mine. Am povestit totul. Trebuia să câștig cei 500 de dolari. Înțelegeți! Pentru că îmi mai rămăsese totuși un dram de cinste. Little John s-a căsătorit și el. În orice caz, a avut un copil pe care prima a crescut în Europa. Doamna MacGill a murit. Sau poate că jos a fugit de la ea. Nu știu, poate că dumneavoastră știți, dar nu mi-ați spus. Numai că noaptea trecută m-am purtat ca și cum ați ști. Ei îmi umbăleau mereu paharul. Îmi era atât de rușine de mine, dacă vreți să mă credeți, încât am preferat să merg până la capăt. Pe strada 169 locuia un croitor care știa totul, care poate că asistase la crimă. Și jos Mac a ajuns să-l întâlnească, nu se știe cum, probabil întâmplător. Și astfel a aflat adevărul despre Little John. Maigret își fuma acum pipa cu un aer blajin, ca un om căruia un copil îi istorisește o poveste plină de farmec. Continuă. Mac Jill se înhăitase cu niște tipi suspecți, niște tipi precum cei de noaptea trecută. Și s-au hotărât împreună să-l șantajeze pe Little John. Și lui Little John i-a fost frică. Când au aflat că fiul lui sosește din Europa, au vrut să-și mărească avantajul față de tatălui și l-au răpit pe Jean Maura imediat după sosirea pachebotului. N-am putut să le spun cum s-a întors Jean Maura la Saint Regis. Poate că Little John a plătit din gros. Sau poate că, nefiind chiar atât de prost, a descoperit ascunzătoarea unde era ținut tânărul. Le-am spus că știți totul și că urmează să fie arestați. Întrebă mai gret, ridicându se Nu-mi mai amintesc. Cred că da. Și că știți și că ei sunt vinovați. Care ei? Cei care mi-au dat cei 500 de dolari. Vinovați de ce? De uciderea bătrânului Angelino cu mașina. Pentru că Mac Gil aflase că urma să descoperiți totul. Asta e. Acum pot să fiu arestat. Capul, ca să-și ascundă zâmbetul, în timp ce locotenentul Lewis rămânea cât se poate de serios. Și ei ce au spus? M-au urcat într-o mașină. Credeam că mă duc undeva, într-un cartier pustiu, ca să mă omoare. În felul ăsta, ar fi putut să ia înapoi cei 500 de dolari. Dar m-au lăsat în față la City Hall și mi-au spus. Ce au spus? Du-te la culcare, idiotule! Ce veți face? O să-ți spun și eu la fel. Cum? Îți spun să te duci la culcare. Atâta tot, presupun că nu trebuie să mă mai întorc. Din potrivă, mai aveți nevoie de mine. S-ar putea, pentru că, în cazul ăsta, și trase cu ochiul spre cei 500 de dolari, oftând. N-am păstrat nici măcar un cent. N-am nici cu ce să iau metroul ca să mă întorc acasă. Astăzi nu vă cer 5 dolari, ca în celelalte zile, ci doar un dolar. Acum, când sunt o canalie. Ce părere ai, domnule locotenent? În loc să izbucnească în râs, așa cum ar fi vrut să facă mai gret, colegul lui Obrien se uită cu gravitate la notițele din carnet și zise. Nu Mac Gil a pus la cale răpirea lui Jean Maura. Păi, da, știți, am această convingere. Noi avem această certitudine. Și părea că marca se un punct făcând distinție între o certitudine americană și o simplă convingere franceză. Tânărul Maura a fost luat de o persoană care i-a înmânat o scrisoare de la tatăl lui. Știu, dar noi știm și unde a fost dus tânărul. Într-o casă de țară din Connecticut, proprietatea lui Maura, care însă n-a mai pus piciorul pe acolo de mulți ani. E foarte plauzibil, e sigur, avem dovezi. Și tatăl său a pus să fie adus la el la Saint Regis. De unde știți? Ghicesc, noi nu ghicim. Aceeași persoană s-a dus după două zile să-l aducă pe tânărul Maura. Ceea ce înseamnă, murmură Maigret, trăgând din pipă, că timp de două zile au existat motive ca acest tânăr să fie scos din circulație. Locotenentul îl privi cu o mirare comică. Se poate observa o coincidență, continuă comisarul. Faptul că tânărul și-a făcut apariția abia după moartea bătrânului Angelino. Și ce deduceți de aici? Nimic, colegul dumneavoastră Obrien vă va spune că nu deduc niciodată. Și va adăuga, probabil cu un strop de maliciozitate, că nu gândesc niciodată. Dumneavoastră gândiți, Maigret se întrebă dacă nu cumva merse se prea departe, dar Louis, după ce reflectă o clipă, răspunse. Uneori, când am elemente suficiente, atunci nu mai e nevoie să gândești. Ce părere aveți despre tot ce ne-a spus Ronald Dexter? Dexter îl cheamă, nu-i așa. N-am nicio părere, m-a distrat tare mult. Este adevărat că datele coincid. Sunt convins de asta. Coincid și cu plecarea lui Maura în Europa. Ce vreți să spuneți? Că jos Mac Gill s-a născut cu o lună înainte de întoarcerea lui Little John de la Bayonne. Și, pe de altă parte, s-a născut la opt luni și jumătate după plecarea acestuia. Astfel încât, astfel încât poate foarte bine să fie fiul și al unuia și al altuia. Putem alege, după cum vedeți. E foarte practic. Maigret nu se putea abține. Scena clownului Mahmur îi stârnise bună dispoziție și atitudinea posaca a locotenentului Lewis nu făcea decât să întrețină această stare de spirit. Am dat ordin să fie căutate toate actele de deces din acea perioadă care ar putea avea legătură cu Joseph Daumale și cu Jesse. Iar mai gret, nemilos, cu condiția să fie morți. Unde ar putea fi? Unde sunt cei vreo 300 de locatari care stăteau în aceeași perioadă în imobilul de pe strada 169? Dacă Joseph Daumale ar fi fost în viață? Da, probabil că s-ar fi ocupat de fiul lui. Cu condiția să fie al lui. L-am fi găsit în preajma lui Little John. De ce? Dacă doi tineri, la începuturile lor, au făcut împreună un număr de musical, înseamnă că sunt legați pe viață. Și Jesse, nu pretind că n-ar fi moartă, nici că Daumale nu e mort. Dar s-ar putea foarte bine ca el să-și fi dat duhul anul trecut la Paris sau la Carpentras, iar ea să se afle acum într-un azil de bătrâni. Contrariul este la fel de posibil. Presupun că glumiți, domnule comisar. Nu chiar. Urmați-mi raționamentul adică ați raționat toată noaptea. La început, în urmă cu exact 28 de ani, avem trei personaje. Cei trei J. Poftim, am spus, cei trei J. Așa îi numim. Cine, dumneavoastră, cu clar văzătoarea și fostul om de circ. Apropo, am pus să fie supravegheați după cum ați cerut. Până acum, nu s-a întâmplat nimic și probabil că nici nu se va întâmpla, acum când claunul a trădat, după cum spune el. Eram la cei trei J. Joachim, Joseph și Jesse. În urmă cu 28 de ani, cum ziceați, erau aceste trei personaje, precum și un al patrulea, care, pe când trăia, se numea Angelino Giacomi. Exact, locotenentul începea iar să noteze. Era o manie și astăzi. Astăzi, se grăbi să intervină americanul, ne aflăm din nou în fața a trei personaje. Dar nu mai sunt aceleași. Mai întâi Joachim, care, cu timpul, a devenit Little John. Mac Gill și un alt tânăr care pare a fi, în mod incontestabil, fiul lui Maura. Al patrulea personaj, Angelino, încă mai trăia în urmă cu două zile, dar, Probabil pentru simplificarea problemei, a fost suprimat. Pentru simplificarea problemei, scuzați-mă, trei personaje acum 28 de ani și trei personaje astăzi. Cu alte cuvinte, cele două care lipsesc din fosta echipă au fost înlocuite. Și Maura pare că trăiește terorizat de așa zisul său secretar Mac Gill. Credeți? Capitanul Obrien mi-a spus că aceasta ar fi și impresia dumneavoastră. Cred că i-am spus că Mac Gill se arăta foarte sigur pe el și că deseori se întâmpla să vorbească în locul patronului său. E același lucru. Nu chiar. Când am venit azi dimineață, am crezut că mi veți spune cu toată sinceritatea ce credeți despre acest caz. Capitanul mi-a destăinuit, iar a vorbit de impresiile mele. Nu, de ale lui. Ni a mărturisit convingerea să că aveți o idee și că există toate șansele să fie cea bună. Speram, așadar, că printr-o confruntare a ideilor noastre, vom ajunge la o soluție. Ei bine, l-ați auzit pe claunul meu patentat. Credeți tot ce a spus. Nici vorbă. Credeți că s-a înșelat. A construit un roman frumos, aproape un roman de dragoste. La ora asta, Little John, Mac Gill și poate alți câțiva trebuie să fie în plină efervescență. Am dovada. Aș putea să o cunosc și eu. În dimineața asta, Mac Gill a reținut o cabină de clasa 1 pe pachebotul care pleacă la ora 4 spre Franța. Pe numele lui Jean Maura. Nu vi se pare cât se poate de normal. Acest tânăr, ocupat cu studiile, Părăsește brusc Parisul și Universitatea ca să dea fugă la New York, unde tatăl său consideră că nu are ce face. Așadar, este trimis înapoi de unde a venit. E un punct de vedere. Dragă domnule locotenent, vă înțeleg foarte bine decepția. Vi s-a tot spus, și în mod greșit, că sunt un om inteligent care, în cursul carierei sale, a rezolvat un anumit număr de cazuri de criminalitate. Prietenul meu Obrien, care obișnuiește să cultive ironia, probabil că a cam exagerat. Așa că, primo, nu sunt inteligent. Era comic să-l vezi pe polițist vexat, ca și cum cineva și ar fi bătut joc de el, în timp ce mai gret nu fusese niciodată mai sincer. Secundo, nu încerc niciodată să mi fac o idee despre un caz mai înainte de a se fi terminat. Sunteți căsătorit? Sigur că da. Lewis era surprins de această întrebare neașteptată. Probabil de mulți ani. Și sunt sigur că aveți convingerea că soția tot nu vă înțelege. Într-adevăr, se întâmpla. Iar soția, la rândul ei, are aceeași convingere în ceea ce vă privește. Totuși, trăiți împreună, petreceți serile împreună, dormiți în același pat, faceți copii. În urmă cu 15 zile, nu auzisem niciodată de Jean Maura sau de Little John. În urmă cu patru zile, nici nu știam de existența lui Jos MacGill, și abia ieri, în casa unui bătrân neputincios, o prezicătoare mi-a vorbit de o anume Jessie. Și vreți să am o idee precisă despre fiecare dintre ei? Plutesc în necunoscut, domnule locotenent. Probabil că amândoi plutim în necunoscut. Numai că dumneavoastră luptați împotriva valului, pretindeți că mergeți într-o direcție determinată, în timp ce eu mă las în voia curentului, agățându-mă aici și colo de o creangă care trece. Aștept niște răspunsuri din Franța. Obrien probabil că v-a spus. Mai aștept, ca și dumneavoastră, Rezultatele cercetărilor făcute de oamenii voștri în legătură cu actele de deces și de căsătorie etc. Până atunci, nu știu nimic. Apropo, la ce oră pleacă vasul spre Franța? Vreți să plecați? Deloc, deși ar fi lucrul cel mai înțelept. E timp frumos, e prima mea zi însorită la New York. Voi face o plimbare până în port ca să asist la plecarea lui Jean Maura și nu mi-ar părea rău să-i spun la revedere acestui băiat, alături de care am avut ocazia să fac o călătorie foarte plăcută. Se ridică și își căută pălăria, par de siul, în timp ce polițistul, dezamăgit, închidea cu regret carnetul și îl punea în buzunar. Ce ar fi să mergem să bem un păhărel? Propuse comisarul nu vă supărați că vă refuz, dar nu beau niciodată alcool. O luminiță se aprinse brusc în ochii lui Maigret. Se abținul la timp să nu spună, aș fi jurat. Părăsiră împreună hotelul. Ia uite, sicilianul meu și a părăsit postul. Indivizii cred, probabil, că acum, după ce Dexter a spus tot, nu mai e necesar să-mi supravegheze mișcările. Sunt cu mașina, Domnule comisar, vă las undeva. Nu, mulțumesc. Voia să meargă pe jos. Ajunse fără grabă pe Broadway, apoi pe o anumită stradă, unde spera să regăsească Don Bar. La început se înșelă, dar în cele din urmă recunosc cu fațada și intră în sala aproape pustie la ora aceea. La capătul barului se află totuși jurnalistul cu dinții îngălbeniți, căruia Mac Gill și detectivul boxerii se adresaseră în prima zi. Omul scria un articol în timp ce se delecta cu un whisky dublu. Jurnalistul ridică puțin capul, îl recunoscu pe Maigret, se strâmba și, în cele din urmă, salută cu o mișcare a capului. Bere, comandă comisarul, pentru că aerul mirosea deja a primăvară și asta îi stârnea setea. O bău ca un om liniștit, pe care îl așteaptă o lungă hoină reală. Capitolul 8 Până nu de mult, în astfel de momente, cei de pe coai de sorfevres spuneau despre Maigret. Gata! Șeful e în transă. Necuvinciosul inspector Torrens, care avea totuși un adevărat cult pentru comisar, spunea mai fără menajamente. Șeful e dus. În sau, dus, desemna o stare pe care colaboratorii lui Maigret o vedeau apărând cu ușurare. Și ajunseseră să-i ghicească apropierea după mici semne prevestitoare, prevăzând înaintea comisarului momentul în care se va declanșa criza. Ce ar fi gândit un om căliuis despre atitudinea colegului să o francez în orele care au urmat? Nu ar fi priceput, era fatal și probabil că l-ar fi privit cu o anumită milă. Dar capitanul Obrien, înzestrat cu o ironie fină, în ciuda aparenței unui om l-ar fi putut înțelege. Totul se petrecea într-un mod destul de ciudat, pe care Maigret nu avusese niciodată curiozitatea să-l analizeze, chiar dacă până la urmă reușise să-l cunoască tot auzindu-i vorbind despre asta, cu o mulțime de detalii, pe colegii săi de la Poliția Judiciară. Timp de zile, uneori de săptămâni, se împotmolea în câte un caz, făcea doar ce trebuia făcut, dădea ordine, se informa despre unii și despre alții, părea că nu-l prea interesează ancheta, iar uneori chiar că nu-l interesează deloc. Acest lucru se întâmpla deoarece, în acest timp, vedea problema doar din punct de vedere teoretic. Cutare om a fost ucis în cutare împrejurări. Asta și ăla sunt suspecți. Dar, în fond, acești oameni nu-l interesau. Încă nu-l interesau. Apoi, brusc, în momentul în care te așteptai mai puțin, când îl puteai crede descurajat de complexitatea sarcinii, se producea declicul. Cine pretindea că în acel moment devenea mai greoi? Nu un fost director al poliției judiciare, care îl văzuse ani de zile lucrând. Era doar o butadă, dar exprima foarte bine realitatea. Dintr-o dată, Migret părea mai greoi în mișcări, mai confuz. Avea un alt fel de a strânge pipa între dinți, trăgând fumuri scurte și rare și se uita în jur cu o expresie aproape prefăcută, dar asta pentru că, în realitate, era concentrat asupra activității sale interioare ceea ce însemna, pe scurt, că personajele dramei nu mai erau pentru el niște entități, pioni sau marionete, ci deveniseră oameni. Și mai gret se punea în locul acelor oameni. Se încăpățâna să se pună în locul lor. Oare ceea ce unul dintre semenii lui gândise, trăise și suferise nu era și el în stare să gândească, să retrăiască și să sufere la rândul său. Un anumit individ, într-un moment al vieții sale, în anumite împrejurări, reacționase într-un fel, iar el trebuia, punându se în locul lui, să facă să țâșnească din adâncul său reacții identice. Dar nu era ceva conștient. Maigret nu-și dădea totdeauna seama. De exemplu, credea că, în timp ce mânca singur la teșgheaua unui local, rămăsese Maigret și nimic altceva decât Maigret. Numai că, dacă și ar fi privit fața în oglindă, ar fi surprins unele expresii ale lui Little John. Printre altele, cea a fostului violonist, în apartamentul său de la Saint Regis, în momentul în care, venind din adâncul acelui apartament, din încăperea mobilată sărăcăcios, amenajată ca un fel de refugiu, îl privise pentru prima dată pe comisar prin ușa întredeschisă. Era frică sau un fel de acceptare a fatalității. Apoi, același Little John mergând spre fereastră, în momentele dificile, dând la o parte perdelele cu o mână nervoasă și privind afară, în timp ce MacGill prelua în mod automat conducerea operațiunilor. Nu era de ajuns să spună Little John este asta sau asta. Trebuia să simtă acest lucru. Trebuia să devină Little John. Și iată de ce, în timp ce se plimba pe străzi, apoi oprea un taxi ca să meargă la docuri, lumea exterioară nu mai exista pentru el. Era acolo Little John cel de altă dată, cel care sosise din Franța la bordul vasului Achitaine, cu vioară sub braț, însoțit de Joseph, clarinetistul. Little John care, în cursul turneului său jalnic prin statele americane din Sud, împărțea masa cu o fată slabă și bolnăvicioasă, cu o ges hrănită cu câte o parte luată din porția lui și a lui Joseph. Abia dacă luă seama la cei doi polițiști pe care îi recunoscu pe cheiul de îmbarcare. Le adresă un zâmbet vag. Evident, locotenentul Lewis îi trimisese acolo, pentru orice eventualitate, iar Lewis își făcea meseria în mod corect, nu te puteai supăra pe el. Cu doar un sfert de oră înainte de plecarea navei, o limuzină lungă opri în fața clădirii vămii, iar Mac Gil cobor primul, urmat de Jean Maura, care purta un costum din tweed de culoare deschisă, cumpărat probabil de la New York. Apoi își făcu apariția și Little John, care părea să fie adoptat odată pentru totdeauna bleu marinul și negrul în vestimentație. Maigret nu se ascundea. Cei trei oameni trebuiau să treacă pe lângă el. Reacțiile lor au fost diferite. Mac Gill, care mergea în față și ducea geanta de călătorie a lui Jean, se încruntă, apoi, poate din fanfaronadă, schiță o strâmbătură ușor disprețuitoare. Jean Maura ezită însă, se uită la tatăl său, făcu câțiva pași spre comisar și dădu mâna cu el. Nu vă întoarceți în Franța! Vă cer din nou iertare. Ar fi trebuit să luați același vas ca și mine. Știți, n-a fost nimic. M-am comportat ca un prost." Sigur că da. Mulțumesc, domnule comisar." Little John trecuse pe lângă el, oprindu-s puțin mai departe, apoi îl salutase pe mai gret, simplu, fără ostentație. Actualitate, iar Lewis își făcea meseria în mod corect nu te puteai supăra pe el. Cu doar un sfert de oră înainte de plecarea navei, o limuzină lungă opri în fața clădirii vămii, iar Mac Gil primul, urmat de Jean Maura, care purta un costum din tuit de culoare deschisă, cumpărat probabil de la New York. Apoi își făcu apariția și Little John, care părea să fie adoptat odată pentru totdeauna bleu marinul și negrul în vestimentație. Maigret nu se ascundea. Cei trei oameni trebuiau să treacă pe lângă el. Reacțiile lor au fost diferite. Mac Gil, care mergea în față și ducea geanta de călătorie a lui Jean, se încruntă, apoi, poate din fanfaronadă, schiță o strâmbătură ușor disprețuitoare. Jean Maura ezită însă, se uită la tatăl său, făcu câțiva pași spre comisar și dă mâna cu el. Nu vă întoarceți în Franța. Vă cer din nou iertare. Ar fi trebuit să luați același vas ca și mine. Știți, n-a fost nimic. M-am comportat ca un prost. Sigur că da. Mulțumesc, domnule comisar." Little John trecuse pe lângă el, oprindu-s puțin mai departe, apoi îl salutase pe mai gret, simplu, fără ostentație. Comisarul îl văzuse doar în apartamentul său. Se mira puțin că acum, afară, îi se părea mai mic de statură decât crezuse. Și îi se părea și mai bătrân, mai marcat de viață. Era ceva recent. Peste omul acela căzuse parcă un văl, sub care se simțea totuși o energie extraordinară. Dar toate acestea nu contau. Nu erau nici măcar niște gânduri. Ultimii pasageri urcau la bord. Părinții și prietenii rămâneau înșirați pe chei, privind în sus. Câțiva englezi, după obiceiul din țara lor, aruncau serpentine spre bastingaje, iar cei care plecau țineau cu gravitate de un capăt. Comisarul îl zări pe Jean Maura pe pasarela de la clasa 1. Îl vedea de jos în sus și, o clipă, crezu că îl vede nu pe fiu, ci pe tată, Crezu că nu asista la îmbarcarea de astăzi, ci la cea de demult, când Joachim Maura plecase în Franța, unde avea să stea aproape 10 luni. Joachim Maura nu călătorise atunci la clasa întâi, ci la clasa a treia. Venise oare singur până la docuri. Nu fusese condus, și el, până pe chei de două persoane. Mai că căuta mașina la cele persoane, se gândea la clarinetist și la Jessie, care probabil așteptaseră și ei, ca și dânsul, cu capul în sus, să vadă zidul mișcător al navei desprinzându-se de chei. Apoi, apoi plecau amândoi. Oare Joseph prinsese de braț pe Jesse? Sau Jesse se agățase mașinal de brațul lui Joseph? Fata plângea. Oare el spunea, se va întoarce curând? În orice caz, rămăseseră singuri la New York, în timp ce Joachim, în picioare pe punte, privea America. Aceasta devenea din ce în ce mai mică și se pierdea apoi în ceața serii. Și de data aceasta, cele două persoane rămase, Little John și Mac Jill, plecau împreună, pășind cu pas egal spre automobilul care îi aștepta. Mac Jill deschise portiera și îi făcu loc celuilalt să urce. Nu trebuia să te grăbești, că locotenentul Lewis nu trebuia să alergi spre adevărurile pe care doreai să le descoperi, ci, pur și simplu, să te lași impregnat de adevăr. Iată de ce mai greți se îndrepta, cu mâinile în buzunare, spre un cartier pe care nu-l cunoștea. Dar nu avea importanță. Se ținea, în gând, după Jess și Joseph în subui. Oare exista subui pe vremea lor? Probabil că da. Poate că se întorseseră imediat în casa de pe strada 169. Și acolo se despărțiseră pe palier. Oare Joseph nu și consolase prietena? De ce era frapat comisarul de o amintire foarte recentă? În momentul producerii incidentului, nu observase asta. La amiază, zăbovise în fața paharului de bere la donji Bar. Și mai comandase una pentru că era bună. Când să plece, jurnalistul cu dinții stricați, Parson, ridicase capul și îi zisese. Ziua bună, domnule comisar! I se adresase în franceză, cu un accent puternic, pronunțând megret. Avea o voce neplăcută, prea stridentă și parcă tăioasă, cu intonații vulgare sau mai curând răutăcioase. Era, mai mult ca sigur, un tip plin de resentimente, un revoltat. Maigret se uitase la el ușor surprins. Mormăi bună ziua și ieșise fără să se mai gândească la el. Dar acum își amintise pe neașteptate că, atunci când fusese prima dată la Donkey Bar, împreună cu Mac Gill și detectivul ce mesteca Chewing Boom, nimeni nu-i pomenise numele. Și nici Parson nu spusese că vorbea franceza. Poate că nu avea nicio importanță. Mai gret trecu peste asta. Și totuși, detaliul acela se integra de la sine în ansamblul preocupărilor sale inconștiente. Când ajunse în Times Square, se uită mașina spre Times Square Building, care îi acoperea orizontul. Asta îi aminti că birourile lui Little John se aflau în acel zgârainori. Intră. Nu căuta nimic anume dar nu cunoștea decât cadrul intim, de la hotelul Saint Regis, a lui Little John cel de acum. De ce să nu-l vadă și pe celălalt? Căută pe afișaj automatic record ce grad și un ascensor rapid îl duse la etajul 42. Arăta banal. Nu era nimic de văzut. Toate acele tonomate, acele cutii cu vise pe care le găsea în majoritatea barurilor și restaurantelor, de fapt, acolo ajungeau. În orice caz, acolo se revărsau din mașini sutele de mii de monede de 5 cenți, transformându-se în cont în bancă, în acțiuni și în contabilitatea de pe filele registrelor. Pe o ușă cu geam scria: General Manager, John Maura. Urmau alte uși cu geam, numerotate, purtând numele unui întreg stat major, apoi o încăpere imensă cu birouri metalice cu lămpii albăstrui, unde lucrau vreo 100 de angajați și angajate. Cineva îl întrebă ce dorea. Nimic, răspunse liniștit, scuturându-și pipa de tocul pantofului și făcând cale întoarsă. Așa, doar ca să vadă și el. Oare locotenentul lui s-ar fi înțeles asta? Și acum mergea din nou pe stradă, se oprea în fața unui bar, ezita, apoi dădea din umeri. De ce nu? Nu i-ar fi prins rău, în acele momente, iar el nu plângea ca Ronald Dexter. Singur, la un colț de bar, goli două pahare de alcool, unul după altul, plăti și ieși așa cum intrase. Joseph și Jessie erau de acum singuri pentru zece luni, în casa de pe strada 169, din fața prăvăliei croitorului. Ce îl apucase să rostească de dată, cu glas tare, făcând un trecător să întoarcă surprins capul. Nu! Se gândea la bătrânul Angelino, la moartea urâtă a bătrânului Angelino, și spunea, nu, pentru că era sigur, fără să știe exact de ce, că lucrurile nu se petrecuseră așa cum își imagina Lewis. Ceva nu se potrivea. Îi revedea pe Little John și pe Mac Gill îndreptându-se spre limuzina neagră care îi aștepta și repetă în gând, nu era fatalmente mai simplu. Evenimentele își pot oferi luxul să fie sau să pară complicate. Oamenii sunt însă totdeauna mai simpli decât ni întipuim. Chiar și un Little John. Chiar și un Mac Jill. Dar, ca să înțeleagă această simplitate, trebuia să ajungă în profunzime, nu să se mulțumească cu o explorare de suprafață. Taxi. Uitând că se afla la New York, îi vorbi franțuzește șoferului uluit. Își ceru scuze și îi dădu în engleză adresa prezicătoarei. Trebuia să-i pună o întrebare, una singură. Și i locuia tot în Greenwich Village, iar comisarul fu destul de surprins să vadă o casă frumoasă, o casă burgheză cu patru etaje, cu o scară curată, acoperită de un covor și cu ștergătoare în fata ușilor. Doamna Lucile! clar văzătoare. Doar cu programare. Sună și soneria, de partea cealaltă a ușii, răsună înfundat, ca la oamenii bătrâni. Apoi se auzi și înăbușiți și, după o ezitare, în sfârșit, un zgomot foarte ușor, cel al zăvorului tras cu precauție. Ușa se întredeschise puțin și un ochi îl observă cu atenție. Maigret zâmbi fără să vrea și zise. Eu sunt oh, îmi cer scuze. Nu v-am recunoscut. Nu aveam nicio întâlnire fixată la ora asta și mă întrebam cine ar putea fi. Intrați. Scuzați-mă că v-am deschis chiar eu, dar servitoarea mea e plecată la cumpărături. Cu siguranță că nu exista nicio servitoare, dar nu avea importanță. Era aproape întuneric și în casă nu fusese aprinsă nicio lampă. Un fotoliu se afla în fața unei sobe englezești, unde se zărea flacăra unui foc de cărbuni. Atmosfera era liniștită și caldă, puțin cam apăsătoare. Doamna Lucile trecea de la un comutator la altul și lămpile se aprindeau, toate acoperite de abajururi albastre sau roz. Așezați-vă! Aveți cumva vești despre fratele dumneavoastră! Mai gret aproape că uita se povestea cu fratele, inventată de clown ca să-i îndușeze pe German și pe bătrâna lui prietenă. Se uită în jur mirat, căci, în locul calabalucului de vechituri pe care și-l imaginase, găsea un salonaș lui XVI, care îi amintea de atâtea și atâtea salonașe asemănătoare de la pas sau auteil. Doar machiajul excesiv, stângaci al bătrânei conferea încă pe ceva echivoc. Fața ei, Acoperită de un strat de cremă și de pudră, era albicioasă ca luna, rujul de pe buze avea culoarea sângelui, iar genele erau lungi și albăstrui ca de păpușă. M-am gândit la dumneavoastră și la foștii mei colegi, JNG. În legătură cu ei aș vrea să vă pun o întrebare. Știți? Sunt aproape sigură. Vă amintiți că m-ați întrebat care dintre cei doi era îndrăgostit. Acum, dacă mă gândesc mai bine, cred că amândoi erau. Lui Maigret nu-i păsa de asta. Eu aș vrea să știu, doamnă. Stați puțin. Aș vrea să-mi înțelegeți ideea. Rar se întâmpla ca doi tineri de aceeași vârstă, proveniți aproape din același mediu, să aibă aceeași vitalitate. Aceeași tărie de caracter, dacă vreți. Unul dintre ei e totdeauna înaintea celuilalt. Să spunem că totdeauna există un șef. Nu mai puțin. În acest caz, celălalt poate să aibă diferite atitudini posibile, care depind de caracterul fiecăruia. Unii acceptă să fie dominați de prietenul lor, căutând uneori această dominare. Alții însă se revoltă la fiecare pas. Veți vedea că întrebarea mea este destul de delicată. Nu vă grăbiți să răspundeți. Ați trăit aproape un timp alături de ei. Care dintre ei v-a lăsat amintirea cea mai puternică? Violonistul, răspunse ea fără ezitare. Deci, Joachim, blondul cu părul lung și fața foarte slabă. Da, totuși, nu era totdeauna un om agreabil. Ce vreți să spuneți? N-aș putea să vă zic exact. E o impresie! Uitați! GNG era doar ultimul număr din program, nu. Robson și cu mine eram vedetele. În astfel de cazuri, există o anumită ierarhie. Ca în cazul valizelor, de exemplu. Ei bine, violonistul nu s-ar fi oferit niciodată să-mi ducă valiza. Dar celălalt, celălalt a făcut-o de câteva ori. Era mai politicos, mai bine crescut. Joseph, da, cel cu clarinetul. Și totuși, Dumnezeule, ce greu e de explicat. Joachim nu avea o dispoziție constantă, asta -i. Într-o zi se arăta seducător, de o amabilitate încântătoare, apoi, a doua zi, nu-ți mai adresă niciun cuvânt. Cred că era prea orgolios, că suferea din cauza situației sale. Joseph însă o accepta zâmbitor. Uite că iar spun ceva neadevărat. Pentru că nu zâmbea prea des. Era un om trist. Nici asta. Făcea lucrurile corect, cum se cuvine, cum se pricepea mai bine, atâta tot. Dacă i ai fi cerut să-i ajute pe mașiniști sau să stea în cușca sufleorului, n-ar fi zis nu, pe când celălalt s-ar fi rățuat imediat. Asta vreau să spun. Totuși, îl preferam pe Joachim, chiar atunci când te repezea. Vă mulțumesc! Nu serviți o ceașcă de ceai! Nu vreți să încerc să vă ajut! Pronunțase aceste cuvinte cu o pudoare ciudată și mai gret nu înțelese imediat. Aș putea încerca să văd. Abia atunci își aminti că se afla în casa unei clar văzătoare și, din bunătate sufletească, pentru a nu o dezamăgi, fu pe ce să accepte o consultație. Ba nu! Nu avea curajul să asiste la strâmbăturile ei, să-i audă din nou vocea stinsă și întrebările pe care le punea de lui Robson. Mă voi întoarce, doamnă. Nu vă supărați că astăzi n-am timp. Vă înțeleg. Ba nu. Ei se încurca în propriile minciuni. Îi părea rău că lăsa o impresie proastă, dar nu avea ce face. Sper să vă găsiți, fratele. Ia uite! Jos, în fața imobilului, se afla un bărbat pe care nu-l remarcase la venire și care se uita acum la el cu mare atenție. Probabil era unul dintre detectivii lui Lewis. Oare mai era utilă prezența lui acolo? Ceru să fie dus din nou pe Broadway. Devenise deja un port de plecare pentru Maigret, care reușea acum să se orienteze foarte bine. De ce intra fără să ezite la Donkey Bar? Mai întâi, trebuia să telefoneze. Dar, fără un motiv foarte clar, voia mai ales să-l reîntâlnească pe jurnalistul cu voce stridentă și știa că la această oră îl va găsi beat. Bună ziua, domnule Megret! Parson nu era singur. Era împreună cu trei-patru tipi pe care, după toate aparențele, îi făcea să râdă de câtva timp cu blumele lui. Beți un scoci cu noi! Continuă el în franceză. E adevărat că în Franța nu vă place uiscaiul. Un coniac, domnule comisar din poliția judiciară ieșit la pensie. Voia să fie comic. Se știa sau se credea ținta privirilor celor din bar, însă, în realitate, puțini se arătau interesați de el. Frumoasă tară, Franța, nu-i așa. Mai gretezită, își zise că va telefona mai târziu și se așeză la bar alături de Parson. O cunoașteți. Am trăit acolo doi ani. La Paris. Da, veselul Paris. Și la Lille, la Marsilia, la Nisa. Coasta de Azur, nu. Spunea toate acestea cu răutate, ca și cum vorbele ar fi avut un sens cunoscut doar de el. Dacă Dexter era un bețiv trist, Parson era în schimb tipul bețivului răutăcios, agresiv. Se știa slab și urât, se știa murdar, se știa disprețuit sau detestat și ura întreaga omenire, care, în momentul acela, lua forma și chipul lui mai gret, care îl privea placid, cu ochii mari și calmi, așa cum te uiți la o muscă agitată din cauza furtunii. Pun prin soare că după ce vă veți întoarce acolo, în frumoasa dumneavoastră Franță, veți spune tot răul posibil despre America și despre americani. Așa sunt toți francezii, și veți povesti că New Yorkul e plin de gangsteri. Ha, ha! Dar veți uita să spuneți că majoritatea au venit din Europa. Și izbucni într-un râs plin de răutate, arătând cu degetul spre pieptul lui Maigret. Și veți omite să adăugați că la Paris sunt tot atâția gangsteri ca aici. Numai că ai voștri sunt gangsteri burghezi. Au nevastă și copii. Și, uneori, sunt decorați. Ha! Ha! Încă un rând, Bob. Un brandy pentru domnul Megret, căruia nu-i place uiscaiul. Dar, vorba e, vă întoarceți în Europa. Se uita la însoțitorii săi cu un aer și ret, Mândru nevoie mare că îi trântise comisarului drept în fața această frază. Aud, sunteți siguri că vă mai întoarceți? Să presupunem că gangsterii de aici nu vor. Aud, credeți că bunul domn O'Brien sau onorabilul domn Lewis vor putea să facă ceva? N-ai fost la plecarea lui Jean Maura?" Întrebă comisarul cu un aer detașat. Era și așa destulă lume? Nu." În sănătatea dumneavoastră, domnule Maigret. În sănătatea poliției pariziene. Iar aceste ultime cuvinte îi se părură atât de hazli, încât se strâmba pur și simplu de râs. În orice caz, dacă plecați cu vasul, promit să vin și eu să vă iau un interviu. Celebrul comisar Maigret declară strălucitului nostru colaborator Parson că este foarte mulțumit de contactele sale cu Poliția Federală și Doi dintre bărbații care făceau parte din grup plecară fără să spună o vorbă și, lucru ciudat, Parson, care îi văzu plecând, nu le spuse nimic și nici nu se arătă mirat. În același moment, Maigret regretă că nu avea pe nimeni la dispoziția lui ca să-i urmărească. Încă un păhărel, domnule Maigret, trebuie să profităm cât ne aflăm aici și să bem. Priviți bine acest bar. Mii și mii de oameni și au rost coatele de el, așa cum facem și noi acum. Unii au refuzat un ultim whisky, zicând, mâine. Iar a doua zi n-au mai fost aici ca să-l bea. Rezultatul, un scotch bun pierdut. Ha, ha, când eram în Franța, aveam totdeauna o etichetă cu adresa hotelului meu prinsă cu un ac în interiorul pardesiului. În felul ăsta, Oamenii știau unde să mă ducă. Dumneavoastră nu aveți etichetă. E foarte practic, chiar și pentru morgă, pentru că scurtează formalitățile. Unde plecați? Refuzați ultimul drink. Mai gret se săturase, atâta tot. Plecă, după ce îl privi mai întâi în ochi pe jurnalistul cu gura mare. La revedere, zise el. Sau adio, replică celălalt. În loc să telefoneze din cabina de la Donkey Bar, preferă să se întoarcă pe jos la hotel. La recepție îl aștepta o telegramă, dar nu o deschise înainte de a ajunge în cameră. Chiar și acolo, dintr-un fel de cochetărie, puse plicul pe masă și formă un număr de telefon. Alo! Locotenentul Lewis! Aici, Maigret, ați dat de urma unui certificat de căsătorie. Da, ce dată? O clipă. Pe numele lui John Maura și Jesse Dewey. Da, cum? Născută la New York. Bine, data. Nu înțeleg bine. În primul rând, înțelegea mai puțin bine engleza la telefon decât într-o conversație obișnuită. Apoi, locotenentul lui îi explica lucruri destul de complicate. Bun, ziceți că certificatul a fost luat la City Hall. Scuze, ce înseamnă City Hall? Primăria orașului New York. Bun, cu patru zile înaintea plecării lui Little John spre Europa. Și atunci? Cum? Asta nu dovedește că erau căsătoriți. Nu pricepe cum vine asta. Da, poți avea un certificat de căsătorie și să nu te folosești de el. În acest caz, cum putem ști dacă sunt căsătoriți? Cum? Doar Little John ar putea să ne spună asta. Sau martorii, sau persoana care ar deține acum acest certificat. Evident, la noi e mai ușor. Da, cred că nu are importanță. Am spus, cred că nu are importanță. Dacă sunt sau nu căsătoriți. Cum? Vă spun sincer că n-am nicio informație nouă. Pur și simplu, m-am plimbat. Mi-a spus politicos la revedere. A adăugat că regretă că nu mă întorc în Franța cu el. Presupun că acum, când aveți numele de familia lui Jesse, veți putea. Oamenii dumneavoastră s-au apucat deja de treabă. Nu vă aud bine, nici o urmă a decesului ei. Asta nu înseamnă nimic, nu. Oamenii nu mor totdeauna în patul lor. Ba nu, domnule locotenent, nu mă contrazic. V-am spus azi dimineață că dacă niște persoane nu sunt găsite nu înseamnă neapărat că au murit. N-am pretins niciodată că Jesse trăiește. O clipă. Vreți să așteptați la telefon. Tocmai am primit o telegramă din Franța ca răspuns la cererea mea de informații. N-am deschis-o. Ba nu. Voiam mai întâi să vă telefonez. Puse jos receptorul, desfăcu plicul și citi telegrama care, în esență, spunea următoarele. Joachim Jean-Marie Maura, născut la Bayonne în fiul celui mai important negustor de articole de fierărie din oraș și a pierdut de timpuriu mama. Studii liceale, studii muzicale, conservatorul de la Bordeaux, premiul întâi la vioară la vârsta de 19 ani, plecat la Paris după câteva săptămâni, revine la Bayonne patru ani mai târziu, la moartea tatălui său, care nu avea alt moștenitor și ale cărui afaceri erau destul de încurcate. Trebuie să se fie ales cu două 300 de mii de franci. Veri de ai lui, care încă mai trăiesc la baione și în împrejurimi, pretind că a făcut avere în America, dar nu le-a răspuns niciodată la scrisori. Mai sunteți la telefon, domnule locotenent. Scuzați-mă că vă irosesc timpul. În ceea ce îl privește pe Maura, nimic important de semnalat. Îmi dați voie să continui. Joseph Ernest Dominic Daumale, născut la Bayonne în fiul unui șef de oficiu poștal și al unei învățătoare. Mama sa a rămas văduvă când băiatul avea 15 ani. Studii liceale, apoi conservatorul din Bordeaux. Plecare la Paris, unde probabil că s-a întâlnit cu Maura ședere destul de lungă în America. Actualmente dirijor în orașe balneare. A petrecut ultimul sezon la Burboule, unde și a construit o vilă și unde probabil că se află în acest moment. Căsătorit cu Ana Marie Penete, din Sables, Dolone, cu care are trei copii. Alo, sunteți la telefon, domnule locotenent. Vă anunț că l-am găsit pe unul dintre morții dumneavoastră. Da, știu că nu zai dumneavoastră. E vorba de Joseph. Da, clarinetistul. Ei bine, Joseph Daumale este în Franța, căsătorit, tată de familie, proprietar al unei vile și dirijor. Continuați ancheta. Cum? Ba nu, vă asigur că nu blumesc." Da, știu, evident, e vorba și de bătrânul Angelino. Chiar vreți să... Lewis începuse să vorbească cu atâta însuflețire, încât Maigret nu mai avea curajul să facă efortul necesar ca să-i înțeleagă engleza. Se mulțumea să mormăie cu indiferentă. Da, da, cum doriți. Bună seara, domnule locotenent. Ce am să fac? Depinde de câte ceasul acum în Franța. Ce spuneți? E miezul nopții. E cam târziu. Dacă telefonez de aici la 1 dimineața, acolo va fi atunci 7. Ora la care trebuie să se trezească oamenii când au o vilă în la burboule. În orice caz, e ora la care ești aproape sigur că îi găsești acasă. Până atunci, mă voi duce, pur și simplu, la cinematograf. Trebuie să ruleze o comedie undeva pe Broadway. Vă mărturisesc că nu-mi plac decât comediile. Bună seara, domnule locotenent! Salutări lui Obrien! și se duse să se spele pe mâini, să-și răcorească fața, să se spele pe dinți. Puse picioarele, unul după altul, pe fotoliu, ca să-și șteargă pantofii de praf cu o batistă murdară. Acțiune în urma căreia ar fi trebuit, la el acasă, să suporte o adevărată scenă din partea doamnei Maigret. După care coborâ, bine dispus, cu pipa între dinți și alese cu grijă un mic restaurant. Aproape că se respectă de unul singur. Comandă felurile de mâncare preferate, un vin vechi de burgogne și un rachiu trăsnet, ezită o clipă dacă să aleagă o țigară de foi sau pipa, optă pentru pipă, iar după toate acestea se pomeni din nou conjurat de pazderia de lumini de pe Broadway. Noroc că nu-l știa nimeni, căci prestigiul său probabil că ar fi scăzut în ochii americanilor. Adus puțin de spate, cu mâinile în buzunare, părea un burghez cum se cade care, nițel burăchească, se oprește să admire vitrinele, își acordă din când în când plăcerea de a urmări cu privirea o femeie drăguță și ezită în fața afișelor cinematografelor. Undeva rula un film cu Stan și Bran, iar mai gret, mulțumit, Cumpără un bilet de la ghișeu și o urmă pe plasatoare în întunericul sălii. După un sfert de oră, râdea în hohote, din toată inima și atât de zgomotos, încât vecinii să își făceau semn cu cotul. Totuși, o mică decepție. Plasatoarea a venit să-l roage să stingă pipa, pe care o puse cu regret în buzunar. Capitolul 9 Când ieși de la cinematograf, pe la 11 și jumătate, era calm, se mișca puțin cam greoi, dar nici pe departe rigid și fără nervozitate, ceea ce îi aminti de multe alte anchete când, la un moment dat, avusese aceeași impresie de forță sigură de sine, simțind doar un mic nod în gât, în definitiv, din cauza tracului. Astfel că, preț de câteva clipe, aproape uită că se afla pe Broadway, și nu pe bulevardul italienilor, și se întrebă pe ce stradă să o ia ca să ajungă pe coai de sorfevres. Începu cu un pahar de bere, băut la teșgheaua unui local, nu pentru că ei ar fi fost sete, ci dintr-un fel de superstiție, pentru că totdeauna bău se bere în momentul începerii unui interogatoriu dificil, ba chiar și în timpul interogatoriilor. Își amintea de halbele de bere aduse de Joseph, chelnerul de la Braseria Daufine, în biroul său de la Coai, pentru el, iar adesea și pentru amărâtul care, palid la față, stătea pe scaunul din fața lui și aștepta întrebările, aproape sigur că va ieși din birou cu cătușele la mâini. De ce se gândea în seara aceea la cel mai lung, la cel mai greu dintre toate aceste interogatori, devenit aproape clasic în analele poliției judiciare? cel al lui Mestorino, care durase nici mai mult, nici mai puțin decât 26 de ore. La sfârșit, biroul era plin de fum de pipă, atmosfera devenise irespirabilă, peste tot erau scrumiere, pahare goale, rămășițe de sandvișuri, iar cei doi bărbați își scoseseră cravata și haina, fețele lor erau la fel de marcate de efort, astfel încât unei persoane neavizate i ar fi fost greu să spună care dintre cei doi era asasinul. Intră într-o cabină telefonică, puțin înainte de miezul nopții, formă numărul de la Saint Regis și ceru apartamentul lui Little John. Recunosc cu imediat vocea lui Mac Gill la capătul celălalt al firului. Alo, aici, Maigret, aș vrea să vorbesc cu domnul Maura. Oare vocea lui avea un accent din care se putea înțelege că manevrele nu și mai aveau rostul? Secretarul răspunse simplu, fără ocolișuri, cu o sinceritate evidentă, că Little John se afla la o serată, la Waldorf, și că nu credea că se va întoarce mai devreme de două dimineața. Vreți să-i telefonați sau, și mai bine, să vă duceți după el? Răspunse mai gret, Nu sunt singur. Sunt cu o prietenă în apartament și... Atunci, trimiteți-o acasă și faceți ce v-am spus. Este neapărat necesar, înțelegeți, este indispensabil, dacă preferați, să vă aflați împreună cu Little John în camera mea de la Berwick la 1 fără 10 cel târziu. Cel târziu, insist, nu, întâlnirea nu poate fi fixată în altă parte. Dacă Little John ezită, spuneți că vreau să asiste la o conversație cu cineva pe care l-a cunoscut pe vremuri. Nu, regret, acum nu pot să mai adaug nimic. 1 fără 10. Ceruse legătura cu la burbăule pentru ora 1 și mai avea destul timp până atunci. Cu pipa între dinți, se îndreptă, cu același mers liniștit, spre Don bar, unde era multă lume, dar, spre marea sa dezamăgire, nu-l zări și pe Parson. Bău totuși încă un pahar de bere și atunci observă că exista un fel de salon aș retras la capătul celălalt al sălii. Se îndreptă spre el. Într-un colț stăteau doi îndrăgostiți. În celălalt, pe bancheta acoperită cu piele neagră, jurnalistul zăcea pe jumătate culcat, cu picioarele depărtate, privind în gol, cu un pahar răsturnat în față îl recunoscu totuși pe comisar, dar nu-și dă la să se miște. Mai ești în stare să mă înțelegi, Parson. Mormăi acesta, oprindu se în fața lui, cu un sentiment de milă amestecată cu dispreț. Celălalt băibui, făcând o mișcare vagă. How do you do? Azi după amiază spuneai că ai vrea să-mi iei un interviu senzațional. Adevărat, ei bine, dacă ai curajul să mă urmezi, cred că vei avea material pentru cel mai frumos articol din cariera ta. Unde vreți să mă duceți? Vorbea cu greutate, de parcă ar fi avut prune în gură. Totuși, deși era beat, simțeai că își păstrase un dram de luciditate. Ochii lui exprimau neîncredere, poate chiar teamă. Dar vanitatea era mai puternică decât teama. Gradul 3 Întrebă el, strâmbându-și bura disprețuitor, făcând aluzie la interogatoriile dure ale poliției americane. Nici măcar n-am te interoghez. Nu mai e necesar. Par să încercă să se ridice și căzu de două ori la loc pe bantetă până să reușească. O clipă, zise Maigret. În acest moment, ai vreun prieten în bar. Mă refer la cei la care te gândești și tu pentru tine întreb asta. Dacă sunt, poate că ar fi mai bine pentru tine să iei primul și să te aștept în taxi, la 100 de metri de aici, pe stânga. Jurnalistul încerca să înțeleagă, dar nu reușea, era dominat de dorința de a nu lăsa impresia că îl părăsește curajul. Aruncă o privire în sală, cu umărul sprijinit de tocul și ca să nu cadă. Mergeți, vă urmez! și mai gret nu încercă să afle care dintre consumatori făcea parte din bandă. Asta nu-l privea pe el. Era treaba locotenentului Lewis. Afară, opri un taxi, îi ceru să aștepte lângă trotuar la locul stabilit și se așeză în spate. După cinci minute, Parson, care nu se clătina prea tare, dar era obligat să privească fix în față ca să meargă drept, deschidea portiera taxiului. O plimbare la țară, zise el, tot ironic. Aluzie, de data aceasta, la mică plimbare cu mașina pe care unii uciga și o oferă victimei, ca să se debaraseze de ea într-un loc pustiu. La Berwick, îi spuse mai gret șoferului. Era la doi pași de acolo. Comisarul își susținu invitatul de braț până la ascensor. Iar ochii obosiți ai jurnalistului exprimau și acum un amestec de panică și de vanitate. Locotenentul lui și el sus. Nu, nimeni de la poliție. Aprinse toate lămpile din cameră. Apoi, după ce l așeză pe parsăn într-un colț, cerul la telefon service-ul și comandă o sticlă de whisky, pahare, sifon și patru sticle de bere. Când să închidă, se răzgândi și zise. Aduceți și câteva sandvișuri cu șuncă. Nu pentru că îi era foame, ci pentru că așa obișnuia să facă la coai de sorfevres și pentru că devenise un fel de rit. Parson stătea tolănit ca la donchi bar și, din când în când, închidea ochii, adormea, trezindu se apoi cu o tresărire la cel mai mic zgomot. 12 și jumătate. Unu fără un sfert. Sticlele, paharele și tava cu senvișurile fusese rânduite pe camin. Pot să beau? Sigur că da. Nu te mișca. Te servesc eu. În starea în care se afla, nu mai conta dacă era mai mult sau mai puțin beat. Mai gret îi turnă whisky cu sifon, iar jurnalistul luă paharul din mâna lui cu o mirare pe care nu reuși să și o ascundă. Sunteți un tip ciudat. La naiba dacă ghicesc ce vreți să faceți cu mine. Absolut nimic. Sună telefonul. Little John și Mac Gil așteptau jos. Rugați-i pe domni să urce. Și se duse să-i întâmpine la ușă. Îi văzu apropiindu se de la capătul culorului. Little John era în costum, mai slab și mai nervos ca niciodată, iar secretarul său purta un smoking și avea pe buze un zâmbet abia schițat. Intrați, vă rog. Îmi cer scuze că v-am deranjat, dar cred că era indispensabil. Mac Gill observă primul pe jurnalistul tolănit în fotoliu și comisarul îl văzu tresărind. Nu-i dați atenție lui Parson, zise el. Am ținut să fie de față din anumite motive pe care le veți înțelege puțin mai târziu. Luați loc, domnilor, vă sfătuiesc să vă scoateți par de siele, căci va dura destul de mult. Pot să vă întreb, domnule comisar? Nu, domnule Maura. Nu încă. Forța calmă pe care o degaja era atât de impresionată, încât cei doi nu protestară. Maigret se așezase în fața mesei pe care pusese telefonul și ceasul. Vă mai cer câteva minute de răbdare. Evident, puteți fuma. Îmi cer scuze că nu am țigări de foi să vă ofer. Maigret nu era deloc ironic și, pe măsură ce se apropia ora, tracul punea stăpânire pe el, astfel că trăgea din pipă din ce în ce mai repede. Camera, în ciuda lămpilor aprinse, era destul de întunecoasă, ca în toate hotelurile de categoria a treia. Din încăperea vecină, putea fi auzit un cuplu care se pregătea de culcare. În sfârșit, se auzi soneria telefonului. Alo! Da, mai gret. Alo, da, am cerut la burboule. Cum? Aștept la telefon. Se întoarse spre Maura, cu receptorul la ureche. Îmi pare rău că telefoanele voastre americane nu au două receptoare, cum au cele de la noi, pentru că aș fi vrut să puteți auzi întreaga convorbire. Promit să vă repet textul al frazele interesante. Alo, da, cum? Nu răspunde. Insistați, domnișoară. Poate că toată lumea de la vilă încă mai doarme. Era emoționat, fără motiv, auzind-o pe domnișoara de la telefoane din la Burboule, care era și ea foarte tulburată că cineva sună de la New York. Acolo era șapte dimineața. Oare era soare. Mai gret își amintea de oficiul poștal, aflat în fața clădirii băilor, pe malul torentului. Alo, Cine e la telefon? Alo, doamnă. Îmi cer scuze că v-am trezit. Vă treziseți deja. Fiți, vă rog, amabilă și chemați-l la telefon pe soțul dumneavoastră. Îmi pare rău, dar telefonez de la New York și mi greu să sunt peste o jumătate de oră. Treziți-l. Da, evită, parcă din cochetărie să se uite la cei trei bărbați adunați în camera lui ca să asiste la acest interogatoriu neobinuit. Alo, domnul Joseph Daumale, Little John nu se putu abține să nu-și schimbe poziția picioarelor, fără să dea totuși alte semne de emoție. Aici, mai gret. Da, Maigret de la poliția judiciară, exact. Vreau însă să vă spun că am părăsit poliția și că vă telefonez în numele meu personal. Cum? Stați puțin. Spuneți-mi mai întâi unde aveți telefonul în casă. În birou. La primul etaj. Încă o întrebare. Puteți fi auzit de jos sau din dormitoare? Exact. Închideți ușa. Și, dacă încă n-ați făcut-o, îmbrăcați un halat de casă. Ar fi putut să pună prin soare că biroul dirijorului era în stil renesans? cu mobile vechi și bine lustruite, și că pereții erau împodobiți cu fotografii reprezentând diferitele orchestre dirijate de Joseph Daumale în micile cazinouri din Franța. Alo, stați să-i mai spun ceva domnișoarei care e branșată pe linie și ne ascultă. Ați fi foarte amabilă dacă ați scoate fișa, domnișoară, și dacă ați avea grijă să nu fim întrerupți. Alo, foarte bine, sunteți acolo, domnule Daumale. Oare acum purta barbă, mustață? O mustață, aproape sigur. Probabil că rundă. Și ochelari cu lentile groase. Avusese timp să-și pună ochelarii când se dăduse jos din pat. Vă voi pune o întrebare care vi se va părea pe cât de ciudată, pe atât de indiscretă, și vă cer să reflectați înainte de a răspunde. Știu că sunteți un om sobru, conștient de responsabilitățile sale de tată de familie. Cum? Sunteți un om cinstit. Se întoarse spre Little John și repetă, fără ironie. Spune că e un om cinstit. Și continuă. Nu mă îndoiesc de asta, domnule Daumale. Fiind vorba de lucruri foarte grave, sunt convins că îmi veți răspunde cu toată sinceritatea. Când ați fost beat ultima dată? Da, Ați auzit bine. Am spus beat. Beat dea binelea, înțelegeți. Destul de beat ca să vă pierdeți controlul. Urmă un moment de tăcere. Iar mai gret și l-imagina pe Joseph cel de altă dată, cel pe care și l-modelase în minte după amintirile depănate de prezicătoare. Probabil că acum era destul de gras. Poate că fusese și decorat. Oare soția lui nu trăgea cu urechea de pe palier? Ar trebui să vedeți dacă nu e cineva în spatele ușii. Ce spuneți? Da, aștept. Auzi pași, zgomotul ușii deschise și apoi închise. Așa, în iulie trecut. Cum? Nu vi s-a întâmplat mai mult de trei ori în viață? Vă felicit! În cameră se auzi un zgomot, în zona căminului. Parson se ridicase și își turna whisky cu o mână tremurătoare lovind gâtul sticlei de pahar. Vă rog să-mi dați câteva detalii. Așadar, în iulie, la la burboule. La casino, da, bănuiam. Din întâmplare, evident, stați puțin. Să vă ajut. Vă aflați, nu-i așa, în compania unui american. Un anume Parson. Nu vă amintiți numele. Are mai puțină importanță. Un băiat slab, nu prea îngrijit, cu părul cânepiu și dinții galbeni. Da, de altfel, se află aici, lângă mine. Cum, liniștiți-vă, vă rog, pot să vă asigur că nu veți avea nicio neplăcere. Era la bar, nu, scuzați-mă dacă repet răspunsurile dumneavoastră, dar în jurul meu se află unele persoane interesate de ceea ce veți spune. Nu, nu e vorba de poliția americană nu vă fie teamă în ceea ce privește liniștea căsniciei și situația dumneavoastră. Mai gret, a cărui voce devenise disprețuitoare, îi aruncă o privire aproape complice lui Little John, care asculta, cu fruntea în mâini, în timp ce Mac Gill se juca nervos cu taba sa din aur. Nu știți cum s-a întâmplat. Nu știm niciodată cum se întâmplă astfel de lucruri. Da, bei un păhărel, 2. Nu mai bău serăți whisky de ani de zile. Evident, și vă făcea plăcere să vorbiți despre New York. Alo! Spuneți-mi, la dumneavoastră e soare. Era ridicol, dar încă de la începutul convorbirii vrusese să pună această întrebare. Parcă simțea nevoia să-și vadă personajul în cadrul, în atmosfera lui. Da, înțeleg. Primăvara vine mai repede în Franța decât aici. Ați vorbit mult despre New York și despre vremurile dumneavoastră de început? Nu-i așa. J&J. N-are importanță cum am aflat. Și l-ați întrebat dacă îl cunoaște pe un anume Little John. Erați foarte beat. Da, perfect. Știu că el vă forța să beți. Bețivilor nu le place să bea singuri. I-ați spus că Little John... Ba da, domnule Daumale, vă rog, cum, nu vedeți cum aș putea să vă forțez să răspundeți? Să spunem, de exemplu, că mâine sau poi mâine veți primi vizita unui comisar de la Brigada Mobilă, cu o comisie rogatorie în toată regula. Puțin curaj, vă rog, ați făcut mult rău, fără să vreți, e posibil, dar ați făcut totuși rău. Ridică tonul, furios, și îi făcea semn lui Mac Gil să-i toarne bere într-un pahar. Să nu-mi spuneți că nu vă amintiți. Din nefericire, Parsons și-a amintit de tot ce i-ați spus. Jesse, cum? Casa de pe strada 169. Apropo de asta, trebuie să vă anunț o veste proastă. Angelino a murit. A fost asasinat și dumneavoastră, în definitiv, sunteți vinovat de moartea lui. Vă rog să nu vă sniorcăiți. Așa, stați jos, dacă vi s-au înmuiat picioarele. Am timp berechet. Serviciile telefonice sunt anunțate și nu ne vor întrerupe. Despre cine va plăti convorbirea vom vorbi mai târziu. Fiți liniștit, nu dumneavoastră. Cum? Așa, povestiți tot ce doriți, vă ascult. Trebuie să știți însă că am aflat multe lucruri și că e inutil să mințiți. Sunteți un biet om, domnule Daumale. Un om cinstit, știu, mi ați mai spus asta. Trei bărbați stăteau tăcuți într-o cameră de hotel prost luminată. Parson se trântise iar în fotoliu și zăcea acolo, cu ochii pe jumătate închiși, cu gura între deschisă, în timp ce Little John își rezemă fruntea într-o mână albă și fină, iar Mac Gill își turnă un pahar de whisky petele albe ale celor două plastroane și ale manșetelor, negrul costumului și smokingului și acea voce, singura, care răsuna în încăpere, când greoaie și disprețuitoare, când cu vibrații de mânie. Vorbiți, o iubeați, firește, fără speranță, bineînțeles. Vă spun că înțeleg și, dacă vreți neapărat, chiar vă cred. Cel mai bun prieten v-ați fi dat viața pentru el. Cât dispreț exprimau buzele lui rostind aceste cuvinte. Toți oamenii slabi spun așa, dar asta nu împiedică să se revolte. Știu, știu, nu v-ați revoltat, doar ați profitat de ocazie, nu. Nu, nu ea e de vină. Vă rog, o mai și murdăriți acum. Era o fetiță, iar dumneavoastră, un bărbat. Da, la moartea tatălui lui Maura. Știu asta. Și el a plecat, v-ați întors amândoi în casa de pe strada 169. Foarte nefericită, bănuiesc, că nu se va mai întoarce. Cine i-a spus asta? Nici vorbă, dumneavoastră i-ați băgat asta în cap. E suficient să vezi fotografia dumneavoastră din perioada aceea. Am văzut-o, bineînțeles. Nu mai aveți. O să vă trimit un exemplar. Sărăcie. N-a lăsat nici un ban. Cum ar fi putut să vă lase, când nici el nu avea mai mulți? Sigur, nu puteați face numărul de unul singur. Dar puteți să cântați la clarinet în cafenele, în cinematografe și, la nevoie, pe stradă. Ați făcut-o. Vă felicit. Păcat că ați mai făcut și altceva. Iubirea, înțeleg foarte bine. Nu mai că știați că mai era o iubire, că mai erau două iubiri, cea a lui Jesse și cea a prietenului dumneavoastră. Și ce dacă? Scurtați, domnule Daumale, acum faceți literatură de doi bani. Aproape zece luni, știu. Nu era el de vină dacă tatăl său, despre care îi se spusese că e aproape mort, se cramponă de viață. Nici dacă a avut greutăți apoi în aranjarea afacerilor. Și, în tot acest timp, dumneavoastră i-ați ținut locul. Și, când a venit copilul pe lume, va fost atât de frică, deoarece John anunța că se va întoarce curând, încât l-ați dus la casa de copii. Ce jurați? Cum? Vreți să vă duceți să vedeți dacă nu e cumva cineva la ușă? Vă rog, și profitați de ocazie ca să beți un pahar de apă, fiindcă mi se pare că aveți nevoie. Maigret interoga pentru prima dată în viața lui un om aflat la o distanță de 5000 de kilometri, fără să-și vadă interlocutorul. Pe frunte îi apăruseră picături de sudoare. Golise deja două sticle de bere. Alo, nu dumneata, știu. Nu-mi mai repeta că nu ai nicio vină îi luase și locul și el s-a întors. Și, în loc să-i mărturisești adevărul și să o păstrezi pe femeia pe care pretinzi că ai iubit-o, i-ai înapoiat-o în mod laș, în mod josnic. Ba da, Joseph, ai fost un laș josnic, un profitor necinstit lipsit de curaj. Și n-ai îndrăznit să-i spui că se născuse un copil. Ce zici? Că n-ar fi crezut că acel copil era al lui. Stai puțin să repet ce ai spus. John n-ar fi crezut că era copilul lui. Așadar, știai că nu era al tău. Da, altfel nu l-ai fi dus la casa de copii. Și îmi spui toate astea foarte liniștit. Îți interzic să închizi, auzi? Altfel, până diseară pun să fii arestat. Bun. Poate că ai devenit un om cinstit sau ceva care seamănă pe din afară cu un om cinstit dar pe vremea aceea erai o mică secătură. Și ați continuat să trăiți toți trei pe același palier. John își reluă locul pe care îl ocupase și în absența lui. Vorbește mai tare. Nu vreau să pierd niciun cuvânt. John nu mai era același. Ce vrei să spui? Era neliniștit, nervos, bănuitor. Recunoaște că avea și de ce. Și Jessie voia să-i mărturisească totul. Ar fi fost mai bine pentru ea, nu-i așa?" Sigur că nu, evident, nu puteai să prevezi. Ai împiedicat-o să vorbească." Iar John se întreba ce anume era dubios în jurul lui. Ce? Jesse plângea din temirice? Îmi place expresia. Ai niște expresii nemaipomenite." Plângea din temiri ce? Și el cum a aflat? Little John făcu o mișcare ca și cum ar fi vrut să vorbească? Dar comisarul îi adresă un semn cu mâna ca să-i impună tăcerea. Lăsați-l să vorbească. Nu, nu cu dumneata vorbeam. Veți afla puțin mai târziu. A găsit o factură de a moașei. Adevărat, nu te poți gândi la toate. N-a crezut că era al lui. Punte în locul lui, mai ales la casa de copii. Unde era în timpul acestei scene? Ba da, pentru că ai auzit totul. Da, în spatele ușii dintre cele două camere. Pentru că între cele două camere exista o ușă. Și, de fapt, cât timp? Trei săptămâni. Timp de aproape trei săptămâni după întoarcerea lui, ai dormit în acea cameră, alături de cea în care John și Jesse, Jesse care fusese ata timp de câteva luni. Termină repede, te rog! Sunt sigur că nu arăți deloc bine în acest moment domnule Daumale. Nu-mi pare rău că te interoghez prin telefon, căci cred că mi-ar fi tare greu să nu-ți trag un pumn în mutră. Taci, răspunde doar la întrebări. Erai în spatele ușii. Da, 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 continuă. Se uita fix la fata de masă din fata lui și, acum, evita să repete cuvintele pe care le auzea. Avea maxilarele atât de încleștate, Încât la un moment dat, pipa i se rupse între dinți. Și apoi, grăbește, ce naiba! Cum? Și n-ai intervenit mai din vreme? Da, în stare de orice. Punte în locul lui! Mai bine nu, că n-ai să reușești! Pe scară, Angelino care aducea un costum. A văzut totul. Da, ba nu, iar minți, n-ai încercat să intri în cameră, ai încercat să fugi. Numai că, ușa fiind deschisă. Exact, te-a văzut. Îmi închipui că era prea târziu. Te cred fără ezitare. Sunt convins că nu i-ai povestit asta lui Parson. Pentru că ai fi putut fi acuzat de complicitate? Nu. Și încă mai poți fi. Nu, nu există prescripție, te înșeli. Văd prea bine cufărul de răchită. Și restul. Mulțumesc! Nu e nevoie să știu mai mult. După cum ți-am spus la început, Parsons se află aici. Da, e beat, ca de obicei. Little John e și el aici. Nu vrei să vorbești cu el. Nu pot să te forțez, evident. Nici cu Mac Gill, pe care l-a expediat atât de frumos la casa de copii. Perfect, e și el în camera mea. asta e tot. Cred că ți-a ajuns la nas mirosul cafelei pregătite de doamna Daumale. Vei putea să închizi, să răsufli ușurat și să cobori să-ți iei liniștit micul dejun în sânul familiei. Pun prin că ghicesc cum vei explica această convorbire telefonică. Un impresar american care a auzit de talentele dumitale de dirijor și care. Adio, Joseph Daumale cu speranța că n-am să te întâlnesc niciodată, se cătură. Apoi mai gret închise și rămase un moment nemișcat, de parcă și ar fi epuizat întreaga energie. Nimeni nu mișca în jurul lui. Se ridică greoi, luă de jos pipa ruptă și o puse pe masă. Întâmplarea făcuse să fie chiar pipa cumpărată a doua zi după ce sosise la New York se duse să ia altă pipă din buzunarul pardesiului, o îndesă cu tutun, o aprinse și își umplu un pahar mare, dar nu cu bere, care acum îi se părea fără gust, ci cu whisky curat. Asta a fost, zise el, oftând. Little John nu se mișcase din loc. Mai gret îi umplu un pahar și îl așeza aproape de el. Abia după ce Maura bău și își îndreptă cât de cât spatele, Comisarul vorbi cu vocea lui normală, care acum parcă răsuna ciudat. Poate că am face bine să terminăm mai întâi cu dumnealui, zise el arătând spre Parsons, care își ștergea fruntea, tolănit în fotoliu. Alt om slab, alt laș, dar din specia cea mai rea, din specia agresivă. De fapt, oare mai gret nu o considera preferabilă lașități prudente și burgheze a unuia ca daumale? Povestea lui era ușor de reconstituit. Cunoștea, de la Don Chibar sau din altă parte, un anumit număr de gangsteri capabili să folosească informațiile aflate întâmplător în cursul călătoriei sale în Europa. Cât ai primit? îl întrebă domnul Maigret. Ce vă interesează? Puteți să vă bucurați că am fost tras pe sfoară. Câteva sute de dolari. Cel mult, atunci comisarul scoase cecul din buzunar, cecul de 2000 de dolari înmânat de Mac Gill din partea lui Little John. Luă un stilou de pe masă și îl completă cu numele lui Parson. Asta îți va fi de ajuns ca să dispari cât încă mai e timp. Aveam nevoie să fii aici pentru cazul în care Daumale ar fi refuzat să vorbească sau dacă m-aș fi înșelat. N-ar fi trebuit să-mi vorbești despre călătoria ta în Franța aș fi descoperit totuși, până la urmă, poate mult mai târziu, pentru că știam că îl cunoști pe Mac Gil și că, pe de altă parte, îi frecventezi pe cei care l-au ucis pe Angelino. Vezi bine că nu-ți cer nici măcar să-mi spui numele lor. Jos le cunoaște la fel de bine ca și mine. Adevărat, dar asta nu mă privește. Încerc, nu știu de ce, poate din milă, să te feresc să ajungi în fața tribunalului. M-aș împușca mai înainte. De ce? Din cauza unei anumite persoane. Poate că povestea asta semăna foarte mult cu un roman popular și totuși, mai gret ar fi pus prin soare că făcea aluzie la mama lui. Nu cred că ar fi prudent să ieși din hotel astăzi. Prietenii tăi își imaginează mai mult ca sigur că ai spus totul, și lucrul ăsta nu e văzut cu ochii buni în mediul vostru. Voi telefona să ți se dea o cameră aproape de a mea. Nu mi-i frică. Aș prefera să nu ți se întâmple nimic în noaptea asta. Par să dădu din umeri și bă o gură de whisky direct din sticlă. Nu vă faceți griji pentru mine. Luă cecul și se îndreptă, clătinându s spre ușă. Salut, jos, zise el, întorcând capul. Și, cu o ultimă zvâcnire de ironie. Bye bye, Mister Megret. Presentiment, comisarul vrut să-l cheme înapoi, să-l forceze să se culce la hotel, să-l închidă, la nevoie, într-o cameră. Dar renunță. Nu se putu abține totuși să nu meargă până la fereastră și să ridice perdeaua cu un gest care nu era familiar, un gest caracteristic lui Little John. După câteva minute, răsunară tunături înfundate, cu siguranță o rafală de pistol mitralieră. Nu cred că e nevoie să coborâm. Probabil că l-au lichidat. Capitolul 10. Au mai rămas încă o oră în cameră. Încăperea se umbălea treptat, că biroul de pe coai de sorfevres, de fum de pipă și de țigară. Îmi cer scuze, începuse Little John, pentru felul în care eu și fiul meu am încercat să vă îndepărtăm. Era ostenit, dar se simțea la el o mare relaxare, o ușurare infinită, aproape fizică. Era pentru prima oară când gret nu-l vedea încordat, închis în el, reținându-și cu o energie dureroasă dorința de a izbucni. De șase luni le țin piept sau, mai curând, cedez doar puțin câte puțin. Sunt patru, dintre care doi sicilieni. Această parte a cazului nu mă privește, spuse Maigret. Știu, ieri, când ați venit la hotel, eram gata să vă spun totul, dar nu m-a lăsat jos. Pe fața lui apără o expresie severă, ochii îi deveniră mai inumani ca niciodată, dar acum Maigret știa ce durere însemna acea răceală teribilă. Vă întipuiți, rosti el cu glas scăzut, ce înseamnă să ai un fiu pe a cărui mama ai ucis-o și încă o mai iubești. Mac Gil se așezase discret în fotoliul din colț, cel în care stătuse Parsons, cât mai departe de cei doi. N-am să vă vorbesc despre ce s-a petrecut de mult. Nu caut scuze. Nu vreau. Înțelegeți. Nu sunt Joseph Daumale. Pe el ar fi trebuit să-l ucid. Aș vrea totuși să știți. Știu că am iubit, că încă mai iubesc cum nu cred că un om a iubit vreodată. În fața prăbușirii totale, nu, nu e cazul. Și mai gret repetă cu gravitate. Nu e cazul. Cred că am plătit mai scump decât m-ar fi obligat să plătesc justiția făcută de oameni. Adineau l-ați împiedicat pe daumale să meargă până la capăt. Cred, domnule comisar, că aveți încredere în ceea ce vă spun mai gret în cuvință lăsând de două ori capul în jos. Voiam să dispar odată cu ea. Apoi am luat hotărârea să-mi recunosc fapta. El m-a împiedicat, de teamă să nu fie implicat în povestea asta urâtă. Am înțeles. El a adus cufărul de răchită din camera lui. Spunea să-l aruncăm în fluviu. N-am putut. Există un lucru pe care ar fi fost imposibil să-l ghiciți. Angelino venise, văzuse, știa. Ar fi putut să mă denunțe. Joseph zicea să plecăm imediat. Ei bine, timp de două zile. Da, ați ținut-o acolo. Și Angelino n-a vorbit. Și Joseph aproape că își pierdea mințile de furie. Iar eu eram în așa hal încât îi suportam prezența, încât i-am dat și ultimul ban ca să facă ce trebuia făcut. A cumpărat o camionetă de ocazie. n am prefăcut că ne mutăm și am încărcat tot ce aveam. Ne-am dus la țară, la 50 de mile de aici, și eu, într-o pădure de lângă râu. Taci, tată, îl imploră vocea lui Mac Jill. Asta e tot, am spus că am plătit, am plătit în toate felurile. Chiar și prin îndoială. Și asta a fost cel mai cumplit. Pentru că, luni de zile, am continuat să mă îndoiesc, să-mi spun că poate copilul nu era al meu, că poate Jesse mă mințise. L-am încredințat unei femei de treabă pe care o cunoșteam și nu voiam să-l văd. Nici mai târziu nu mi recunoșteam dreptul de a-l vedea. N-ai dreptul să vezi fiul. Puteam oare să vă spun toate astea când Jean v-a adus la New York. Și el e fiul meu, dar nu-i fiul lui Jesse. Vă mărturisesc, domnule comisar, și jos știe bine asta: că după câțiva ani am sperat să redevin un om ca toți ceilalți, nu un fel de automat. M-am căsătorit, nu din dragoste, așa cum e o doctorie. Am avut un copil, și n-am putut niciodată să trăiesc cu mama lui. Ea încă mai trăiește, ea a cerut divorțul, e undeva în America de Sud, unde și-a refăcut viața. Știți că jos a dispărut pe când avea vreo 20 de ani. Frecvența, la Montreal, un mediu destul de asemănător, păstrând proporțiile, cu cel în care l-ați întâlnit pe Parson. Bătrâna Mac Gil a murit. Am pierdut urma lui jos și nu bănuiam că trăia la câteva sute de metri de mine, pe Broadway, printre oamenii pe care îi cunoașteți. Celălalt fiu al meu, Jean, mi-a mărturisit că v-a arătat scrisorile pe care îi le trimiteam și că probabil ați fost surprins. Înțelegeți că mă gândeam doar la celălalt, la fiul lui Jesse. Mă străduiam să-l iubesc pe Jean. O făceam cu un fel de furie. Voiam cu orice preț să-i dăruiesc o afecțiune pe care, în sufletul meu, o hărăzeam celuilalt. Și într-o zi, în urmă cu vreo șase luni și a făcut apariția acest copil. Cu câtă tandrețe pronunțase cuvântul, copil. Câtă tandrețe în gestul cu care arătase spre jos MacGill. Aflase adevărul de la Parsons și de la amicii săi. Îmi amintesc de primele lui cuvinte când ne-am aflat față în față, Domnule, sunteți tatăl meu. MacGill îl imploră, taci, tată, tac spun doar esențialul. De atunci, trăim împreună, lucrăm împreună să salvăm ce se mai poate salva, și astfel se explică mișcările de fonduri despre care va vorbit domnul Dhokelus. Simțeam că într-o bună zi se va produce o catastrofă inevitabilă. Dușmanii noștri, care fuseseră prietenii lui jos, nu se jenau și, când ați sosit, unul dintre ei, Bill, a pus la cale tot circul ca să vă deruteze. Ați crezut că Bill asculta de ordinele noastre, dar, de fapt, el ne dădea ordine nouă. Au încercat zadarnic să vă facă să plecați. L-au ucis pe Angelino din cauza dumneavoastră, pentru că simțeau că sunteți pe drumul cel bun și nu voiau să fie văduviți de cea mai bună afacere a lor. Eu însemn 3 milioane de dolari, domnule Maigret. În șase luni, le-am dat aproape o jumătate de milion, dar ei vor toți banii. Cum să explic toate astea poliției oficiale? De ce se gândi mai gret, exact în clipa aceea, la clownul cel trist? Dexter, mult mai curând decât Maura, căpăta deodată aspect de simbol, el și, în mod paradoxal, Parson, care fusese împușcat în stradă în momentul când, în sfârșit, câștigase aproape cinstit 2000 de dolari. Pentru comisar, Ronald Dexter simboliza ghinionul și toată nefericirea ce poate să apese pe umerii unui om. Dexter care, trădând, câștigase și el o mică avere, 500 de dolari și venise să-i pună pe acea masă unde sticlele de bere și paharele de whisky stăteau acum alături de sandvișurile de care nu se atingea nimeni. Ați putea pleca în străinătate. Sugeră mai gret, fără convingere. Nu, domnule comisar. Unul ca Joseph ar face așa, eu nu. Am luptat singur timp de aproape 30 de ani. Împotriva celui mai rău dușman al meu, eu însumi și durerea mea. De 100 de ori am dorit ca totul să ieșueze. Înțelegeți. Chiar am dorit în mod sincer să dau socoteală. La ce ar folosi asta? Și Little John dă un răspuns care exprima cu adevărat ce gândea în adâncul său, acum când își lăsase nervii să se relaxeze. La odihnă mea, alo, domnul locotenent Lewis, mai gret, singur în camera sa, la 5 dimineața, îl sunase pe polițist acasă. Aveți noutăți, îl întrebă celălalt. Azi noaptea a avut loc o crimă în apropierea hotelului unde stați, în plină stradă, și mă întreb dacă nu cumva. Parson, ați aflat. Știți, asta are atât de puțină importanță. Ce spuneți? Că asta are puțină importanță. Tot ar fi murit peste 2-3 ani de o ciroză la ficat și ar fi suferit mai mult. Nu înțeleg. Nu-i nimic. V-am sunat, domnule locotenent, pentru că, se pare, mâine dimineață pleacă un vas englezesc spre Europa și am intenția să mă îmbarc la bordul lui. Știți că n-am găsit nici un act de deces cu numele acelei tinere persoane. Nici nu veți găsi. Poftim, nimic. În definitiv, a fost comisă doar o crimă, pardon, au fost două, cu cea de azi noapte. Angelino și Parson în Franța, le spunem drame din lumea interlopă. Care lume? A unora cărora nu le pasă de viața oamenilor. Nu înțeleg. N-are importanță. Voiam să-mi iau rămas bun, domnule locotenent, pentru că mă întorc la casa mea din Meungserloar, unde voi fi totdeauna bucuros să vă primesc, dacă veți vizita bătrâna noastră țară. Renunțați! Da, descurajat! Nu! N-aș vrea să vă ofensez. Nici vorbă. Dar vom pune mâna pe ei. Sunt sigur. De altfel, era adevărat, deoarece trei zile mai târziu, pe vas, mai gret afla de la radio că patru gangsteri periculoși, dintre care doi sicilieni, fusese arestați de poliție pentru uciderea lui Angelino și a lui Parson și că avocatul lor nega evidența. În momentul plecării pachebotului, pe chei se aflau câteva persoane care se prefăceau că nu se cunosc, dar priveau toate în direcție lui Maigret. Little John, în costum albastru și pardesiu negru. Mac Gill, fumând nervos țigări cu capăt de plută. Un personaj lugubru, care încerca să se strecoare și pe care Stewart îl tratau cu un dispreț suveran, Ronald Dexter. Mai era acolo și un roșcovan cu mutră de oaie, care stătuse la bord până în ultimul moment și față de care poliția se purtase cu multă considerație. Era capitanul O'Brien care, în fața ultimului drink servit la barul navei, îl întreba. În concluzie, renunți, expresia de pe fața lui era cât se poate de nevinovată, iar mai greț se strădui să limite cât mai bine în timp ce îi răspundea. Chiar așa, capitane, renunți tocmai acum când, tocmai acum când ar putea fi făcuți să vorbească niște oameni care n-au nimic interesant de spus, dar când în Valea Loarei a sosit timpul răsădirii pepenilor. Timpul răsădiri pepenilor. După cum vezi, am devenit grădinar. Mulțumit. Nu. Dezamăgit. Nici. Eșec. Habar n-am. În acel moment, asta depindea numai de sicilieni. După arestare, aveau să vorbească sau nu ca să se apere. Au considerat însă că era mai prudent și poate mai profitabil să nu vorbească. Iar doamna mai gret îl întrebă zece zile mai târziu. De fapt, ce te-ai dus să faci în America? Absolut nimic. Nu ți-ai adus nici măcar o pipă, cum ți-am scris. Atunci, reacționă ca Joseph și răspunse în mod laș. Știi, Acolo sunt mult prea scumpe. Și nu sunt nici solide. Ai fi putut totuși să te gândești la mine, să-mi aduci o amintire, ceva. Drept pentru care, își permise să-i trimită o telegramă lui Little John. Rog trimite tonomat. Și cu atâta s-a ales mai gret, plus două-trei monede de bronz și câțiva nickels, din călătoria lui la New York. Sainte Marguerite dulles Mason, Quebec, Canada, 7 martie 1946. Sfârșit!